dacă am nelămuriri acolo, în privința ei și a lui Ionuț, eu cum pot să merg mai... Păi dacă tu îți dorești femeia asta... Da, mă, eu mi-o doresc femeia asta dacă e cazul. Că eu aș vrea ca lucrurile să vină de la sine. Dacă e o anumită chimie, nu o să trag eu de cineva ca să mă placă pe mine mai mult. Păi tu ai simțit. Cineva, știi? Dar nici nu vreau să mă bag eu cu forța undeva. Și am simțit că ai ceva pentru el, știi? Mi s-a luat așa, am dat un pas înapoi, să zic, știi? Cauți pretexte să nu faci cuplu în casa iubirii? Dar stai un pic, suntem aici trei oameni care suntem implicați în subiectul ăsta și omul ăsta îmi dă dreptate mie. Tu cum poți să-mi zici că eu fur curent? Eu așa cred, că dacă îți place mult o persoană, treci peste. Da, mă duc și cu Ionuț, dacă nu le iau și pe... Dar peste că mergem la o cină Chiar dacă a fost o mică tentativă acolo, adică am avut apropiere. Dar mă, eu nu am cum să stau cu o femeie și toată ziua, bună ziua, să mă gândesc, bă, oare se uită la ăla, oare zâmbește la ăla, oare... Dacă am aici clinciul ăsta, ce vrei să fac? Să iau de mână, să stau și cu Ionuț în gând sau ce vrei? Aud numele meu pe acolo. M-am bucurat când Laurențiu a spus că nu s-ar vedea într-o relație cu Lorena. Stați că ați greșit adresa, tot în mâna mea e lesa. Lătrați la partea greșită, stați la voi în pătrățică. Stai că mi-a ieșit triunghi, frate. Pătrățică. Ghearele mele de vulturi, doar vă strâng un pic și scutur. Și cade secunda, doi. Nu mai știu. Mua, mua, mua. Hai. Da, camera s-a auzit? Nu. Că de aici, de jos. Camera? Vezi că... Of, Doamne, ce frumos! Bună dimineața, frumoșilor! Ce bine că ați rămas toți în casă! Bună dimineața, Larisa! Bună dimineața! Găsește-mi loc în inima ta! Ce face favorita mea așa publicului? Mi-a plăcut melodia, Radu! Bună dimineața! Am întrebat același lucru. Deja locul meu este acolo, nu? Îmi place cum ai numit Robert. Ce face favorita mea așa publicului, bine? A, da! Răspunde tot timpul. Și a publicului, Ei te-au votat. Cum te simți? Aveți interese comune? Da. Mă simt foarte bine, chiar îmi doream să ies favorită, sincer. Serios? Mi-era dor, da. Și acum cadru pe Bianca. Dar ești fericită că a fost fără eliminare? Da, da. Ai avut responsabilitatea. Da, chiar am spus-o zilele trecute că mi-aș dori, dacă aș ieși favorită, să fie fără eliminare. Dar dacă ar fi ieșit, dacă ar fi fost cu eliminare, ai fi votat-o pe Rina, da? Pe n-a vrut no. Ea. Oricum avea imunitate. Nu, că avea imunitate. Nu, dacă n-ar fi avut ea. Nu se știe. Nu ai fi votat. Păi clar că da, Laurențiu, clar că da. Ai fi votat de la băieți? Nu, chiar nu-s genul de persoană să mă răzbun așa cu una și cu două. Îți dau mai multe șanse. Dar e momentan cineva din casa băieților. Eu sper să-și dea seama unde o greșit ea și unde o pornit totul. Răutatea o pune din partea ei, nu din partea mea. Și normal, dar cel mai deștept cedează și cere iertare, dacă e cazul.
Deci, tu consideri, uite, de exemplu, tu consideri că ai greșit cu ceva prin ceea ce ai spus Irinei în gală? Întreb. După gala de ieri eu am dormit rău, am fost sensibilă și am plâns foarte mult. Te-ai descărcat? Dar mie nu mi se părea că ești o persoană sensibilă, sincer. Exact asta vreau să zic și eu. Da, nici eu. Nu mă așteptam, sincer, dar... Și deci... Dacă te-ai deci descărcat... Deci să spun, Alex, de azi, eu mă iau în mâini, îmi iau toate puterile și vreau să spun așa. Mihaiel a spus că vrea ca eu să plec de acasă, adică cât mai curând. Din momentul de acum, eu vreau încă și mai mult să fiu în casa aceasta, ca tu să adormi și să te trezești cu gândul la mine. Mai înțeles? Și eu stau aici. Eu adorm cu gândul la Robert. Gata. Și mă trezesc cu gândul la Robert. Eu ți-am spus. Deci asta ar fi pe primul plan. Tu ești la mea cea mai mare aici. Asta ar fi pe primul plan. Tu ești cea mai mare rival la mea. Acum mă supăr, Mihaela. Nu m-ai inclus. Nu fă din ambiție sau nu sta din ambiție aici pentru cineva ca să te mulțumesc cu ceva cumva. Sunt nedormită, am dormit puțin și m-am gândit foarte mult și am decis așa. Nu-i bine așa să, nu știu, să te macine ceva și, Doamne, să vrei să-i întorci. Dar dacă e o reacție de moment, e de înțeles. După vei vedea tu. Eu nu știu cum ești. Bine de tot. Se vede. Erai foarte dezamăgit că nu a fost gală cu eliminare. Eu n-aș vrea să stric prietenia cu tine, dar nu vreau să te votez, sincer, acum. Nu știu, și vă place să stați așa cu băieți care nu să se atingă de voi? Eu zic că tu ai rolul tău aici în casă, ai sensul tău. Lasă asta cu rolul meu, eu spun. Nu vrei să vină un iubit? Ai mâine, ai putea să ne atingi. Eu ce să mai caut dacă trebuie să vină un băiat care să te cunoască pe tine? De ce să votezi un băiat care își dorește să rămână și să nu-l votezi pe unul care... un băiat care... vrea să plece. Eu nu-ți întotdeauna, în orice conflict, are păreri imparțiale, are opinii frumoase, gândite, frumos. Dar lasă că e loc și pentru altcineva, nu, asta nu contează în casă iubirii, trebuie să te îndrăgostești aici. Eu nu înțeleg de ce nu îți faci un ucenic acolo, îl faci așa după tine și când e pregătit, te duci. Lasă că sunt dar băieții pregătiți. Dar exact așa. Sunt băieții pregătiți, dacă nu vreți să vină un băiat aici pentru voi în locul lui, eu nu tu asta faci, o să Bianca, o pregătești pe Patricia în cazul în care pleci tu? Da, eu nu vreau să plec. Dar gluma acceptată. I love you so much. Nu știu de fapt cine e capul răutăților. Acum nu vreau să zic eu, dar... cu Cristina ce faceți? V-ați pupăcit acolo în gală? I-ai pupat picioarele? Cum a fost? Dar nu mi-a pupat picioarele. Știu, mi-am pupat picioarele. Dar ce ai făcut? Am stat împreună. M-ai ajutat. I-ai scos plasturile. A ieșit singur, să știi, nici nu mai era pe rană. Oare vrei să-i vindeci rana? E rana deschisă, Radu, și doare, ustură. Larisa, ți-a luat, da. Dacă ai nevoie de pansament, te ajută topuri, Alexandru, sau? Dacă tot e aici. Nu te înțeleg. Ai pansament? Dacă ți-ai luat tocuri. Nu, nu mă vezi. Păi nu se vede, păcate n-am. A, nu se văd. Singura ale fiecare, m-am poate să-i... Ia ridică acum piciorul, că-s curios. Nu, el de fapt l-a cumpărat, dar a intrat în pielea lui. Nu, Larisa. Curios dacă ai tocuri, te rog frumos, ridică picioarele, că jur că sunt... Au băieții. Dar nu am. A, păi e să văd. Nu am. Să văd. Noi, se nu am. Bine. Sandale, băieți. Dar tu faci ce zice George, sau? Da, nici nu poate să facă ce de la ce te-ai luat? De la ce, Laurențiu, face ce zice Ionuț? Gata, ce-i cu asta? Nu cred că ne arăți dacă ai tocuri sau nu. A, ai sandale. Gata, am văzut, am văzut, mai liniștită, că am văzut foarte frumoase sandalele tale. Da, mulțumesc. Radu. Da, Cristina. Ești superbă, Larisa. Să nu uiți să-mi trimiți și mie. Ca de fiecare dată. Cum să faci? Vreau și eu poze. Am toate pozele. Nu e album special, dar toate pozele. Deci doar sunt acolo. Ce romantic. Toate materialele, toate pozele, toate clipurile. Dar cum de ce a venit ideea să vrei să facem poze? Ce te-a făcut să... Am vrut să am și o poză cu tine, mi-a plăcut. Eu? Cum arătai, cum arătam amândoi. Și am să ne facem o poză. Deci a plăcut mult cum am arătat gala asta. Da. Mulțumesc. A rămas în aer o chestie. Ionuț, tu ai zis că simți că dacă tu ai fi vrut... Dacă aș fi fost deschis spre o cunoaștere, cred că m-aș fi putut cunosc cu Lorena. Cu Lorena. Da, e părerea mea. Și Laurențiu are dubii în privința asta pentru că simte că ea te place pe tine, nu pe el. Nu cred că simte neapărat că mă place, dar simte că și el simte la fel. Poate dacă eram deschis, cred că eram gen înainte de el. Eu. Păi și pe Lorena nimeni n-a întrebat-o. Lorena. Păi ne-a spus în gală Lorena că nu e caz așa ceva, e doar părerea noastră de nebuni, atât. Eu am spus ce am avut de spus, când am intrat în casă, am spus că îmi place cum ești tu ca persoană, felul în care gândești, simt că suntem cam pe aceeași undă, dar după interacțiunea pe care... După interacțiunea pe care am avut-o, nu am văzut loc de ceva mai mult. Pur și simplu. Corect. Că ne-am jucat și că...
am făcut ce am făcut aici în casă a fost partea a doua. Adică a fost pur și simplu să interacționăm și să ne simțim bine în casă, să nu ne certăm sau, mă rog, ce se întâmpla până atunci. Așa e. Și atât am de spus. Acum, da. Laurențiu, după ce ți-ai clarificat nelămuririle și așa... Dar cum le-am clarificat? Nu, cred că trebuie să vorbim amândoi... Păi nu ți-ai dat seama din ce am discutat azi și ieri, se repetă Lorena că... Important e cum simt eu, nu? Păi adică... și tu simți același lucru? Nu, mi-a dat două și gata, acum m-am întors pe linia de plutire. Normal că simt același lucru, nu sunt niște chestii care nu cred că prin cuvinte îmi poate demonstra mie. Asta am spus și eu ieri. Așa, știi? Păi până acum sunteți la același nivel și tu și Ionuț ați avut doar un date și ați interacționat cam în aceeași măsură. Deci schimbarea cred că stă la tine, dacă îți dorești mai mult. La mine? Da. Păi, adică să, tu și eu dacă, eu dacă am nelămuriri acolo, prin vința ei și a lui Ionuț, eu cum pot să merg mai... Păi față? Dacă tu îți dorești femeia asta... Da, mă, eu mi-o doresc femeia asta dacă e cazul. Adică, cum să zic, eu aș vrea ca lucrurile să vină de la sine. Dacă e o anumită chimie, nu să trag eu de cineva ca să mă placă pe mine mai păi mult decât altcineva, știi? Laurențiu, tu într-un moment, ai simțit vreodată că tragi de mine sau că eu trag de tine? Nu, fii? Categoric că nu, dar nici nu vreau să mă bag eu cu forța undeva și am simțit că ai ceva pentru el, nu știi? Și dar nu cred că... Până nu mi-am chestia asta de pe creier, nu știu dacă... Păi uite, ne mă simt eu comod, știi? Dar tu de ce n-ai spus, Laurențiu, asta înainte de interacțiune? Uite, mi-e pentru că a văzut cu două, păi treaba asta s-a întâmplat după interacțiune. Nu, a fost înainte. Când a plâns, nu? Da. Bă, a plâns și eu și înainte cu două zile, nu știam dacă să mă duc cu ea la date sau nu, am zis că da, am zis că nu, am zis că da. După treaba aia, vă zic sincer, nu aș fi vrut să mă mai duc, dar n-am mai vrut să tot dau la întors, dus, întors, iar să se zică că eu nu știu ce vreau. Dar sincer, eu cum am simțit la date, eu mă bucur că am ales să merg. Dar voi la date, n-ați vorbit despre situația asta? Da, chiar l-am întrebat, mi-a spus lucrurile acestea și l-am întrebat dacă i-a părut rău totuși că am fost la acel date. Nu, mi-ar fi părut rău dacă nu aș fi mers, sincer. Da, asta am vorbit-o. Dar, Laurențiu, fii sincer cu tine, dacă nu ar fi existat situația asta cu Ionuț... Hai, da, un pic că nu te aud, că... Dacă nu ar fi existat situația asta cu Ionuț, ai fi avut cu totul altceva pentru Lorena sau n-ar fi... Da, mea ar fi fost cu totul alta, bineînțeles. Oricum, ceea ce am spus e cam ce ai spus și tu înainte. Lucrurile nu cred că se rezolvă doar vorbind. Da, e nevoie de timp și să vezi anumite atitudini și să vezi și comportamentul meu de acum încolo și, practic, interesul meu față de tine și după poți să-ți dai mai mult cu părerea. Nu cred că este cazul să pui punct sau să spui gata, e de ajuns, pentru că nu ai văzut nimic mai mult din partea mea. Da, ai perfectă dreptate, dar uite, pe mine, zic sincer, m-a deranjat treaba aia de luni, pentru că am simțit că eram în plus în ecuația asta. Știi? Știi, mi-ai spus, și da. Eu de asta nici nu cred că am mai venit în casa fetelor, pentru că mi s-a luat așa, am dat un pas înapoi, să zic, știi? Da, dar totuși am fost eu în casa băieților, oarecum am rezolvat situația, ți-am spus. Da, tu? La întrebarea care mi-a făcut-o Ionuț după, dacă eu m-aș fi văzut cu tine, nu știu, într-o relație. Da, bine, am înțeles asta, dar câteodată limbajul și... corpului așa poate te dă de gol. Tu spui situația ta, ai întrebat ceva, da. Și m-am întors la tine, ți-am răspuns. Și mi-am dat seama că nici măcar nu m-ai băgat în seamă, știi? Și în secunda a doua ți-am zis, tu, Lorena, zi-mi un pic ce ți-am răspuns la întrebare. Și ai zis că nu știu. Zic, bine, te-a lăsat în pace. După aceea au venit așa un set de întrebări și de la mine și de la Ionuț. La un moment dat n-ai răspuns la nimeni. Și cred că amândoi am întrebat deodată și în loc să mă bagi pe mine în seamă, cu toate că ai zis că ai venit pentru mine să vorbești cu mine, i-a răspuns lui, știi? Și atunci eu ce să zic, băi, dacă sunt plus, mergeți în grădină, vorbiți, dacă aveți de vorbit voi. Dar de ce n-ați discutat chestia asta? Păi, vorbim pe urmă. E după date, Bianca. Vorbim pe urmă, știi? Și eu știu ce fel de bărbat sunt și cât valorez și cum vreau eu să tratez lucrurile, pentru că și când eram cu Irina în grădină, dacă ții minte și ai venit tu, chiar dacă i-am zis urât, puteam să zic mai frumos și fata a supărat pe mine, am zis tu, Irina, ridică-te, te rog frumos și pleacă, că am de discutat, știi? Și a fost cumva total diferit cum am luat lucrurile și cum ai luat tu lucrurile când ai venit. Păi, uite, atunci când am fost în casă, nu știu, eram, nu știu, emoționată, să spun, nu știam exact să tratez lucrurile ca atare, dar până la urmă Ionuț s-a ridicat de pe canapea și ca a să avut vezi... și el obraz, că s-a simțit prost pentru mine, stai liniște, cum s-a ridicat, corect Ionuț? Corect. Nu, au plecat toți băieții. Nu, ascultă un pic, a zis el acum că e corect, eu am văzut gestul lui, am zis, băi, ridicați-vă amândoi și mergeți în grădină dacă aveți de discutat. Ionuț, confirmă-te. Da, știu, da, și eram și am mai stat eu 10 secunde, a zis, bă, vă luați eu și aia ieși. Păi din bun simț ai plecat, că ai văzut că mă simt prost. Da. Și după ce s-a ridicat Ionuț, practic mi-am schimbat locul ca să te am doar pe tine. Hai să-ți dau altfel, dacă m-ar chema o fată în oraș și mă duc cu prietenul meu și pe mine nu mă bag în seamă
toate că mă cheamă pe mine, eu mă ridicam și plecam. Ce vrei să zic mai mult? Eu am venit la Orienție, nu cred că e cazul să o iei atât de personal. Eu le iau așa personal pentru că știu cum tratez persoana de lângă mine. Eu, la rândul meu, pot să înțeleg că te-ai simțit rău și din partea mea, nu știu, să încerc să fac lucrurile într-un alt fel ca tu să nu, nu știu, să nu te simți așa și eu ar trebui să-mi cer scuze dacă te-am făcut să te simți prost sau rău. Pur și simplu eram, nu știu, emoționată, a fost o situație în care nu m-am mai aflat până acum, nu am știut exact cum să mă comport și așa am reacționat. Dar după, ai văzut, mi-am schimbat locul, m-am pus așa spre tine, era mă uitam... Era că dacă nu schimbai locul, era problemă foarte mare. Da, totuși, a fost un mic gest pe care am putut să-l fac eu atunci pe moment. Da. Okay. Și acum cum sunteți? Nu știu cum suntem, trebuie să ne vedem și vorbim și o să zicem ulterior cum suntem, dacă mai ai curiozitatea. Dar având în vedere că eu nu ți-a precizat... Asta, dacă sunteți în cunoaștere sau nu, asta mă interesează. Da, suntem în cunoaștere. Ah, ok. Tu nu mai rost întrebarea. Dar ce întrebare ai primit? Păi direct și la subiect acolo. Voiam să spun că eu nu spunea și în gală că dacă el ar fi deschis și în momentul de față, Lorena s-ar îndrepta spre el. Și voiam să întreb că... Păi nu, Lorena e într-o cunoaștere acum. Am spus asta. N-a spus că și în momentul de față, a zis că în trecut. Mă întrebam că dacă ar fi să aleagă dintre un date cu Ionuț și Laurențiu, știind că Ionuț e deschis spre o cunoaștere, ce ar alege, dar... Nu, eu am vorbit despre asta în trecut, Cristina, nu e cazul ca să-i stricăm da, fetic cunoașterea. Da, măi, dar vrea să-i ia să-i pună o întrebare. Nu, ideea... Nu mă interesează. Nu, nu e... Păi nu ai de ce, pentru că spun eu răspunsul, dacă e curiozitatea mea. E răspunsul nu clar, tu nu poți să... Păi stai așa, că ăsta e o întrebare banală, dacă... Eu văd pe ea din gesturi degeaba, că o văd cum râde sau refuză un răspuns. Eu pot să... Dar nu știu dacă întrebarea a fost pentru mine. Dacă e pentru mine, ok, și pot să răspund lucrurile astea. Având în vedere, răspunsul meu o să fie, vreau un date, mi-aș dori un date cu Laurențiu, dar trebuie să țineți cont că și noi, după ce... Deci m-am mai repetat de 100 de ori, dar... Totuși, după ce ne-am întors de la date-ul cu, m-am întors de la interacțiunea cu Ionuț, am decis că nu era loc de mai mult, nici din partea mea, nici din partea lui. Deci nu a fost cineva care să-și dorească și cineva care să nu-și dorească. Am ajuns, nu știu, la punctul neutru. Ăsta ambii. Nu, am zis că și în cazul în care el ar fi fost și acum deschis, adică acum ar da, fi da, fost... Da, am înțeles și eu aș alege Laurențiu. Dar tu ce părere ai, Cristina? Păi și vrei să asculti răspunsul meu și... Nu, da, l-am ascultat. Păi nu știu, dacă eu nu ți-ar fi acum deschis spre o cunoaștere, eu cred că nu, ar putea, nu ar putea să refuze așa, gata, du-te de aici, pentru că nu e genul de persoană care să refuze ca din obraz vrei să spui. Da, ca să se simtă celălalt prost. Da. Nu te văd așa. Din cauza asta, tu ai întrebat un date, dacă ar fi să interacționezi cu Ionuț sau cu orice băiat din casă și interacționa fără nicio problemă, e o simplă interacțiune, dar dacă vorbim despre date, este cu totul diferit și de multe ori când noi două am stat la masă și tu m-ai întrebat dacă m-aș vedea cu Ionuț într-o relație. Ai spus că nu. Am spus că nu, exact, i-am spus că îmi place el ca persoană, dar nu mă văd ca ceva mai mult. Ai spus da, dar după tachinele pe care le-ați avut și da, jocurile și cu Patrick, și cu Patrick astea... am avut jocuri. Odată cu Ionuț și odată cu Patrick singur. Just for fun. Când am stat la masă, parcă părea așa că aveți multe în comun și că ai încerca o relație cu el. Aș încerca să nu că te-ai vedea neapărat. Și o relație, cred că nu am spus că o relație... O relație. Bine ca bărbat nu împiedică puțin lucrurile astea. O cunoaștere, nu o relație. Atunci ar trebui să mă împiedice și pe mine ceea ce am văzut până acum, Laurențiu. Ce ai văzut? Interacțiunea care ai avut-o cu Bianca. Dar eu n-am fost niciodată cu el la date, n-am avut nicio n-am stat nici măcar okay, noi doi singuri în grădină sau undeva niciodată. Știu niciodată. Asta, dar nici la mine a fost cazul. Bianca nici la mine și Lorena n-a fost cazul vreodată exact. De altceva. Exact. Ni s-a oferit și am adică acceptat nimeni nu a cerut. Ca și cum s-a întâmplat ceva mai mult la mine și la Lorena decât la tine și la Laura. Înțelegi? Niciodată mi-a spus Lorena că vreau să mă stăruc da, cu ea. Măi, sincer, și Lorena încă era cu gândul la Marinel atunci. Exact, adică era... și dacă vă aduceți aminte, când am început interacțiunea cu Ionuț, m-a întrebat, ți-ai fi dorit să fii în locul meu o altă persoană și am evitat să răspund pentru că... Dar crede cineva că eu aș avea ceva acum, în momentul de față, pentru Bianca? Nu, dar o singură chestie mă enervează și pe mine, iartă-mă, la Lorena, chestia asta. Dar să răspundești. Lorena, a fost clar că după date-ul nostru, sincer, mi se părea că dacă eu veneam și eu deschis, clar încercai cum e. Adică nu pare că și cum, nu știu, mi se pare că dai cumva, încerci cumva să ieși bine în fața lui Laurențiu, dar să mă pui pe mine, nu vreau nu știu, să undeva într-un așa. Colt așa, gen, stai acolo jos, nota 2, știi? Nu a fost chiar așa. Și dacă sunteți atent toată casa de acolo, dacă sunteți un pic... corecte și aveți un pic de obraz, aduceți-vă aminte că până să se cunoască cu Laurențiu, toată lumea
necupla. De acord. Acum să veniți toate să spuneți că nu... Care că... toate? Dar n-am venit în primul rând. Eu am zis din contră. Voi ați spus asta, eu sunt de acord. Și voi... Nu e cazul. Este adevărat, toate fetele au încercat să scoată mai multe informații de la mine în cazul... Pentru că te vedeau și a spus și Cristina, te vedeau. Eu sincer să fiu, dacă aș fi simțit ceva mai mult, nu vreau să te simți prost. Am spus că te-am apreciat tot timpul. Nu mă simt prost, doar că ți-am spus nu-mi plac chestiile astea, că așa a fost și cu Nona, la fel. Aceeași poveste. Nu, pur și simplu, dacă e în trecut, e în trecut. Adică recunoști și cu asta basta. Eu consider și în prezent, eu nu-ți ca persoană și ceea ce este el, eu îl apreciez foarte mult și îmi place cum este, dar nimic mai mult, nu știu. Tu și Ionuț, sunteți prieteni? Da. Da. Poate de asta e așa deranjant. Pur și simplu că dacă deranjant. E ascultă-mă, altcineva... Ascultă-mă, de spune-mi tu de ce crezi că e deranjant. Sau din ce punct de vedere? Pentru că e un prieten de-al tău și pentru că este aproape de tine. Atât. Adică ce să mă deranjeze la el? Păi nu, eu nu zic de el, eu poate zic de deranjează da, că ea nu, îl apreciază nu, pe treabă. El. Nu are nicio treabă, că eu cred că și eu și eu nu suntem destul de maturi ca să punem într-un anumit mod problema, adică... Sau de la dacă ea are ceva acum pretext. Dacă ea are ceva pentru el, asta nu e problema nici a lui Ionuț și la urmă nici a mea. Că auzi pretexte să nu faci aici atât. Ce? Că auzi pretexte să nu faci cuplu în casa iubirii? Da, îți dai seama, mi-e frică de vreo femeie să mă atingă sau să stau... Da, ideea e că momentan sunt doar semnele de întrebare, adică nu e ca și dar de ce ceva verdict. Că fug să fac un cuplu în casa iubirii? M-am spus, suntem în cunoaștere pare. Și trebuie să aflăm mai pare. Mult lucruri și atât. Pare că cauți pretexte. Pare, Mihaela, dar nu este așa, că eu am văzut lucruri aici care l-au deranjat cu adevărat și nu este așa. Până la urmă, Tria și Ionuț nu s-a întâmplat nimic. Așteaptă, adică stai mă un pic, adică tot ce a vorbit noi acum de 15 minute până acum, vorbim baloane. Auzi, ca să înțeleagă, pun-o în locul tău. Vin eu, mă duc la un cu ea, după Robert să mă duc și vorbesc cu cealaltă de lângă ea, să vedem cum se simte atunci. Pun așa în situația ta. O să pun ca așa o să înțeleagă situația. Mihaela, vrei să spui că noi tot ce vorbim aici de 15 minute și confirmă și Ionuț. Anumite chestii, vorbim niște aiure. La fiecare are dreptatea lui, nu asta am zis că... Suntem aici trei oameni care suntem implicați în subiectul ăsta și omul ăsta îmi dă dreptate mie. Tu cum poți să-mi zici că eu fur curent? Eu așa cred, că dacă îți place mult o persoană, treci peste. Da, mă duc și cu Ionuț, dacă nu le iau și peste. Dar peste mergem la o cină în trei. Chiar dacă a fost o mică tentativă acolo, adică am avut apropiere. Dar nu am cum să stau cu o femeie și toată ziua, bună ziua, să mă gândesc, bă, oare se uită la ăla, oare zâmbește la ăla, oare... Eu trebuie să fiu liniștit dacă am o relație, nu să stau tot timpul... Laurenție, tu până în momentul de față ai văzut ceva mai mult din partea mea până înainte de date? În afară de ce s-a întâmplat în gală, excludem lucrurile astea. Nu știu, sincer, să zic că nu... Nici nu am venit în casa băieților... Nici o cameră roșie. Sau nu știu, au fost ceva aproape între tine și... Dar la un moment dat m-au asociat lumea cumva. După date. Pentru că am fost la acea interacțiune și atâta tot. Din lucrul ăsta sau că ne-am jucat aici în casă, dar pentru mine o joacă pentru a te distra și atât nu înseamnă nimic. Da, bine, am înțeles asta. Tu știi, nu eu. Păi da, eu știu. Da. Nu știu, dar oricine ar putea fi în măsură să se gândească așa, nu știu, că tu nu-ți dorești un cuplu aici în casă pentru că multe fete te-au plăcut. Nu care neapărat pentru lor. Care sunt alea? Aș dorește. Bune păi multe, toate fetele noi te-au băgat în toate... Care sunt alea? Dăm niște nume. Irina, Ambra... Bun, dacă mie de Irina nu-mi place, de Ambra nu-mi place, eu. Hai zi, de tine nici atât. Lorena. Da, măi, Lorena, și dacă am aici clinciul ăsta, ce vrei să fac? Să iau de mână, să stau și cu Ionuț în gând sau ce vrei? Dar nu să stai cu Ionuț, pentru că Ionuț are destul respect să se... Nu e vorba de respect. Dar respectul am nu mă interesează respectul lui, că-s convins că mă respectă, că și-o respect pe el. Cu fata aia ar trebui să am o relație dacă vorbim până acolo, nu? Adică pe mine mă interesează ce gândește Ionuț în capul lui. Deci voi acum ce... vă doriți o cunoaștere exclusivă, adică doar voi. Nu, vreau să mai fim încă vreo patru să jucăm fotbal sâmbătă. Păi nu, adică e o chestie serioasă care duce spre o relație serioasă. Păi așa și spune, că nu fug de cuplu, acum am o cunoaștere serioasă. Ție dacă vrei îți dau scris cu parafă, mergem la notar, îți parafez, îți dau. Dar nu eu ți-a spus asta, ți-a spus Mihaela și da, te-ai supărat. A fost doar o simplă întrebare. Da, dar eu nu știu, probabil că nu mai eu gândesc așa. Poate. Cine mai gândește așa? Să ridice mâna sus. Da. Dar nici la tine, cum nu vreau să mai într-o discuție cu tine, de fapt. Bine. Nu știu, eu cred, sau cel puțin mi-aș dori, dacă, într-adevăr, nu este acesta motivul sau singurul motiv pentru care, nu știu, ești deranjat, dacă chiar nu ai simțit să ai o apropiere față de mine, să fii sincer și să spui lucrul ăsta. Pur și categoric. Simplu, cred că ești destul de matur încât să faci lucrul acesta. Dar și tu, Lorena, din ambele părți. Să zic, bine, da, dar mă refer... Bineînțeles că sunt, dar fetelor, Bianca și Mihaela, de ce credeți că nu mi-aș dori un cuplu aici? Că sunt eu am un bărbat singur. Zis, și... Nu-i că nu-ți dorești, doar că, nu știu, poate în momentul în care
Că fuge de la ce? Tu nu simți eventual, nu știu, chimia aia atât de puternică, așa? Cauți mici pretexte. Asta e locul pretext. Sincer, ascultă, nu vreau să răspund la Orange, că nu ești în locul lui, că dacă ai fi geloasă maxim tu. Robert, te rog frumos, te rog, eu îți o întrebare pentru la Orange și mi-aș dori să răspundă la Orange, nu tu. Vorbeam cu Mihaela, nici vorbeam cu tine, dar nu știu. Zi, draga mea. Nu era o întrebare. Dacă e doar un pretext sau ce? Dar stai un pic, că nu e ca și cum eu ies nebun din treaba asta. Băiatul ăsta de lângă mine confirmă că și el vede loc de ceva. Bine, atunci îți formulez o altă întrebare. Ai fi dispus totuși, după toate semnele tale de întrebare, să continui să fim într-o cunoaștere, să ne cunoaștem și după să revii cu un răspuns? Sau? N-am zis că am oprit vreo cunoaștere sau ceva. Ok. Atunci suntem bine, nu? Deci voi sunteți într-o cunoaștere. Da. A spus asta și el. O cunoaștere exclusivă, de două persoane. O cunoaștere. Bine, în general, cunoașterile sunt exclusive. Nu, de două persoane și 12 păreri. Două persoane și intervenții. Lorena, ca sfat, știi care e ideea? Că noi am avut câteva interacțiuni prin casă pe aici și probabil că... Da. Acum suntem foarte lejeri unul cu altul, în a glumi. Poate că pentru o relație propriu-zisă și, nu știu, serioasă, ar trebui poate să te axezi mai mult pe el, nu doar pe mine, nu doar mie să nu dai atenție. Poate tuturor băieților să le mai dea de mult atenție, doar lui. Ca el să aibă încredere în tine și să puteți forma ceva. Da, dar eu am dat atenție și tot timpul am susținut în momentul în care eu nu am avut nimic pentru niciun, nu am avut o apropiere majoră cu niciun băiat. Am vrut sau v-am dat atenție prin simplu fapt că mă aflu aici și decât să stau pe canapea și să nu-mi dau cu părerea, să nu fac nimic, nu la asta am vrut. Mă refer. Dar asta a fost interacțiunea și atenția din partea mea. Nu cred că am dat o atenție, nu știu, diferită. Auzi, crede-mă că femeia m-ai văzut și-a mai cunoscut și de tot felul. Și ca bărbat, sunt destul de capabil să-mi dau seama dacă e vorba de ha-ha sau de mai mult. Da. Bine, uite, eu spun cum sau de how. Laurenții, eu doar vorbesc despre cum simt eu lucrurile eu și știu, cum te-a trădat ceva acolo, te-a trădat ceva acolo și am văzut. Dar ce? Ce anume? Un gest? Un ce? Nu știu, dacă stau cu femeia de lângă mine și vorba aia, vorbesc cu ea și a venit pentru ea, nu mă uit în altă parte, vorbesc, răspund altora, pentru zic limbajul corpului și niște chestii care te dau de gol, degeaba vii și îmi povestești mie trei ore ce fain mi-am făcut eu. Bine, atunci lăsăm. Așa văd eu lucrurile. Dar bine, poate a făcut-o în joacă. Păi pune-te tu în situația mea, că așa pot să zic că poate are strabism. Da, dar voi n-ați stabilit chestia asta dinainte. Adică acum ați descoperit-o și deja o să vedeți mai departe. Dacă o stabileați dinainte, mai ziceam că ți-a făcut-o intenționat, dar așa nu. E mai grav că l-a făcut intenționat. E întâmplător, știi, dar... Că nu a făcut-o. Ea știe cum gândește și momentan n-avem nimic. Nu... Poate nici n-ar trebui să mă derealizez așa de tare, dar din păcate sunt genul ăla de om care... Dacă văd ceva și oricum eu sunt deranjat, trebuie să spun. Un lucru la mine se vede dacă e deranj. N-aș putea să bag supreș sau... Se vede pur și simplu pe fața mea. Din partea mea ți-am spus și am avut de spus și trebuie doar să vedem mai multe lucruri și atât. Suntem într-o cunoaștere, eu am aflat că te deranjează acest lucru și eu să încerc, nu știu, să nu-l mai fac sau dacă se repetă, ai tot dreptul să spui, uite, nu-mi place deloc, la revedere. Dar nu cred că o să fie cazul. Bine, draga mea. God knows. Găsește el ceva. Ianca, ai mai trebuit să mergi cu Claudiu la un date. Păi ce s-a schimbat de ieri până azi? Eu sunt schimbătoare, dar nici chiar așa. Te-am întrebat asta... să... Păi zic, mai vreau să mă bag în... Hai, bagă-te. Dacă eu mă bag la tine, înseamnă că îți dau voie ca tu să te bagi la mine. Tu nu trebuie să-mi dai voie ca să-i devină. Nu-i bai. Păi ce simți? Ce-i ziceam? Claudiu? Dar stai, de ce ești așa obosită? Eu zic că n-am dormit toată noaptea. Ochi s-a așteptat așa. Neața! Hello! Ți-a schimbat sclipiciul la ochi, ce drăguț. Îți plăcea mai mult verde? Nu, no, prefer roșu. Stau e roz, dar oricum. Atent, magenta, e ok. Ce unghii frumoase. Magenta one. Unghii frumoase. Da, puțin. Da, și unghii drăguți, n-aș spune. Sunt făcute de Patrice. Patre, da. Unde ați vrea să mergeți la date? Unde, Claudiu? Ce propunere ai sau ce ai vrea eu să... Eu am o propunere care constă în mult nisip. De după aia te întorci cu nisip în păpuci. Da, nu-i problem de asta. O plajă. Sincer, chiar aș vrea să te duc într-o locație cu o plajă. În nisip? No, păi da. Tu ai spus ceva, un show. Exact. Cu nisip. Da. Am nevoie de nisip pentru show respectiv. O să vă înțelegi. Striptease istoric în nisip. Nu, vezi că cu striptease-ul eu sunt. Da? Ai zis că o singură relație a avut și aia de câteva luni, nu? Oh, da. Dar de ce crezi tu că nu... Sau din ce cauză n-ai avut mai multe relații? Nu știu, că ești bărbat bine, pe corp stai bine, de vorbit nu mai zic și freza-i mișto rău. De ce zici ultima. Că... Nu știu, din ce cauză?
am eu oarele standarde prea mari, prea complex din anumite puncte de vedere. Și mulți din persoane care ieșeam nu prea rezonam pe același punct. Și la, nu știu, la ce punct vă opream sau de unde puteai să treci mai departe? Direct date în sine, și doar după câteva date-uri dispărea acea interacțiune și interes reciproc. Dar cu Bianca văd că e destul de complex la ceea ce ține de personalitate. N-ai cum să te plictisești cu o persoană ca și mine. Chiar aștept să aflu, sincer. Care o fi acum deznotământul? Dar cine vede acolo sub mustață? La Robert. Să se întoarcă descompus, Robert. Sincer. Oh, da. Robert, prietenul meu, te rog eu, dacă ai întrebări, să mi le pui direct. Știi desenele alea Piratul Jack cel Teribil? Nu, eu nu înțeleg nimic. Știi desenele alea Piratul Jack cel Teribil? Claudiu, tu ești tipul de bărbat care ar lua apărarea femeii, chiar dacă femeii lui, chiar dacă este o femeie puternică. Oh, da. Dacă ce zici în punctul de vedere, la asta te referi. Păi uite, acum cineva m-a făcut pirat și râde de ticul meu de la ochi. De ce? Am zis dacă știți de ce. Și tu văd că nu spui nimic. Te las pe tine să spui punctul de vedere acum, nu ca și când suntem deja într-o relație. Păi nu ți se pare... Păi nu, nu e vorba de relație, eu sunt femeie, atât. Și observ că poți să susții punctele de vedere foarte bine, chiar mai păi nu-i vorba dacă te-a susțin eu. Nu-i vorba de punct de vedere, pentru că omul s-a luat de aspectul meu fizic. M-am luat adică de tine, nu știu de ce e așa de personal. Nu m-a insultat, dar este o chestie, nu știu, ca și cum aș fi șchioapă și în fiecare zi zice că îți pirat. Un picior de lemn. Nu, nu, cu cârlig la mână. În fine, hai că mă duc. Vă rog frumos să mă scoateți de pe ecran dacă așa mare repulsie provoacă lui Laurențiu. Claudiu, n-ai nimic de spus. Nu, clar că nu, clar că nu. Eu credeam că tu ești un tip așa mai altfel. În sens, nu cu scuză-mă, stai puțin, deci mă pui acum într-o ipostază. El nici nu a înțeles discuția, exact. Nu știe discuțiile din trecut. Te-am întrebat. Ai spus că nu te deranjează, vrei să te susțin dacă te simți insultată, dar tu ai spus că nu a fost o insultă, ci mai mult o glumă. N-am acum spus ce ar trebui să înțeleg? Am spus că s-a legat de aspectul meu exterior, adică și nici măcar de o părere de a mea. Și te-ai fi așteptat să te susțin pe tine acum? Nu, pe orice fată. Oricare fată ar avea vreun defect și cineva s-ar lua de ea, mă așteptam, nu știu. Să fii gentleman. Orice... Dar probabil... Spui, hai, vă rog, încetați. Nici n-am înțeles dacă s-ar fi luat de tine. Eu eram acum în discuții cu el și apoi am avut impresia că... A fost te-ai supărat tu pe mine din cauza că n-am răspuns. Defect, ai zis că orice nu, eu doar am întrebat dacă ești genul care ar face așa ceva. Evident că aș fi săritor și ți-aș lua apărarea în cazul în care simți că nu e ok. Chiar dacă sunt puternică. Evident, dar trebuie să fim amândoi. Nu ai trebuie nevoie să fii de oameni în echipa ta? Da. Oameni puternici. Relația oricum poate fi ori echivalentă, ori de superioritate și inferioritate, dar nu de dominanță. Ha. Ne-a spus tipurile de relație. Și ce, la ce tip de relație te aștepți tu? De moment ce tu ești o fire foarte vulcanică, puternică de fel, mă aștept să fie una chiar echivalentă. Uh-huh. Mă aștept să avem opinii comune care o să ducă la ceva constructiv. Nu o să iau decizii constant, poți să-mi oferi tu opinii și eu să fiu de acord cu ele sau invers. Deci voi sunteți într-o cunoaștere? Nu. A, nu mai suntem, nu? Da, am fost. Erați? Avea intenția de a mă cunoaște, probabil. Păi da, dar aici e altfel în casă. Când oficializezi o cunoaștere, înseamnă că ești în relație. În drumul spre relație. Dar eu ți-am văzut de o zi. De o zi. Dar tu, strict acum, ai avea interesul de a mă cunoaște oficial? Eu am interesul de a te cunoaște neoficial. A, și neoficial. Mă, netradițional, cu combinajul. Dacă nu mă deranjează. Îți deschis oricum la experiențe mai diferite față de cele tradiționale. Oh. Dar Claudiu, tu e genul de persoană care cumva dacă Bianca are acolo conflicte cu băieții în casă, tu te lași influența de părerea lor și începi să o vezi cu alți ochi dacă iau o părere? Am mai menționat asta cu influenții în exterior. Le-am considerare, dar decizia mea ține strict de mine. Claudiu, pe tine te-ar deranja interacțiunea pe care o am cu Laurențiu? Cine vorbește? Chiar deloc. Din moment ce vă știți de mai mult timp, n-am nimeni să vă cunosc relația din trecut. Și sincer, nu vreau să o aflu, pentru că mi se pare mult mai interesant așa, să descoperi pe parcurs. Bianca, se pare că acum chiar ți-ai găsit nașul. Lasă-mă, te rog, nu mai pot cu atâția naș. N-ai cuvinte să-i răspunzi. Dar ce să, la, cum să răspund la asta? Se pare că îți dă niște răspunsuri foarte diplomate, bine dezvoltate, cu niște argumente... Cum îmi place apun. Mie? Da, dar doar să nu îl înnebunești spre ce e pe jos de la emisiune. Apărești. O, oh, da. O, oh, da.
Doamne, nu bine o să vedem ce va fi. Sunt curios, ți-am zis. Îmi placi, chiar îmi placi ca și caracter, e ceva nou pentru mine și chiar asta e destul de atractiv. N-ai mai avut așa ceva. Ata doar să nu-l faci să plece pe jos. Nu, nu, absolut deloc. Chiar nu am de gând să-ți fac niciun rău. Deci să nu mă simt eu amenințat, nu la ceva, adică țin la sănătatea mea, că de cât. O, da. Ești drăghina, nu pleci. Nu știu, nu... Ai auzit ce făcea gânda ceva? Stați, stați că mă concentrez și răspund. Eu sunt deschisă, sunt deschisă de a cunoaște pe oricine și te-am observat de la început că ești un băiat interesant. Deci, ți-am spus, nu am bariere, nu am limite, vreau să te cunosc așa cum ești și dacă a fi să fii, vom intra într-o cunoaștere, ne vom cunoaște mai mult, până când chiar nu am nicio inhibiție. În afară de Laurențiu. Dar tu te aștepți să ar mereu într-un conflict dacă tu ești luat, să spun așa, la rost, la bani mărunți? Eu de obicei știu să mă descurc singură pentru că așa sunt eu. Dar sunt momente... Ai mai trecut prin astfel de momente, cum ar veni? Nu, dar sunt momente în care mă simt slabă și adică am nevoie de susținere. Apar des în viața ta conflictele? De când ai apărut tu, da. Dar nu, așa, separat de mine. Separat de tine, nu. Ești sigură? Da. Dacă s-a mai întâmplat și nu ești sinceră, pune semne de întrebare. Știu, Claudiu, gata, era gata, reclamă la zâmbet, da. Cred că l-ai pus și ți-ai dat și afirmă. Da, mi le-am pus. Bravo. Ai planuri pe săptămâna asta? Planuri săptămâna asta? Reclamă tu. Opa, altfel, s-a schimbat. Sună puțin mai bine, nu? Hai, bine. Dacă îți dădea iar răspunsul ăla. Auzi, vreau să te întreb încă... O ultimă chestie și gata. Ce vrei tu? Avem timp aici nelimitat. Întreabă-mă ce vrei. Cu ce șampun te speli? Nu. Dacă eu acum eram așa mai orgolioasă și refuzam din orgoliu să, nu știu, să interacționez cu tine pentru că tu ai ales-o pe Patrie, către cine te-ai fi îndreptat? Adică care e următoarea? Sincer? Către nimeni, pentru că nu mai este nicio persoană care să-mi capteze interesul. Ce bine sună, dar eu și Patricia suntem... total diferite. Și la aspect, nu la gândire, avem chestii în comun, dar la aspect... Tocmai de-aia ales o categorie pe Patricia prima. Hai să explic acum de ce am avut topul în ordinea asta. Ce vrei să spui cu asta, Laurențiu? De gusturile lui. Era o remarcă. Tu ce crezi despre asta, Claudiu? Despre ce anume? Despre ce a zis Laurențiu. Laurențiu are cuvintele la el. Că am gusturi diferite? Mi se pare că e deja de prost gust. Bun, topul meu a fost pe baza anumitor aspecte strict superficial la început. Am ales-o pe Mihaela deoarece este o fată cu o fizionomie foarte frumoasă, un zâmbet superb și înaltă, strict. Are bani. Doi, Patricia este o persoană calmă, asemenea, fizionomie destul de angelică, care mi-a plăcut. Trei, Bianca are din nou un zâmbet extrem de frumos, dacă observați mereu menționez zâmbetul, pentru că sunt foarte atras de chestia asta. După care, privirea, fizionomia facială și ulterior înălțimea. Dar vreau să te întreb ceva, o chestie care am spus-o aici în casă, nu vreau să iasă după. Nu știu, te simt așa încordat, crispat când vorbești, tu vorbești mereu așa? Dacă sau... știi de câte ori primesc chestia asta ca feedback, că sunt foarte încordat și crispat, așa este lumea de a fi. Deci ăsta e modul meu de a conversa. Chiar în momentul în care tu ești relaxat, vorbești așa rar și... Dar sunt relaxat. Când nu aș fi relaxat, aș vorbi strict la fel de profesional, dar mult mai repede. Bianca, dar tu chiar ai fi încântată dacă ai începe o cunoaștere cu el? Acum vorbim serios. Adică te-ar încânta, te atrage ca și personalitate? Ca și om este foarte interesant și mie îmi plac oamenii așa care sunt, nu știu, provocatori. provoacă ceva. Când îl vezi, nu îi rămâi indiferent. Dar nu ți-e frică că, nu știu, o să folosească anumite cuvinte pe care nu o să le cunoști? Ce ți s-a întâmplat, Radu? Ți s-a întâmplat până acum, Radu? Radu, mi se întâmplă asta zilnic și n-am murit. O să învăț. Alexandru, o întrebare. De ce după gală, când, adică după, la sfârșitul gălii, când doamna Andreea a anunțat că este fără eliminare, te-ai uitat la mine și ai zâmbit? Păi pentru că, sincer, dacă era cu eliminare, chiar mă așteptam să fii favorita publicului și mă așteptam să mă scoți în față. Dacă păi era... nu eram deja eu favorita. Știu, dar... Crezi că Bianca te-ar fi... Și la mine de ce nu te-ai aștepta? Da. Că de câte ori ai spus cum vezi o concurentă puternică, Alexandru? Chiar tu ai spus-o. Păi da, te-am mai și votat. Acum... Da, păi aia spun. O să spun. De, stai o clipă. Până să spună Patricia, eu ieri am făcut live. Da, așa, mai bine. Și tu mi-ai donat cadouri.
Da. De ce o cumperi? Lasă că dacă vreau să o cumpăr, îi dădeam acolo un leu, ceva, dar o să-i dau, numai să mai fie un mic. Nu, te rog. Ai vrut să o manipulezi. Ei. Credeai că iau să te votezi despre eliminare? Da, dacă are... Și ne-ai zâmbit că nu ți-a ieșit. N-am făcut-o. Am făcut-o de drag. Chiar am făcut-o sau de ceva drag. Ceva îmi pare rău pentru tine, nu? Dar tu, Patricia, asta încerci să spui, nu? Că cumva ai dat cadourile alea... Da, ca să o cumpere să nu-l votezi în gală. Da. Pentru la viitoare primește Mihai la cadou. Dat măcar bine sau? Nu-i pe asta. Patricia, fii atentă, dacă vei avea un meci, îți dau și ție un trandafir. Dar acum trebuie să-i dai, că altfel bate. Eu nu cred că Bianca se vinde pe 5 lei. Nu, da. Asta nu e vorba de dacă se vinde ea sau nu. E vorba dacă a vrut el să-i dea ca să o cumpere. Sau nu, ideea era că e serios, chiar așa mă crezi. Nu, băieți, eu am înțeles altceva. Eu am înțeles, gen, zâmbetul ăsta, că totuși am rămas, deci totuși o să te cunosc, ceva așa. Vreau. Asta clar, tocmai. Oricum, eu am spus ieri sau la alte, nu mai știu că ești în al meu top 3, dar dacă ai ochii pentru Claudiu, te mai las o zi, două. Mă lași, nu? Te las o zi, două, să te cunoști Claudiu după ce bagă. Te mai las o zi, două, și apoi... Vezi tu. Zic, mă lași tu să-l cunosc pe Claudiu. Zic, mă lași tu să-l cunosc eu pe Claudiu. Păi eu nu vreau să te dai voie. Doar că băiatul ăsta vrea să încerce. Aud numele meu pe acolo. M-am bucurat când Laurențiu a spus că nu s-ar vedea într-o relație cu Lorena. Alexandru sau Claudiu? Sau Laurențiu? La care nume mi-au sclipit ochii? La Laurențiu! Spicy! Asta voiam să spun, Alexandru, când ai făcut acest lucru cu Cristina, te-ai dat la o parte, după te-ai simțit vinovat și ți-a părut foarte rău. De ce vrei să repeți același lucru? Exact. Păi, stai că-s două lucruri diferite. Radu cu Cristina au avut relație serioasă. Aici e vorba doar de o mică interacțiune. Hai, acum fii cu pași sincer, mărunți, cu pași mărunți ajungem sus. E ca o amenințare asta la adresa mea. Te mai las o zi, două, să văd și eu cum... Duel, un duel. Stai-mă un pic, Claudiu. Dacă nu, dacă... Vrei? Mergem la un date. O interacțiune. Acum trebuie să alegi, că ai fost invitată și de Claudiu. Bianca, nu, eu pot să aleg. Hai, alege, hai. Aș putea să aleg și e clar Claudiu. Trebuie să... Păi nu, Alex, așa, pur și simplu, nu am interacționat cu el niciodată într-un mod așa mai de flirt, ceva mai mult. Sau vrei să vezi? Claudiu? Nu știu, Claudiu în gală se uita la mine. Mi s-a părut mie sau chiar așa a fost? A, bine, asta mă uitam. Ne mai poți arăta o dată, Claudiu? Așa. Fiți așa, nu? Niciodată nu m-am gândit că o să fiu nipotul ăsta. Ia, nu te plouă, Bianca. O să fii dorită de doi bărbați. Nu-mi vine să cred așa ceva. Alexandru, sincer, nu te cred. Adică nu cred că mă vezi mai mult decât... O mamă. mai mult decât o prietenă, pentru că, nu știu, am interacționat destul de bine de când ai intrat tu în casă, te-am susținut, am fost de partea ta de multe ori și nu a fost nimic amoros între noi, de asta și zic. Claudiu, tu ai TikTok? Momentan nu, dar dacă ești curioasă, poate... Nu, îți fă, dă-l încolo. Eu am alte ambiții, nu sunt atât de activ social, eu îmi fac chestiile mult mai private. Foarte bine, mergi la petreceri private? Nu sunt atât de popular, din păcate. Acum se poartă astea private. O să fiu? Da. Vai, dar nu căutam asta. Minți că ești leu. Deci automat ești mincinos, nu? Nu, că îi place atenția. Ce bine că am fața, nu? Nu bine. Băi, frumos, ce frumoasă-i dragoste. Dar, apropo de dragoste, Robert și Mihaela, cu natul, cum ați rămas? Păi m-a întrebat dacă fac și seara asta live, ca să știe și el să intre. M-a și întrebat dacă poate. Ce întrebări pune colega? Cum a pus? M-a întrebat și dacă poate. Te ajută colega. Mihaela, stai liniștită. Cam la cecul nu m-ai felicitat, să bagi strâmbe pot. Felicitări, Mihaela, pentru cec. Mulțumesc. Cu drag. Felicitări, ai fost foarte norocoasă. Cum? M-a întrebat dacă poate să joace cu ea, cu sora mea. A, da. Când? Azi. Păi trebuie, trebuie să te întrebe pe tine. Dar nu, o să joc dacă vreau, dacă nu, nu trebuie să întreb pe el. Îți dai seama că nu-i nimic. Îți dai seama că o să donezi ei să câștigi ea. Eu mă gândesc că avea intenții mai serioase, dacă, cum ziceți voi, dacă vrea să joace așa, Iulia intra fără să mă întrebe, dar așa poate se gândește pe ceva pe viitor și să nu mă deranjeze pe mine.
Că așa, decât să înceapă cu stângul așa, iurea, poate... și la un moment dat că, băi, e urât ce faci. Mai bine îmi ce din prima, îl văd și eu că e băiat. Da. Bă, respect că mi-ai spus. Păi, Laurențiu. Și plus de asta, Laurențiu îi cunoaște gusturile și poate să-i dea un sfat în ceva. Vreau să întreb ceva, băieți, când a venit sora lui Laurențiu în casă și erați toți acolo, Robert a avut o atitudine diferită față de ea sau o atitudine normală? Păi stai că mi-a zis că el a condus-o, mi-a zis că el a luat-o, că el a condus-o, că atitudinea care i-a spus tu, Mihaele, ea am avut-o. Dar eu nu povestesc cu Mihaela. Am văzut acolo la masă. Ea cu Lorena. Știu totul. Nu ai povestit. Era o glumă, hai, nu te aprindești tu acum. Ai doar am întrebat, Bianca. Păi ați povestit în grădină, asta era ideea. Păi tu ai văzut, s-a dat material cu ceea ce am vorbit în grădină, nu? Păi e fain. Mi-a plăcut filmul. Sunt fericit pentru tine azi. Deci, Mihaela, tu ești împăcată cu asta? Foarte frumoasă și foarte elegant astăzi. Că în gală erai supărată. La ce tu? Ionuț, tu ești sincer. O a avut Robert atitudine diferită de la sora lui Laurențiu. Dar ce vă răspundă el când eu vă zic foarte clar. Păi eu nu pot să spun că nu m-a deranjat deloc, dar pe o parte mi se pare normal. El mi-a spus. Nu arunci papuci. Trebuie să lăsați și pe Laurențiu. Sunt supărați că asta vor. Hai. Nu mai vorbesc cu tine, Mihaela, sunt supărat. E, da. Doar se clarifică un aspect care s-a întâmplat în gală, Robert. Nu te mai aprinde și nu mai încerca să schimbi subiectul. Ai auzit? Că totdeauna încerci să schimbi subiectul în gală, te uitai la Mihaela ca să zâmbești și să o faci să se întoarcă ca să nu mai fie supărată. Hai, dacă la copii e aici, făcea așa. Păi da. Cristina, atent era Bianca la mine, uiți. Lasă pe doamna Andreea, pe Bianca să discute și să... Normal că lui nu convine să mă vadă supărată și normal că... Dar de ce ești supărat? Ăsta e motivul. Mihaele, i-a trecut supărarea. Ce a luat ce cu a uitat și de live și de tot a uitat. Corect. Acum e ciudoasă Bianca care a luat corect. Ce? Acum dă-n cec. Chiar de acum vorbim, să iar vorbim de bani, tema preferată a Bianca. O zis că tot să te ceri cu mine acum, de ce am le-o ce? Ia uite ce mă cer cu tine, că abia aștept să te văd să te pupă. Acum că suntem toți aici și tot am adus discuție, Robert. De parcă tu nu te-ai bucurat. În caz că te desparți de Mihaela sau ceva, vreau să știi că de la mine pentru sora mea ai cale liberă, ca să nu fie cu vreun fel de supărare. Dar niciodată niciodată nu ai vorbit cu sora lui în timp ce ești cu Mihaela sau niciodată nu ai avea nimic cu sora lui? Nu, niciodată. Mihaela, ma de ce îl încurci tu? Sora lui cu tata, cum ar veni. Mihaela. A fost un semn de întrebare și pentru mine. Dar tu știi, Mihaela, dar nu ți se pare că Robert rezolvă totul cu un zâmbet? Da, lasă-l, că eu las în bani. Pentru că știe că e glumă de asta. Mihaela, te-ai supărat? Dar nu se pare că Robert dă like-uri la toți foștii concurenți, mai ales la fete? Mihaela, hai că o să continuăm până te superi, asta vor. Și nu la cine dă like. Și eu chiar m-am uitat, am văzut poza Amei foarte mișto și am dat like la ea și voiam să verific dacă Laurențiu a dat. Și am deschis acolo, era Robert. La cine dă like-uri? Păi nu știu. Păi nu are voie să dai like la nimeni. Doamne, ferește. Robert, nota 10. Strateg. Dar Mihaela, tu treaba asta cu sora mea e ca pe o glumă sau? Da, păi mi se pare normal că nu s-ar un sandalele până nu zi alte noi. Mergi la magazin de sculți. Sau exact, ceva genul. Adică totdeauna trebuie să ai un plan de rezervă. Și care e planul tău? Dar tu te-ai gândit oare? Eu nu o să le spun, că sunt mai șmecheră ca tine. Te-ai gândit oare că poate ai fost și un plan de rezervă la un moment dat? Eu sunt mai șmecheră ca tine, dragul meu. Poate tu ești prima pereche de sandale. Hela, cum ai zis eu, zi ok, bun asta, zice. Măi, eu vă spun un lucru, din dragoste nu muri nimeni. Da, eu așa altceva că... vreau să spun ție. Dacă Robert o să facă ceva... Adios. Eu altceva vreau să spun ție, Mihaela. Mihaela, toată lumea strică dacă la tine. Dacă nu merge ceva, nu pot să forțez. Dacă el simte ceva mai mult pentru altceva, el nu se ține lângă mine. Auzi aici, Radu, zi-o, că astea bună. Așa faci, Robert, timp subiectul și vă peste. Ai zis cum vrea să bagi. Mihaela, poți să întreb ceva? Suntem bine, suntem fericiți. Dar poți să mă întreb, Laurențiu, puteți să mă întrebați. Asta vreau să te întreb de cinci ori. Te-ai gândit oare că la un moment dat ai fost și tu o rezervă, cum ar veni? Eu nu cred. Adică s-a încălțat cu tine de la bun început, cum ar veni? Al Italiei erau ghetele de afară. A, deci nu mai fiți așa ironici. E doar o glumă. Da. E bune. Da, că nu le-a mers planul. Cavola, lege. Exact. Păi eu n-am spus, nu nimic garantat că eu cu Robert o să rămân pe viață. Poate chiar eu... Ma de ce ești negativ? El nu-i o să se despart. Mine e un moment în care o să văd că nu-i ceea ce trebuie. Pentru mine eu o să mă despart. Nu aștept să-mi dea el papucii. Asta înseamnă să fii mafioată. Normal! Bravo! Dar ție îți place... Cale liberă, să fii fericit. Ți-ți place așa să conduci? Campioana mea. Ei. Voi credeți că eu țin cu dinții de Robert, nu-i așa? Da. Chiar Robert mai găsești. Mi s-a părut până acum. Nu este așa, eu știu. Nu-i așa. Nu-i așa, chiar nu-i așa. Știu. Mie că nu-mi convine ceva, eu o spun. Și cum o spui?
Dacă trebuie dar de ce nu aș găsi la Laurențiu? De ce nu aș găsi? Claro. Dar mie îmi place că și eu așa, vezi când iubești pe cineva, ajungi fără să vrei să iei din, din gesturi, din comportament și mi se pare că iau așa unul de la celălalt. El ce lua de la mine? Nu știu încă ce a luat el de la tine, dar știu ce a luat de la el. Vezi da. Că trep în conexiunea asta și vin și îți dau un pupic. Ce vrei să spui, Laurențiu? Că nu mai ai punct și virgulă. Îi dai, te strigă. Vai, așa mult vorbesc eu. Oh, da. 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 Oricum, sunteți niște drăguți împreună. Mulțumim. Vai, Laurențiu. Cei mai tineri și mai frumoși din casa iubirii. Mulțumim. Da, cei mai în vârstă, au spus cineva. Deodată, cine? Cu, deodată cu piramidele sunteți. Eu nu mă supăr. Cu dinozaurii. Eu nu mă supăr. Eu mă simt bine la vârsta mea. Vezi că și eu sunt. Asta am vrut să zic, că și ție sună. A sunat. E așa. Da. La în sfârșit că nu mai suportam să rău. Ciao, ciao. Deci, cu ce concluzie ai rămas? Tu cu ce... ai rămas un pic cu argumentele în gură. Dar ce vrei să fac? Am să-i scot ochii. Eu la scală liberă să facă ce vrea. Nu poți să nu faci aia, nu faci aia. Da, dar nu de da exemplu... like acolo, doar pentru că dă like, nu știu, mi se face astea niște... Cam așa în... Poate și eu dau, adică... Cristina? Dar asta e ceva normal, până la urmă. Ce vrei să... Adică, cu intrație de live la cineva, dar nu știu să caut orice numai să fie subiect de discuție. Nu, dar nu, nu-ți bate capul cu asta. Tu crezi că... Păi, ai fi serioasă, tu nu te uiți pe live-uri la băieți sau ce? Dacă e unul care îl cunoști sau vezi că zice ceva interesant sau nu știu, orice altceva. Little Black Dress. Țin minte că eram cu rochița asta când te-ai certat tu cu Radu. Da? Da. Chiar atunci da, a venit chiar. Tu de la date. Da, eu nu pot să zic că nu m-a deranjat dacă îi așa. Să zicem că a stat tot live-ul pe... Nu cred că e așa. Nici eu nu cred. Ai dat ceva mai bun de făcut, n-are decât să... Da, asta greșit eu mai mult. Poate o fi stat, dar puțin. Gen... Vreau să mă vadă pe mine ofticată și na. Dar mai interpretează-o și altfel. Poate eu vreau să vadă dacă ești geloasă. Da. Nu știu. Cum te simți? Nervoasă, că Mihaela de fiecare te face așa și nu-mi convine. Colega? Colega. Dar de ce nu ai vrut să te schimbi? Știi mulți din cameră. Dar nu vreau să mă mut din cameră, că nu e așa problema să mă mut din cameră. Dar dacă ar fi să te muți cu o fată, cu cine te-ai muta? Nu m-aș muta. Îmi place, în cameră n-am nicio treabă cu ea. Eu n-am nu, nici cred că eu am văzut la Robi că lui place foarte mult să fie, nu știu, știi? Îi place atenția. Când merge undeva, să ceară cineva poză cu el, să nu știu mai dacă îți face. Și se simte... cumva se simte bine când primește. Da, dar și eu, doar că eu știu să pun... Știi? O barieră. Ca să nu... Să nu deranjează pe el, știi? Vrei eu să-i transmit? Nu? Singura ideea. Bine. Ce părere ai de scandalul ăsta? Ce părere să am? Că părerea că Mihaela era supărată foc în gală pe Robert că ce-a făcut și i-a zis gata, nu mai s-a enervat. Și după Robert se uita la ea, zâmbia, ăla ce cuș să liniștit. Se uita Robert la ea, zâmbia, îi făcea semne, știi? Și părea așa, nu știu, genul ăla de om care se uită și îți face semne doar ca să tu să treci peste subiect, să nu te superi, să rămâi, să te aducă înapoi, nu știu, să te manipuleze, da, și zâmbea non-stop la ea și era foarte, foarte nervantă treaba asta. Și acum când i-am spus, nu-i convine, dar așa a fost, pentru că Robert se uită și Robert încearcă tot timpul să treacă peste unele subiecte. Și după s-a luat cecul și s-a trecut peste, nu mai. Eu la cecul și-o-s mi-a mor, Robert, te iubesc. Da. Mulțumesc, acolo în față, eu am rămas așa, șocată. Și acum când am zis de Cristina, pe bune, adică nu, ea nu mi-a spus, nu m-a felicitat fiind colega, adică am așteptat să spună felicitări, fată, sau ceva. Am mers în vestiar și nici măcar nu a vorbit cu mine un cuvânt. Nu avea. Și mine mă deranjează chestiile astea și cumva mă doare, știi? Pentru că m-aș putea să zic că e atâta, felicitări, fată, știi? Mihaela, noi am mai vorbit de multe ori și ți-am spus că, nu știu, nu-i sănătos. Da, acum au venit aici să aducă subiectele care cumva m-a deranjat pe mine în gală, le-au adus aici, ați văzut. Nu să zic că voi cum sunteți, nu știu, încercați să lămuriți, nu știu, anumite situații care au fost
puțin neplăcute pentru voi, mi se pare că mai am mulțumit mai degrabă. Dar ea de multe ori aduce chestiile astea în discuție, pur și simplu ca să deschidă tema și să se vorbească în continuare de unde am rămas, practic. De multe ori a făcut asta. În ce mod deschide subiectul, dar... E să înțeleg pe tine, te-a deranjat modul în care i-a spus. Da, da. Și că nu a vorbit nimic, adică gen, nu știu să-mi zic că... mă bucur pentru tine sau ceva, știi, fiind colegi de cameră, eu dacă lua ea, eu aș fi felicitat, nu aș putea să stau lângă ea și să nu-i spun nimic. Cu 5 minute înainte se discuta că, ce-a făcut el pe live, da. Și ce... Că nu-i convine la Mihaela că intră pe live cu sora lui Laurențiu. Și într-adevăr, hai să discutăm așa pe bune, sora lui Laurențiu, fată miștoasă. Da, arată bine. E faină, sora lui Laurențiu. Foarte faină, da. Și după în față... Nu știu, mie mi se pare că Robert... Robert ar băga în seamă orice fată numai pe Mihaela, nu? Clau, cer-te la Bianca, să te lase. Să mă mișto. Sigur. Zic că vrei să vorbești cu ea. Da, să caut un subiect, mă întâi. Ce să caut? Dar nu trebuie neapărat să-i duci și ea. Bă, dar tu cauți subiect înainte să mergi acolo. Da, scriu o listă. Păi da, te duci acolo și ce pică. Ce mă înceri? Nu mai voi să mai gătești, mă. Dar nu gătesc, mănânc. Nu știu, pe mine mă enervează rău când... Eu zic părerea și Mihaela se aprinde. Deci eu nu suport. Nu suport. Da, și problema e la tine că și te și atacă. Mai ales că ești colega ei de cameră și așa. Mai tare e ciudă. Da, și mie mai tare mi-e ciudă că ea face așa. Stai că se duce colega, le ajută colega. Te ajută colega. Hai, Bianca, să facem materiale. După iar îmi fac ăștia viperă. În comentarii. Nu mai pot. Aici, dacă vrei. Uite-te la mine. Eu am ceva cu tine acum. Vorbesc, dau un exemplu cu tine. Vorbesc, rezolvăm, lămurim și apoi gata, știi? Eu nu sunt genul ăsta care să țin... Avem o discuție, acum putem să ne certăm, să ne și batem, dacă vrei. Că după îmi trece, știi? Eu nu m-am bătut niciodată cu nimeni. Nu, îți dau exemplu. Am spus eu atunci în grădină, de fapt asta, că m-am enervat, dar niciodată n-a fost violentă să mă bat cu vreo fată pentru un băiat sau ceva, niciodată. Îmi dau un exemplu, așa... Nu. Așa, felul meu, în general, este, când mă enervez foarte tare, sunt foarte vulcanică și îți spun, crede-mă, îți spun tot ce-mi vine, tot ce-mi vine. Nu mai stau să mai gândesc. Să calculez, oare se supără, oare nu, spun tot ce-mi trece prin cap când mă enervez, știi? Dar după, cumva, în ținea mea îmi pare rău, dacă simt să-mi cer scuze, îmi cer, dacă nu, nu, știi? Dar după mă port normal cu persoana. Adică nu țin dușmănie și n-am putut niciodată să țin ură pe cineva. Dar nici eu nu țin dușmănie, doar că... Nu știu, anumite acțiuni te deranjează. Vine colega! Deci că e doamna profesoară, vine aici. Spune-te, rău, ce ai spus? Cum te simți astăzi? Ce faci? Pe masă, Alexandru sau Claudiu? Sau Laurențiu. La care nume mi-au sclipit ochii? La Laurențiu! Spicy! Bing, 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 bing! Am o idee. Îmi trebuie foi pentru asta. Mă întorc. Hai repede. Vezi, s-o dată la semne de întrebare acum asta cu Lorena. Cum? Cu Lore, s-o cantat la semne de întrebare. Dacă mi-a dat? Da. Altele față de... Nu întrebi. Altele față de ce am zis în gata, sau? Da. Ce zis acum față de ea, cu Ionuț? Păi da, asta ne-am zis și în gata, nu? Păi da, asta ce asemenea, nu? Nici nu mi l-o rezolvă, nici nu mi l-o... Adică nu ți-o clarifica nimic momentan, nu ți-o dat. Dar nu zici chestii care... Adică dacă eu le simt. Mi se pare că el puțin este diferit când este cu tot colectivul și când cu tine aparte e altfel. În ce sens este diferit? Nu știu, parcă când e cu tine e mai așa, mai blânind, mai... Și când cu toți, parcă așa se lasă de tine. Parcă e tot una, să vă cunoașteți sau nu. Nu prea văd, sincer. Tu, ca colega mea de cameră, eu când mai ceva îți spun de el, tu mereu zâmbiești. Și se vede că ești aprinsă, că ești interesată de el. De la el, sincer, nu văd asta chiar așa. Nu o vezi când este cu toți împreună, dar când este cu mine e un pic mai apropiat, un pic, dar oricum, parcă nu e așa aprins cum ești tu. Facem bilețele cu numele tuturor băieților și, nu știu, băiatul care îți pică pe foaie, să
să zicem, nu știu, dacă ceva de relație, o chestie. Să mergi să-l pup. Ajutați-mă, fiți inventive. Ne jucăm pe provocări, ne jucăm doar noi trei. Ce-i asta? Nu provocări, întrebări sau lucruri mai interesante. Să spui o... Să spui o... Dar nu putem vorbi deschis și spune toate bine, câte un lucru. Bine, să fim sincere. Păi chiar ce-ai prins tare, eu văd asta. Pentru că eu, nu știu, am trecut cu vederea oarecum faptul că el a avut o apropiere cu Bianca aici în casă. Eu am șters și am început de la zero, am început cu el de la zero. Și el oarecum, nu știu, e diferit în sensul ăsta și nu poate să înceapă de la zero. Își punem întâi mai multe semne de întrebare și după începe ceva. Eu sunt genul de persoană care mi-e indiferent tot, mă duc, știi, în față și dacă e să mă dau cu capul de pereți, mă dau cu capul de pereți din prim. Deci tu mergi pe feeling mai mult, nu stai acum să analizezi. 100% pe feeling, adică degeaba vii să-mi povestești mie jumătate de ori o chestie dacă când ești pus într-o situație, atunci vezi răspunsul cu adevărat. Că nu mai stai să le gândești, nu mai stai să-ți formulezi tu în minte ce se întâmplă, știi? Și bă, mi se pare că o dată de gol cu niște chestii și mi-au rămas mie așa pe creier. S-a lăsat gustul în gură ca și când ar fi interesat și de Ionuț în același timp. Da. Dați cărțile pe față. Dați cărțile pe față. Bianca, dă cărțile pe față. Ce? Claudiu și Laurențiu? Mai greu aici. Depinde pe ce aspect. Mm-hmm. De ce e menționat de Claudiu pe conexiune? Nu pot să cred, mă doare că... Laurențiu. Nu, Claudiu. De ce ai menționat pe conexiune când erai cu Claudiu că singurul... Nu știu mai, singurul motiv... Singurul impediment ar fi Laurențiu. Eu rămas șocată. În cunoașterea noastră. Păi el este impedimentul la mine peste tot. Păi dacă ăsta îți dă două cade, tu te întorci la el? Adică să mă întorc, că nici n-am fost cu el. Dar tu ai văzut că el intervine la ea în discuții și ea la el? Păi e ăla de ciudă și ea de drag. Dar de unde știi? Eu nu cred că ea de drag, ea încerca să... Poate și la mine e de ciudă și... Nu, la ba da, de pe Lorena și Laurențiu de ciudă la ea acum. Ar trebui să sărbătorim cunoașterea lor. Dacă schimbă. Totuși e a doua cunoaștere a Lorenei. A, nu a Lorenei, a lui Laurențiu. A fost, a recunoscut cu Emma că e într-o cunoaștere. A recunoscut, a făcut. Și acum e într-o cunoaștere cu Lorena. Dar ar putea fi și doar un pretext ăsta cu Ionuț? Da. Și Nemer Nicola, ce că ai grijă că o să pleci mâini de aici la o desculți? Și Mihai la lui că eu m-aș sustrage de la vreo relație, dar... Că dau acum înapoi. Că eu, ca să am o relație, eu sunt liniștit acum. Dacă îmi fac o relație, trebuie să fiu pe plus, nu să fiu mai liniștit. Exact, nu trebuie să mă gândesc, de cap, trebuie să mă ajute, poate să uită la altul, știi? Nu să stau să mă gândesc, bă, oare e așa, oare nu e așa, oare acum că s-a întorsit la el, oare, știi? Și până nu-mi clarific treburile astea, zic că m-a dat înapoi așa. Vorba aia, mai bine singur decât cu stres. Mă, eu așa văd lucrurile, dacă tot decizi să fii cu cineva, ar trebui să vă ajutați, să progresați împreună, asta să facă să fiți constructivi ziua mai relație. Liniștită, nu să mă duc eu undeva, să stau acolo cu gândul, bă, se întâmplă ceva, face ceva, sau să o dăm din ceartă în ceartă. Într-un fel am apreciat că mi-a spus că l-a deranjat lucrurile astea, eu nu mi-aș fi dat seama, de exemplu, și poate... Și eu nu m-am gândit. Eu nu, așa, nu mi-am dat seama și dacă el nu spune lucrurile astea de la început și mi le aduce, de exemplu, nu știu, peste câțiva ani, îmi spune, vezi că atunci când s-a întâmplat, m-a deranjat, n-ar fi avut sens să mi-aduc. Păi da. E mult mai ok să spun acum, dar nu știu, vom vedea. Ori lui e frică de un posibil refuz din partea lor. Dar ce refuz? Că ea n-a refuzat. Chiar și să nu-i placă, n-a refuzat. Dar ea de ce să nu refuze? Ca să nu fie eliminată? Sau că n-are altă variantă. N-are da, altă variantă. Eu am spus sincer, eu cred că dacă Ionuț ar fi acum deschis pe o cunoaștere, eu cred că ea s-ar îndrepta mai mult spre Ionuț. Lorena. Nu știu, ea înainte de date-ul cu Ionuț a spus că nu s-ar vedea cu el într-o relație. Nu știu, că stăteam cu ea la masă și mai povestea. Dădea cumva de înțeles că au multe lucruri în comun și că... Da, dar deși nu place fizic de Ionuț. Da, deși nu atrage fizic, ar încerca o cunoaștere, o... Oricum a zis că nu s-ar vedea într-o relație cu el. Asta și înainte de date și în privat și pe aici. Da. Cu Ionuț? Mm-hmm. Poate asta și din cauza faptului că el nu-i deschis. Nu cred. Ce, ți-a luat un strugure? Alex. Da, vrei? E rimă? Păi face din roșii struguri. E magician. Dar ce faci stai cu oare? Până... Cum? Ce faci cu oare? Vreau să fac aici un plating. Iau pentru? Pentru? Pentru... Pentru el, vrea să mănânce. Da. Mă, să-i pungă și mă face ce vrea zi. Ce vrea să oh, da.
Un gaj. Bă, eu George, cred că vă bate special să... George, pe același cufăr de aur, cuțitul. Eu îl înțeleg și pe Ionuț, știu că el se vede așa un bărbat macho și așa, dar mi se pare cumva atras de coadă să spui că dacă eu voiam să fiu cu Lorena, eram. Adică fata din prima ți-a spus că nu, poate el are o autoestimă foarte ridicată. Nu din cauza asta, el poate o simțit. Nu, nu știi care e ideea, că și Radu și Ionuț oarecum au văzut-o, nu știu, interesată pe Lorena în a rămâne în casă, în a demonstra ce trebuie de demonstrat aici. Și pur și simplu a zis că el fiind concurent puternic de la început de demult, dacă el își dorea și ea fiind așa mai pe interes, putea să-l cunoască. Și eu... aud numele meu pe acolo. Mm. Dar cui prepari ăsta? Cui pregătești ăsta? Unii fete care trebuie să zâmbească. Oh, da. Mai Bianca? Bă, pe mama încă nu. Pe mama încă nu are pe... pe... De ce te-a râsut, cum i-a zis Claudiu? Că nu mai știu ce glumă, că m-a întrebat acum, că am zis, nu știu ce, două chestii, una după alta. Bă, tu ești hoț. Nu știu cum să mă abțin. Te uitai după mine? După mine. Te uitai după mine? Dar știu că vin aici? Recunoaște-l, nu ești cu ochii pe mine? Mă supraveghezi? Știam eu. Mă lași pe mine la Cristina? Ești rea. Ești rea? Dar ce ți-am făcut? Ești supărată pe mine? Păi și de ce ești rea? Ești rea cu toată lumea? Sau doar cu mine? Doar cu mine? Doar cu mine? Ești geloasă? Păi da, dar te-am uitat. Nu mai înseamnă nimic pentru mine decât o simplă prietenă. Bine, uite, recunosc, mai am niște sentimente pentru tine, recunosc. Recunosc, mai am niște sentimente pentru tine. Dar mă lași? Râzi de mine? Râzi de mine, a? Tu vrei să te chelesc? Lenuța, uite puțin la mine, te rog frumos. Uite la mine puțin, Lenuța. Lenuța. Să te ferească Dumnezeu să fiu lider astăzi, că dacă voi fi lider, o săptămână vei sta fără păr. De drumul de ce cu tărăuri despre Lenuța. Lenuța. Lenuța, dacă ar fi să mă cer eu în casa fetelor, m-ai lăsa? M-ai lăsa dacă m-ar cer eu în casa fetelor? A zis că era astăzi. Le-a zis mie că era cu toată lumea. Cu toată tine. Lumea a zis. M-ai lăsa pe mine, de exemplu? Sunt ultima zi lider, e ultima zi sub protecția mea. Și după aceea... Eu zic să iei peruca. Nu iau peruca. E ultima zi. Și după aceea... Dar eu mai am o întrebare, Lenuța. De ce scrie loc pentru ciocolată? E doar de pus sau și găsim? Are ceva acolo. Serios? A? Dar de ce nu găsim? E doar de pus? Da, are, mă. Ah, ce șmecheră ești, dar de dat nu. Să pui tu să mâncăm noi. Că stai cu noi, ești toată ziua. Ne dai și nouă ciocolată ceva? Bine, mâine găsim. Mai pune acolo mâncare bună ceva. Ai văzut, da? Lider. Se pare normal? Nu se pare normal. Bine, să iei atitudine, da? Bine. Păi? În ce mod? Mă lași mai târziu la Cristina? Da, eu mai stau cu la hotel, văd că... Și în rest cu băieții, acum că, nu știu, Alexandru se temea să fie eliminat, să-l propunem pe el și să plece acasă, ai avea o interacțiune cu el pur și simplu strict amical, să vă cunoașteți ca... Sincer, nu vreau să fac asta doar pentru show, mai ales cum m-am pus în top zilele trecute, după m-a scos, după iar m-a pus, după suntem prieteni, după nu prieteni, sincer, nu. George, ăsta, Claudiu? Yes. Cu ce... feedback ai rămas așa din partea fetelor care... Cu care am avut interacțiuni? Cu care am avut interacțiuni, da. De momentul a fost doar două și cu una că am interesul de a cunoaște. Nu aici în casă. Așa... Da? A, strict, relațional vorbind. Da.
Am cunoscut multe tipologii de fete. Unele chiar interesante, cu care am rămas prieteni. Iar cu altele care te plixez la prima întâlnire și nu prea vrem să mai tangenți cu ele. Din partea lor ce a venit, știi? Și am cunoscut destul de multe femei, dar în mare parte dacă... Care au fost suite de două mari și late, două păreri mari și late, știi? Ori te plac, ori nu te plac. Ori am fost cel mai dulce băiat, ori am fost rău. Da. La tine am vrut să știu dacă e mai diversificat sau... La mine... Dacă ți-a fost reproșat vreodată, nu știu, auzi, vreo... două, trei femei, sau de mai multe persoane un reproș anume. Am că avut. Dacă vin de la mai multe persoane, același lucru, trebuie să spui un semn de întrebare, știi? Exact. Bun, multe reproșuri legate de faptul că aparent am rețineri, nu dau de la mine prea mult, adică emoțional vorbind. Dar și ai, nu știu, ai ajuns la concluzia că ar fi posibil să ai? Bă, sincer, nu am de considerare asta, posibil. Să nu fiu la acea empatie, cum o consideră mulți. Să nu simți față de persoane. Ești deschis așa, ești deschis sentimental. Sentimental, adică... deschis cu o persoană care chiar e interesantă la mă cunoaște pe punctul ăsta. Ți-e ușor să îi spui așa niște lucruri din suflet, așa... Să le spun, nu? Da, da. Să le spui, da? Da, mi-e foarte ușor. E cineva de... Cine? George, tău? Te lor. Am stat aici cu minte și te-am așteptat. Am 5 minute la dispoziție. Ce și minute? Bune! Da, bună, fetelor. Hai să vorbim. Ce vrei să vorbim? Să știi că l-am adus foarte pe grabă, că voiam să pregătesc. Știi ce vreau? Stai aici, că nu vine. Ce vrei să-ți aduc? Dar nu vreau să-mi aduci nimic. Drăguț. Ce-i acolo? I-a adus un sandwich, cred, și ceva. Hai să vorbim. Robert, nu s-a cerut aici. Dar nu că voiam să-ți... Hai că o să... După ca să... Nu-i că voiam să-ți spun ceva anume, dar pur și simplu... Hai zi-mi. Chiar în ei cred. Robert, nu chiar cred în Robert. În Mihaela. Mihaela, da, dar ea este foarte naivă. Oare mă lasă să-mi la radio? Sigur. Sigur. Numai că nu-mi place cum sunt îmbrăcată, da. Dar ce mai contează? Deci, știi că vorbeam noi și spuneam că o să ne, de acum înainte o să ne spunem gen tot ce ne... Nu deranjează. Avem ceva acolo și vrei să spunem da. Fii și tu mai strong. Mai ajută-mă. Te ajut. Eu vreau să mă deschid mai mult față de tine, dar și tu trebuie să fii mai... Să te ajut. Am înțeles. Știu despre ce vorba. Hai să fim un pic mai deschiși, nu? Eu pot să fiu față de cine, dar nu vreau să te pun într-o lumină proastă. Pentru că, uite, deja băieții spun că, uite, că e așa și... Mine nu mă deranjează. Mie îmi place cum ești tu așa, dar nu vreau să fii pus tu într-o postură aiurea, pentru că m-aș enerva și mă enervez. Eu cu băieții am glumele mele acolo. Am glumele mele acolo și probabil în exterior se vede puțin deranjant, știi? Dar noi suntem acolo zi de zi și la hotel. Și poate nu mă supără unele glume, știi? Pe care le fac ei. Și eu la rândul meu glumesc. Dar cu părinții tăi ai relație bună? Foarte bună. Da? Da, chiar dacă tatăl este plecat de foarte mult timp, parcă am discutat asta, nu? Când a venit prima oară. Nu? Tata a plecat de vreo 20 ceva de ani. Vine, stă doar câteva luni pe acasă. Unde? Maxim. A fost în prima oară în Coreea, după care a fost în America. Ce Coreea? În care? Coreea de Sud. Da, ca inginer sudor. După care a fost în America ca electrician audio. După care în Anglia. Iar acum electrician naval pe iahturi, în Olanda, de vreo 8 ani aproape. Wow! Da. Și asta, din moment ce a fost... bună cu ei. Da, e bună, mereu am avut... Vorbiți în fiecare zi? Sau? Da. Da? Da, da. Părinții mei vorbesc fiecare zi, chiar de mai multe ori pe zi, deci asta e... Wow! Foarte frumos. Da, mai ales la distanță de atât de mult timp. Și sunt despărțiți sau...? Nu, ei sunt împreună. Ah, ok, am înțeles. Da. Deci căsătoriți, doar că el e plecat. Ca să-mi ofere mie și familie în sine un venit foarte bun. Da, nu mai știu ce mi-a răspuns sau dacă te-am întrebat, mai aflați? Nu. Exact, da. Păi n-am frați și cred că datorită lucrurilor ăsta au fost iată de afectoși cu mine, ca părinți. Și au încercat să-mi oferit tot. Eu zic să te duci tu la băieți. De ce? Nu vreau. Așa luptă toți acolo pentru mine și... Eu zic să te duci. Asta ca asta. Cu mine, lasă-l pe alții. Ce? Spune-mi ce... Ce? Ce vrei. Păi nu, ce vreau. Fii cu mine cum îți vine, așa. Bine. Nu, nu-mi place. Nu vreau să ai rețineri sau să... Pentru că eu nu mă supăr. Din nimic. Și vreau, ți-am zis, nu știu. Zi-mi, de ce? Ai avut o reținere aici. Ai spus N-am că... avut o reținere. Vreau să fii așa Ai cum ești tu. Ai avut o reținere.
Voi! Mamă, nu mamă, ce-ai făcut problemă. La Larisa? Hai, rapid, rapid, pune-mă. Ce-ai făcut? Ai scăpat salata? Lasă, nu-i problemă. Nu poți să fie așa ceva. Nu-i problemă. Gata, nu-i problemă. Pune-mă o pernă. Am rezolvat. Să știi că oricum era foarte bună salata. Da, nu-i problemă, o mănânc așa. Da. Știi regula celor 5 secunde? Da, nu, apucat. Eu nu sunt o fată cu pretenții. Nu, ce bine. Și o să mănânc și semișul. Da, l-am făcut pe grabă, numai că se... Nu contează. Ai înțeles? Am înțeles ceea ce voi tu. Ai văzut și pe conexiune, eu încerc să vorbim, dar... Nu, mai, și eu nu o să, nu o să mai las pe nimeni. Retrag. Nu, da. Când vreau să-ți spun ceva, de acum înainte o să-ți spun, pentru că, sincer, m-am săturat de eu să fiu cu bun simț și în momentul în care cineva intervine să tac. Bună, Patricia, Patricia. Și ceilalți, când eu vreau să vorbesc, nu mă las. Nu mai vreau. Să fiu un pic mai... Bine? Fii cum ești. Da, să știi, da, serios. Nu știu pentru ce. Mie asta știu, mi-a plăcut. Nu știu ce s-a întâmplat pe parcurs așa, nu știu, chiar ce am avut. Înțeles. După cum mă gândeam, una alta, dar gata, că am zis, nu se mai poate, gata. Pentru că eu. Și eu am avut emoții la început foarte mari și nici măcar nu puteam să leg două cuvinte. Dar nu ne ajută prea mult, știi, emoțiile astea. Știi că nu ne ajută și eu zic că am trecut de emoțiile alea și nu mai am emoții, știi? Dar acum... Așa zici. Da, uite, mă sfără emoții. Da? Numai că nu știu ce e. Ce nu știi? Și intervine așa. Gândurile astea. Dar gata. Știi melodia asta, că de astăzi spun la toate stop. Bună, Bianca! O să merg în casa băieților. Hai să rupem pantalul. Așa face Radu. Când mă pun în gheț. Păi asta fac. A, îl copiezi pe Radu, vrei să rupi pantalonii? Nu. Mi-a doare piciorul. Mă doare, da. Te doare? Da. Vrei să pupi să stai? Nu, nu te uita că mi-e rușine, e umflat, parcă e un butuc. Nu, dar ești strâns. Dacă vrei mai dă-mi... Da, dar e maxim. Păi și asta mult... nu înseamnă că trebuie să stai cu ei strânși, așa că e maxim. Da, dar asta e maxim, mai mult ce să... Și uite ce mare, nu te mai uita, dar nu, urât, mă, e urât, nu te mai uita. Dar nu vreau să văd dacă e urât sau nu, vreau să știu că ești bine. Da, mă doare, dar și ce să fac, de asta nu vreau să mă mai ridic. Așa, ar trebui să mergi la mulțumesc, doctor. Draga mea, dar vino, stai aici dacă vrei. Auzi? Ar trebui o să iau la... anti-inflamatoare, o să iau. Mersi. Ciao. Ai grijă. Mă duc o felie de măr. N-ai pus nimic sare? Nu e otrăvit. Preces? Mănânci și tu. Mulțumesc. Mă mulțumesc. Dacă vrei să fii aici, să... Să puteți bârfi în continuare. Ce mișto ai să-și la loc. Nu le-ai avut în gală, nu? Am avut și în gală, la fel ieri. Da? Da, și mi-a plăcut mult și mi-am făcut trebuie la zi. Super, bă. Stai. Prăjeală, nu? Nu, aici... Stai. Stai, nu mai clic. Gata. Ce avem? Avem o geană care era așa în jos. Voi. Tu îți dorești copii? Pe viitor, dacă nu o să fiu stabil din toate punctele de vedere. Financiar, relațional. Bine, nu grăbești partea cu copii. O să-ți dorești copii la un evident moment, că sau... aș vrea să mă întind înapoi linia. Băiat sau fată? Na, prefer băiat. Cum cade acum la loz? Tu, Laur? Îmi doresc și... Mai mulți? Sau unul spune capac? Nu e indiferent. Și dacă ar fi să fie mai mulți, să fie mai mulți, dacă... A fi primiți. Să ai un secret, nu? Bă, mereu am zis că vreau băiat, dar... Vezi că-ți cade fată. Crede-mă că acum fetița aș vrea. Mamă, ce mi-ar plăcea fetița. Parcă ar fi mult mai drăgostos cu ea, nu? Cum? De ce? Bă, și băiat mi-ar plăcea mult, că îți dai seama, l-aș face... Tu. Oglinda mea ar fi, pe cuvântul meu. Da, da, o fată, așa să văd că vine o fetiță din aia micuță la mine cu părul așa și vine să mă ia în brațe, să mă strângă în brațe, să zică tati. Și când e mare și o învăț toate prostii pe care le fac băieții? Da, păi degeaba o învăț-o, că băi, sunt genul de om care, pe cuvântul meu, puteți să-mi ziceți toți, nu fă aia, că până nu mă ard eu sau mă dau cu capul de ea. Nu te înveți. Nu, puteți să-mi dați zilnic scris, bă, nu faci aia că nu o să fie bine. Cam acolo am fost și eu, de asta am atearsuri și tături pe mine. Trebuia să văd cum se simte până să... Eu și eu persoană așa curioasă de fel, știi? Asta-i. Da, până la urmă, experiența te învață, nu vorbile altora. Asta-i, că până nu te dai tu cu capul de pereți singur, clar. Nu simți. Adevărul este că...
dar sincer acum. M-am bucurat când Laurențiu a spus că nu s-ar vedea într-o relație cu Lorena. Știu. Am văzut asta cu toții. Nu știu dacă... Ești rea câteodată. Păi asta nu-ți rea, asta nu știu, așa parcă... Parcă știam asta. Dar nu cred că e rea, pentru că uite și eu în momentul în care tot așa Radu... Nu că e vorba de Lorena, dar de Lorena a fost atunci când a vrut să o cunoască. Și am auzit de la Lorena că nu. Oarecum am liniștit așa, știi, adică... Te-ai bucurat. M-am bucurat. Din partea mea, că am luat ce mult. Dar am zis că nu de la tine merele. Tot de la producție. Mulțumim mult, Mihai. Te admor pentru toată lumea. Aveam poftă de mor de când am intrat. Nu meritem să stai lângă noi. Eu nu merit. Fiecare decide să reacționeze cum vrea. Și trebuie să acceptăm că fiecare persoană e diferită. Eu poate aș fi reacționat într-un mod diferit, tu într-un mod diferit și pur și simplu acceptăm că ea este așa. Cum e să fii bogată, Miha? Mai bogată cu 5.000 de lei. Încă nu simte bogăția. E lui Nicola Susmita. Nu neapărat, bine, și bani, dar nu neapărat numai de ce bani. Ce să faci cu banii, Mihal? Să-ți cumperi multe haine și o să mă revenim. O să-mi cumpere liniștea. Vrei? Cum? Liniștea? Da. Vrei să mă pui la tăcere? Eu sunt mai liniștită acum, nu de altceva. Sinceră să fiu, când i-am spus Mihaelei, nu sta ghiboasă, eu am făcut-o asta nu cu rău, nu cu o intenție rea, chiar sincer îți spun. Și așa i-am spus, nu sta ghiboasă, gata, adică nu a fost cu ceva rău. Da. Ca să întoarcă așa toată situația. Ai cerut iertare atunci. Păi da, dar ok. Bine, lasă să fie. Dar ai văzut și tu că Robert îngală în continuu pe mine, adică în continuu. Că nu ești oarbă și nici surdă. Da, acum pe bune, în orice subiect, Bianca intervine și pe conexiune acum a intervenit. Ți se pare că te-o băgat în seamă sau ce? Nu că m-o băgat în seamă, că într-una, dacă e vorba de mine, el neapărat trebuie să zică. Păi și ajută colegii. Și ajută colegii. Vorba lui Cristina. Eu cred că are o slăbiciune pentru Bianca, sincer. Păi, e ta. Când aude de Bianca... Dar când... nu o slăbiciune neapărat, poate o plăcere de asta, dar așa o slăbiciune în sens ca și om. Parcă vrea în continuu să mă atâțe cumva, să-mi scoată ceva în evident, ceva să-mi bage acolo. Da, și pe îi place să te enervezi, cred că îi place să te vadă nervoasă. Păi aia zic, pentru că nu simt neapărat că are o plăcere față de mine în mod fizic. Mai mult poate la caracter. Dar mă enervez și eu, la un moment dat mă enervez și eu, nu pot mereu să-i dau curs. Păcat. Mi se pare un lucru urât între femei să ne aducem jigniri fizice, sincer. Și niciodată nu i-am spus nimic că e așa un nivel, eu sunt la alt nivel, da. Niciodată n-am făcut nimic, absolut. Îmi pare rău pentru asta. Da. Dar dacă i-a început, o să continuăm. Legat de partea asta cu fete, cam asta. Mulți mi-au spus că sunt foarte reținut la început. Dar nici el nu a fost foarte interesat în a mă cunoaște pe o durată lungă. Poate s-o mai închis. Chiar dacă pare extrovert, poate s-a închis emoțional. Mm? Și asta poate l-a îndepărtat. Poate credea el că prea încrezut. Din cauza asta poate era meu prea complex. Nu pot spune asta pentru că relațiile mele și au fost superficiale, mare parte. Nu a fost nimic în care să spun. Deci nu am simțit emoția de a te iubi. N-ai simțit niciodată? Nu. Pentru că a fost atât de seci. N-ai spus niciodată te iubesc? Din suflet, față de fată, nu. Pentru că n-am auzit punctul ăla, nici ea cu mine, nici eu cu ea. Și practic n-ai iubit până acum. Nu, doar am avut relații strict, relaționale, dating. Am înțeles. Dar nu, pasiune, mândra și dragoste, încă nu. Deci consider că pot să simt. Dacă vei zice prima dată în casa iubirii, te iubesc cu adevărat. Bă, chiar vreau să simt, chiar nu știu, m-ar plăcea să simt focul ăla dacă chiar există în mine. Există, cu siguranță există. În orice persoană există. Și când o să o simți, să fie foarte frumos. Tu o simți? Acum sunt la început cu ea. Eu când o să zic te iubesc, o să fie... Pentru mine te iubesc e un cuvânt foarte mare. În ultimele mele relații l-am spus după 6 luni, după 8 luni, după 1 an. Ce zici, Miha, de asta cu life-urile? Că acum el o zis cu da, să... Mai liniștit o dormi eu ca tine, Cristina. De câte ori ai pus întrebarea asta, Doamne, iartă-mă. Bine. Pentru că tu nu păi pui. Nu pot eu să îți spui eu cui să-i dai like, cui să nu-i dai, la cine să stai pe live. O să arăt foarte bine. Păi dacă o să arăt de la început până la final, adică...
nu știu, poate nu, că chiar... Nu te frământă, îmi duce acum acasă. Păi cum, nu, că în gala a spus. Mihai l-a spus în gala. La început, la final, nu să mă deranjeze. Eu cred că totuși o să-și ceară iertare. Să facă. O să facă, crezi tu? Mm-hmm. O să faci în așa fel încât să-și ceară iertare? Da. Da. Uf, asta nu știu dacă e de bine eu, sau sincer, de rău. Eu, sincer, sunt foarte puternică, foarte orgolioasă. Puternică. Da. Tu ziceai că nu stai la live, pe live-urile chiar a băieților, în general, a colegilor, mai mult de 2-3 minute, păi ca nu așa, cumva să-l deranjeze când pe el. Scroll, și mie mi s-a întâmplat, poate să intru la cineva, dar fără să vreau, că am dat scroll. Da, dar el nu doar a intrat, a ascultat și a dat seama că e în top, a doua zi a glumit pe tema asta. Și acum adică... să zică că vrea să facă live cu ea? Păi cine știe, poate să gândea, în caz că nu iasă cu mine părența. Poate vrea să o cunoască. Eu n-am de unde să știu ce e în capul lui. Nu trebuia să înceapă. Bine, dar asta în, e... în privire cu ea, ea consideră că tu ai început prima, când ai început să-i faci așa ochii dulciului robe și să... Ok, dar n-am jignit-o niciodată cu nimic. Cu absolut cu nimic. Probabil, uite, pot să mă pun un pic în locul ei și să spun oare cum a văzut ea lucrurile și probabil a crezut, chiar dacă tu nu ai făcut-o prin cuvinte la adresa ei, prin a intra, a încerca să intri în cuplu, ei poate s-a simțit amenințat. Știi, adică a fost un fel de jignire, nu verbal. Nu mai ales că în ziua aia, când am fost în camera roșie, eu l-am chemat să-i spun că Robert, gata, te lasă în pace. Și ea aici spune altceva, că l-am chemat, ce a crezut că eu fac acolo? Ea a crezut că l-ai chemat ca să și... te apropii de el. Asta nu înseamnă că a fost. Da, asta e adevărat. Și de asta și mi-a fost obișnuitor. Păi, trebuie să fii sinceră, știi, și să spui pe față ce te deranjează. Eu de asta păi, am spus că mă deranjează, dar ce vrei să fac acum? Păi, păi nu, da. Că pe tine, tot pe tine dar te frumă. Dar nu are ce face. Adică nu pot să trăiesc cu gândul ăsta toată ziua. Păi, nu faci scandal. El oricum, el oricum e foarte curtat. Adică tu ori intri pe live chat, fetele îi face complimente și năsă. Oricum e genul de persoană care place să primească complimente continuu. Păi da, dar tot pe tine te frământă gândul, știi? Adică... Păi una când primește el și una când face el. E altceva. Robert joacă cu toți aici, cu ea joacă. Și vezi cum și sora la Laurențiu pune like-uri lui Ambra. Tu ai fi nu geloasă? Nu mă mir dacă te grabă și mie să pui, sigur. Tu ai fi geloasă, sigur, pe da. Like-uri? Da. Cred că de da. De ce? Nu știu. Mi se pare că, de exemplu, eu pun like-uri doar atunci când îmi place persoana. Eu nu o să pun like-uri o persoană care nu mi-e dragă. Dar poate îți plac doar pozele. Pozele? Nu pun like-uri la poze. Eu pun doar dacă mi-e dragă persoana. Am înțeles. Adică doar dacă pun la vizual, nu. Da. Am de la mine înțeles. Like-uri primit foarte greu. Cea mai lungă relația ta când a fost? 2 ani și 7 luni. Destul de lungă. Iar motivul despărțirii? Nu mergeam pe același drum. Nu aveți aceeași ambiții? Nu. Iar asta acum cât timp? Dar asta acum un an. S-a terminat. Dar nu, să zic că niciodată nu m-am certat cu nicio pereche, niciodată. A fost mereu conflicte discutate. Ne-am despărțit, la revedere, te pup, pa. Pentru că dacă am văzut vreodată că intru în conflicte sau sunt deloc de acord cu ea și nici ea cu mine, la 2-3 luni da. Când cunoșteam pe cineva, ne lăsam, știi? Proba aia de cunoaștere care exact. Se zice 2-3 luni. Dacă trece 3 luni, înseamnă că ceva suntem o pereche, iubiți, da, e mai corect. Ai auzit cum Robert a spus? Mihai este foarte geloasă. Dacă intru la live, la Bianca, la Patricia și mai ales la Irina. Ai auzit? Păi de ce să fii geloasă dacă mă socoți la alt nivel? Da. Ea singură își răspunde la întrebările ei. Eu n-aș fi geloasă la o fată care aș socoti sub nivelul meu, sincer. Da. Corect? Așa că... Ai înțeles? Am înțeles ce ai înțeles, da? Am înțeles și știam foarte bine, numai că voiam să fim un pic mai... Cristina, ce poți să-l însoțești pe George în casa băieților? Ai câștigat. Și te rog eu frumos să-ți pui gheață. Pe cuvânt. Da. Cu grijă. Gheață și fără tocuri. În momentul când îți pui hai, tocuri, fugi. Oh, nu! Hai, George, mișcă-te odată, că nu stau după tine. Va, dar mai lasă-mă, Chitina, pache. Ți-ai transmit ceva lui Laurențiu? Oh, no. Nimic. Vrei să-i transmit? Că-l pupi? O să-i transmit eu. Bine. Hai, Chitina. Hai să mă aranjez. Să-ți mai mare, Larisa. Să-ți fie de bine. Nu, uite, de asta sunt și singur, pentru că, cum spui tu, și eu am foarte multe așteptări la persoanele lângă mine, știi? Că... Și tu o să ai top 3-uri în care o să fii. Și Patrici a fost în multe topuri.
tocmai pentru că femeia care arată bine, și eu am fost în multe topuri, că și eu mă gândesc că arăt bine, uh-huh, dar tocmai pentru că arăt bine și pentru că mă respect pe mine și știu ce investiție fac în mine. Vrei și aceeași investiție din partea partenerului. Aceeași investiție din partea cealaltă, știi? Corect. Și nu e vorba că ar fi vreo fată urâtă dincolo, nici de cum. Dar cu cât, știi ce demonstrează acest investești mai mult în tine și te respect mai mult pe tine și ai grijă de tine, cu atâta aria de căutare o să fie tot mai mică. Exact. Știi ce demonstrează acest top? Că părerea la început, din prima, eșuată 99%. Exact. Asta e demonstrarea acestor. Pentru că de cele mai multe ori, exact, e strict vizual. Și vrea să ne dovedească emisiunea asta cu chestia asta, că aspectul fizic contează, dar cel mai puțin, caracterul contează. Că dacă nu te-ai bine la caracter... Toate contează în egală măsură. Nu, în egală măsură. Nu îmi zice, mă, mie, pentru mine contează în egală măsură. La cât mă respect, mă duc, frate, două de săptămână să mă tun, mă duc la sală, mă duc să fiu bine. Eu n-aș putea să fiu cu o femeie care, bă, nu mă atrage 100% de să mor după ea. Ascultă un pic. Pentru mine contează... Ce mai zi, Radu? Contează ambele chestii la fel de mult. Să urc pe aici sau pe aici? Cum pe aici? Ține acolo și-o prins. Vrei să mă arunc și tu să mă prinzi? Nu mă bazez pe asta. Bună. Bună. Și dacă mă atrage fizic, maxim, și pe partea cealaltă n-am ce să discut cu ea și nu mă ține stai activ cu și nu am povești comune sau subiecte comune, nu o să meargă, dar ambele contează în egală măsură. Dacă nu le ai pe ambele, nu o să ajungi la nimic. Degeaba ia cel mai frumos caracter și mă ajută și mă asta, o să fie vreo prietenă, că dacă nu mă atrage fizic cum aș vrea, eu nu am ce să mă duc mai departe. Dar pentru tine, eu pentru tine că... contează ambele. Pentru alte persoane contează 70% fizicul, că... 30% caracterul. Ține de persoană. Ascultă-mă. Eu cred, la cât de mult am eu grijă de mine, nu neapărat ca fizic, cum am eu de grijă de mine, sufletește, fizic, spiritual, să meargă bine, cred că merit o persoană exact pe placul meu, nu cu 80% și 20%. Eu cred că merit o persoană cu 100% și 100%, că și eu așa mă dăruiesc ei. Să-mi spui cum să zic, Robert, îmi place zâmbetul tău. Ok, Robert, me gusta. Me gusta. Tu? Me gusta. Me gusta tu sonrisa. Me gusta tu sonrisa. Bine. Ce ți-a plăcut cel mai mult până acum? Mi-a plăcut gala, cum se desfășoară gala. Mi-a plăcut. Când Robert se uita, vă uitați în oglindă și ți-a spus că ești frumoșică. Sigur că. A fost momentul tău preferat în Casa Iubirii? Momentul meu preferat în Casa Iubirii a fost... Când l-ai văzut pentru prima dată și v-ați uitat în ochi. Și așa mult, wow, ce ești de frumos! Wow, dar tu în real arăți mult mai bine. Nu, dacă sincer, momentul meu preferat a fost în... Cuibușorul. Cuibușorul Iubirii. Iubirii, da. Acolo a fost. Trebuie să repetăm, că nu mi-am dat seama că sunteți aici. Cine va fi? Hai! Hello! No. Un nou cuplu în Casa Iubirii. No. Nu vrei lui treabă. Dar cred că nici Alexandru nu vrea pe ea. Are și el pretenții. Alexandru! Uite, ți-am pregătit un mic dejun. Mulțumesc! El știe că nu e pentru el. Adică, el de-ar ști că are vreo șansă, eu cred că s-ar îndrepta spre ea. Radu știut că urmează să facă Alexandru un gest pentru ea și putea să o iei înainte. Că nu-l simte pe Alexandru amenințare, pentru că Cristina îi dă semne clar că există doar el. Da. Să anunț eu asta sau să anunț tu? Ce anume? Ce i-ai spus și Cristinei? M-am hotărât să îi vorbesc să nu mai fiu propus și să lupt în continuare pentru fata asta. Vrei să lupți în continuare pentru Cristina? Da. Ești sigur? Da. Sincer, dacă ar fi să primești un date acum, cu ce băiat ai alege? Acum? Nu, mă refer așa la nu cât-ți place prea... Poate sau chiar... o interacțiune. Păi ești da, exact. Da? Pe cine alege? Din băieții care sunt acum? Este foarte greu, sincer, fetele. Că doar să cunosc ca persoană, nimic mai mult.
pur și simplu sincer, interacțiune. Ca bărbat poate pentru place mine, nu văd pe nimeni. Nu știu, ca... Prieten, nu știu, o interacțiune, cum a avut Lorena cu Ionuț, exemplu. Nu știu dacă ai văzut tu. Interacțiune, da. Cred că tot cu Ionuț. Sincer, cu Ionuț, cred că. Înțeleg. Eu știu precis categoric, Alexandru, nu? Sincer. Și Claudiu, nici pe atât. Da. Dar este ceva, nu știu, cum îl vezi tu pe Claudiu, ce părere ai despre el? Eu nu știu, toți văd în el ceva deosebit, eu nu văd absolut nimic. Pentru mine el este pur și simplu simplu. Nu văd nimic în el. Și nu-mi place asta, când nu ceva... Asta nu e o jignire sau pur și simplu nu... Nu-mi place, sincer. Nu ți se pare că este o persoană care să strălucească așa în multitudinea băieților? Da. Și cum fetele spun că le place. Acuș, mi-am pierdut gândul. Scuze. Tot ok, acuș. Uite, tu crezi în, nu știu, crezi că dacă inițial nu-ți place un băiat, ar putea să-ți placă după? Cred după ce nu l-ai cunoaște? Mm-mm. De Claudiu sunt sigură că nu. Chiar niciodată. Nu e vorba de Claudiu, e vorba la modul general. Știți cum este când vezi top 3 și vezi anti-top 3? Cu cine nu pas? Smash, cum? Smash or pass? Da. Eu știu precis că ar fi pes, pes, asta chiar nu știu de ce. Chiar așa, nu-mi place și gata. Ți închipă? A mine rar așa ceva se întâmplă. Cum l-am văzut? Nu ți-a transmis o da, vibrație? Da, chiar adică mă uit. De ce m-ai întrebat de dacă am album cu noi doi? Am crezut că ai album, telefon separat, cu noi doi. Sincer, nu am. Nu vreau să te mis să zic acum că nu am. Am crezut că ai acolo My Love. Mai las nu am, love. Am toate pozele cu noi doi, toate pozele cu tine, am să le rup până. Dar chiar mai ai cadouă pe care ți l-am dat atunci. Care? Ziua ta. Ai agenda, pixul și să nu zici că n-ai ieșit nimic din agenda aia. Eu agenda am văzut în care îți notez niște chestii. Dar ți-am dat și tricou? Da, mi-ai dat un tricou negru, pe ăla l-am acasă. O să promit că mâine... Că ăla n-are nici brand. Mâine, că ăla n-are da, brand. O să-l iau pe mine. Promiți? Da. Vezi cum vreau să te vezi. Și eu promit că ți-aduc bluza sau sped. Vezi cum... Dar tu să nu dai cu... asta, mă, dar și de ce ți-o aduc? Nu te pui, ca să dai cu parfum. Ah, okay. De la tine. Dar vezi că la mine se uscă greu. Să dormi cu ea. Vezi că la mine se uscă greu. Să dormi cu ea așa. Și să mi-aduci. Vezi că la mine se uscă greu. Dar nu contează că am putat, că e uscător în casă. Rămâne până se usucă. Păi nu contează că am purtat-o și nu o să mai port de acum încolo. Ce să suce un pic mai greu. Adică dacă aș fi să port, aș putea peste două săptămâni. Ok. Mă gândesc că, nu durează două săptămâni, dar n-am unde să întind afară rufe. Deci bine, ți-o aduc. Bine. Da, să spăl eu, dacă eu ți-am îndărit-o. Păi normal, așa se face. Dacă ție tu... tricoul alb. Dar ce, eu ți l-am murdărit? Da. Când ai venit cu Tita, ai pumnul de făină și l-ai aruncat în mine, mi-ai băgat în ochi. Asta e un pic, tu ai mașina de spălat? Nu pasă. Dar eu... Ia pune mâna pe mine. Dar nu, credeam deja mâna pe tine. A, și ce simți? Îmi pasă? Că nu-ți pasă. Păi, găsești undeva un suspel la mână? Păi la numai mână că eu spăl. La mână spăl de obicei. Păi de ce, tu ești la spălătorie? Mă duc și, da. De fapt, nu mă prea duc. N-am fost. Cum să speli la mână? Și blușii păi, toate astea? Acasă și le-am dus acasă și... Okay. Știi că sunt trei tipuri de dragoste în viața asta? Dragostea nebunească care o ai la adolescență, adolescentină sau cum se zice, știi, de wow, totul e vis. De... Asta ar putea fi și-a început o cărere relație. După aia, aia între 20-30 de ani care mergi numai după fizic și după aia de 30 de ani care te-ai bine pe toată viața cu partenera, e un partener al vieții, știi? Așa, și ce? Păi și ăla partener al vieții nu o să-ți placă 100% fizic, o să-ți placă 80% fizic. Vrăjeală, mă, dar... mă, un om care are cașcaval, care stă și bine, care e și frumos, care se întreține, care și-o de mic copil poate lucrează și muncește ca să fie cel mai bun într-un domeniu, sigur că o să-și ia pe cineva care... E sub el, din punctele astea de vedere. N-am zis, adică... că, n-am zis că sub el, am zis de placul tău. Eu am aceleași pretenții de la mine și aceleași idealuri și la 80 de ani. Uite, eu și cu Laura suntem într-o nișă mai specifică, spre exemplu, o zonă care pune accent pe fizic, nu doar pe caracter. Noi, din moment ce putem dezvolta zona aia, automat vrem și cealaltă persoană să facă același lucru. Unii, da, poate fac un compromis anume. Atunci, dar nu vreau să mă bag aici, că după aia îmi iau hate. În ce subiect? Păi și tu vrei o fată aspectual fizic să arate ca tine. Exact. Am nu înțeles. Ca mine, adică nu vreau o fată bărbătească. Nu, vreau dar zic ca pune... să îngrijească. Exact, care nu se uită doar la față și la adică machiaj. Adică să meargă la sală. Nu obligatoriu să meargă la sală, adică dar să facă sport. Exact, să aibă o disciplină în alimentație. Să știi când să bun, am doarmă, să știi să aibă okay, un respect okay. față de propriul corp. Okay. Înțelegi? Da, poți fi inteligentă.
Dar asta nu înseamnă că o să mă atragă total. Băi, uite, am fost cu o fată, crede-mă dacă nu, era model, jur. Era model și, bă, n-avea ce să-i zici. Ce aici, aici te contrazici un pic. Aici te contrazici un pic. Eu, și ce ai văzut la Bianca, aspectul al fizic? Bă, dar nu este... Că ai zis că vrei să se îngrijească să fie top model ca tine. Fizic? Băi, cum a zis și el, și uite, foarte tare mă regăsesc în ce zice el. N-am zis că e urâtă. Că foarte mult mă regăsesc în ce zice, că pentru mine zâmbetul, frate. Pentru mine, nu știu cum să zic, zâmbetul, dar nici nu știu ce, cum ar trebui să fie până aici, până aici, sau cu dinții, așa. Vreau sau așa. Vreau o fată să facă 10 flotări. Simetria, forma. Bă, dacă zâmbești frumos, pe mine m-a dat la asta. Asta a fost relaționat prima oară, din cauza danturii. Bă, dar asta stă o bombă. E luată, serios. Asta stă o bombă, i-a zis. Și tu vrei să o fată care să facă 10 flotări, să fie și pe fizic. Dar ce că el e luată. E mortal, mă. Asta zi ziua lui. Azi zi ziua lui. Foarte model. Dar nu tot, potriveam. Tot n-avea șanse la Orinț, nu? Mă simțeam cu ea ca cu un strange. Nu mi se părea că am vorbit prea multe. Să nu se înțeleagă că era fata într-un anumit fel. Că era o femeie mișto. Auzi? Doar că nu ne potriveam noi pe partea asta. Și degeaba era ce mai frumos. Dacă nu, pe partea cealaltă nu era pentru mine. Așa mâna și la revedere, știi? Să-mi se întoarcă materialele? Bă, să se întoarce. Nu chiar. Îmi asum ce am zis, știu păi ce am zis. Păi da, eu strict ceea ce gândesc. Și mi asum ce am zis. Dar aici o să iasă boboială. Dar ce am zis? Vreau să zic că... M-am gândit că am mai vorbit amândoi despre chestia asta. Și nu mai vreau să renunț la tine. Nu vreau să spun cuvinte mari și după aia să arăt foarte mici. Da, numai, numai că ai mai spus asta și la început. Nu mai vreau să renunț la tine. Și că vreau să stau aici în continuare și să lupt așa pentru noi doi. Serios? Da. Și îmi păstrez și calmul și mi-am încăpătat și puterile, ca să zic așa. Și încerc să fiu eu și să rezist tentațiilor de aici din casă. Da, uite, zic sincer. Tocmai pentru tine. Zic sincer că, de exemplu, în gara asta, sau cât mai am așa, nu știu, nervi din situațiile care se întâmplă aici în casă, cu Robert, cu... Mai mult cu Robert se întâmplă situații de el nu înțelege, iar face... Să nu te mai nervezi, știi că și am, te-am înțeles perfect, pentru că și pe mine începe să mă, nu știu, să mă obosească lucrul ăsta și să mă deranjeze, adică nu pot să mă abțin să nu spun un lucru. Uite, a fost gala. Dacă eu simt un lucru să-l spun și văd că nu-i drept, nu pot. Într-adevăr, eu făceam asta înainte, până efectiv m-am obosit și mi-am dat seama că nu are rost. Adică eu să stau să mă chinui, să-mi consum din energia mea. Eu mănânc, gen, și intru aici și să-mi consum din energia pe care eu reușesc să o strâng, să încerc să ce? Să scot eu o situație la lumină, care oricum nu e în avantaj, nu, care oricum nu-mi pasă, pe bune. Asta spuneam. Iată că la un moment dat ți-am zis, Cristina, încetează, te rog, nu te mai băga. Că tu efectiv te baci, încerci cu argumente plauzibile să rezolvi o situație, se vede clar că nu se înțelege și nu se rezolvă nimic și nu poți să faci nicio chestie și ca ce să stai să-ți consumi energia? Că și așa le avem noi pe ale noastre și și așa trebuie să o păstrăm pentru noi, că mai e cât un moment de la și la noi în care avem nevoie. Și și așa, că noi ne certăm toată lumea... Păi de ce să stau eu să stau să-mi bat capul și gura cu o chestie care nu contează, când sunt alții care oricum fac chestia asta? Yeah! Cum? Bine, mă! Ce ai tu? Dar nu, voi m-ați spus cum faci. Merge la fete. Mă duc la fete. Mă duc la fete. Stai să repetăm, că mi-am dat seama că sunteți aici. Ce faci, Cristina? Bine. Mulțumim că ne-ai salutat. Ce faci, Radu? Bine, ce faci? Da, uite. Da, ce... Mâncărică bună. Da. Să știi că mergea și un parc de lapte la ala. Bă, m-am gândit la un parc de lapte, doar că mergea. Nu știu dacă îi place. Și să le pui așa pe fund frumos. Gestul contează. Da, da. Radu, să știi. Ba, tu știi. Ceau. Dar tu nu mi-ai făcut de mult gesturi. Tu glumezi, mi-ai făcut și cu pedele, mulțumesc. Mi-a scris și mie mai multă lume, că l-ai vrut atât de mult și acum tu ce faci cu el, că te crezi șef în relație, atunci am zis, spuneți-l pe ecran, să-mi răspundă la întrebare. Mm. Eu așa sunt în orice relație, oricât de mult îl iubesc sau oricât de mult țin la el. În momentul în care simt eu că nu-mi răspunde mie la o întrebare sau orice altceva care vreau eu să văd din partea lui, eu nu calc pe orgoliu sau pe... Dar tu n-ar trebui să te iei după gura lumii, tu ar trebui să faci numai ce simți.
Normal, da. Ca să fac ce simt, dar nu să nu creadă lumea că eu țin cu dinții de robe sau că, vai, Doamne, să rămân neapărat lângă el sau eu știu. Dar el ține cu dinții de tine când tu ai zis că, păi, mie în emisiune nu-mi pasă să fiu aici sau așa, nu știu cum ai spus, că eu mă duc acasă de... Dacă îmi place de el și vreau relații cu el, dar atât timp cât el îmi face împotrivă, îi spun ceva ce nu-mi place sau el mă roagă să nu fac ceva și face tocmai el. Nu. Pentru el ar fi groaznic dacă tu nu ai fi în emisiune, adică dacă ai pleca. Pentru că el a făcut așa o față gen. Și după aia, și când ai luat cecul, ai zis că nu e important că ai luat cecul, e important că ești protejată sau cea, că ai imunitate. Că ai imunitate, asta ai zis. Important e că ai imunitate, nu că nu de cec. Păi și dacă el își dorește că tu să ai imunitate mereu, să zicem, că-i convine asta lui, să se împace bine cu băieții, să facă strategii, să te facă lider, să te scoată într-una lider. Dacă el vrea să stea liniștit așa, păi el se bazează numai pe cec sau cecul vrea să-l ia ea și tu, el, și, dar tu să ai imunitatea. Așa-i convine lui. Da, bine, nu că nu m-am gândit și eu pentru el acum în gala asta, da. N-ai vrut să-l faci lideră? Da, da, da. Adică tu l-ai votat, da? Da, m-am trăsnit pe niciuna, să vă rog, pentru că văzut că tot în contradictorii cu toată lumea. Am rugat Florina să nu unui și să nu te gândești sau ceva de genul. Dacă nici Florina nu m-a ajuns... Ai vrut în grădinuță să o tragi de partea voastră, da. Dar nu, de asta. Da, nu, nu vreau să-l voteze pe Robertino. Oh, Doamne. Nu. Cine va fi? Hai. Is it? Hello. Nu! Mă. Ai 5 minute. Poftim? Câte minute ai? O oră. O oră? Aha. Vorbești serios? Sau o oră jumătate, nu mai știu. Ce faceți? Vai de mici. Tu vorbești serios? Da. Mm. Ai 5 minute la dispoziție. Cum? Ai 5 minute. Am o jumătate de oră, o oră, pe acolo. Tu ne-ai făcut mâncare? Cum? Ce e asta? Mâncărică. Hai să mergem. Uite. Unde? Tu e casa ta, unde vrei să mergem? Aici. Aici? Hai. Acum. Alexandru. Uite, ți-am pregătit un mic dejun. Mulțumesc. Te văd, uite, stai. Asta ce? Se asortează, așa? Da. Mulțumesc. Te-ai văzut, sunt supărată. Da, am fost. Ia, e cu Irina ceva. I-a adus ceva. Măr. Măr? Nu, fata, e o prăjitură. O? E tot timpul, dar bine zice. Numai când aduce ceva, lasă în casă, ne aduce. A, nu, e un sandwich. Oh. Un nou cuplu în casa iubirii. Nu. Nu no, vrei, Irina. E treabă. Dar cred că nici Alexandru nu vrea pe ea. Are și el pretenții. Are pretenții, omul. Cred. El știe că nu e pentru el. Adică el de-ar ști că are vreo șansă, eu cred că s-ar îndrepta spre ea. De-ar ști că are vreo șansă, dar se vede clar. Mă, nu mă așteptam, deci nu mă așteptam când te-am văzut că plânge, am zis că stai să mă frec la ochi, nu venea să cred, că te vedeam înainte așa, o fată puternică. Păi sunt cea mai puternică, sincer. Nu există așa ceva. Nu există și nu mai trebuie. Nu. Și mi s-a făcut așa, nu știu... De mine, milă? Nu milă, că e prea urât spus milă. Nu. Simțeam așa, am venit să mă ridic de acolo să vin la tine. Vrei să mă cuprins? Da. Foarte drăguț. Da, și foarte m-am gândit frumos. Că poate cu un sandwich... Tu vrei să mănânci? Poftim? Tu vrei să mănânci? Păi, dacă vrei să mănânci cu mine... Hai mănâncă și tu. Hai. Eu? Tu ia sandwich, eu până când azi. Nu, hai că iau și eu un castel. Nu, mănâncă. Ba da, nu, hai că am doi așa. Mulțumesc. Plăcere. Foarte plăcut, Alexandru, din partea ta. Mă bucur că a fost gala fără eliminare. Da, ai rămas? Bucurat. Chiar voiam să zic că, deci după camera roșie de săptămâna trecută pe care am avut-o, am coborât scările jos și m-au întrebat băieții, cu cine ai fost, că oricum au avut conexiune, știi? Au avut? Da, și crede-mă, și când a venit doamna Andreea la voi în casă, eu aveam zâmbetul pe buze. Îmi pare foarte bine. Deci mi-a dat așa o energie, o stare, deci n-am mai avut, Doamne, cred că, nu exagerez, de luni de zile, cineva care să-mi ofere atât de, nu știu, și acum tu, ca un prieten bun, m-ai văzut aseară tristă, ieri, da. Și mi-ai adus... Da, să-ți mă gândesc. Să zâmbesc și eu. Exact. Și dacă... Foarte, tu mănânc un sandwich, te nu, rog. Nu, uite, hai că mă iau un castravete. Deci ai dormit mai bine, te-ai descărcat, te-ai... Foarte bine. Foarte bine. Să anunț eu asta sau să anunț tu? Ce anume? Ce ai spus și Cristinei? M-am hotărât să...
primul rând să nu mai fiu propus și să lupt în continuare pentru fata asta. Vrei să lupți în continuare pentru Cristina? Da. Ești sigur? Da. Bă, frate, fiecare are țărurile lui, adică, da, da, poate eu arăt cel mai bine, îți dau un exemplu. Ionuț poate e cel mai bine pe cașcaval, că poate el zice, Ionuț, bă, nici nu mă interesează de pătrățelele tale, eu poate stau bine, mersi, și eu mă simt bine și mă îmbrac bine și eu, tu ești bine cu tine, nu ar trebui să ai tu pătrățele, n-ar trebui să schimb dacă tu ești bine cu tine. Clar. Bun? Cum, și, de cum și aici zic, de multe ori în casa iubirii, că uite, tot mai râdem de George, că el nu vorbește bine. Frate, tu ai 2 ani, bine, asta lăsăm departe, că poate ăsta e plusul tău, poate tu vorbești întotdeauna bine. Da. Tu ai 2 ani de zile de când vorbești aici toată ziua, bună ziua, și el are 2 luni și toată lumea are așteptări, cumva, toată lumea are așteptări să vorbim ca tine, știi? Da, dar e incorrect, că omul are 2 luni și poate nici nu-i punctul lui forte să aibă papagal, știi? Da. Și e ca și cum aș duce eu cu tine la sală, îți dau un exemplu, mergem, facem amândoi antrenamentul și toată lumea mă aplaudă pe mine că eu am 8 ani de sală și pe tine nu te aplaudă, dar tu încerci din răsputeri, știi? Corect, și normal că pe mine o să mă aplaudați, că eu fac asta de mult. Da, mă, Dan, ne-am dus la altă temă, vorbeam de fete băieți, să fim, să ne cuplăm în caracter, să avem aceleași hobby-uri, să avem aceeași destin în viață. Mai uite, n-am avut nicio gagică care să facă și a sală. Uite, eu am cunoscut persoane care arată țiplă, mă înțelegeam cu ele la caracter, dar nu-și doreau copii în viața asta, că nu, că ce mai bine are un cățel. Și ăsta e un punct minus grav pentru tine? Grav, eu nu îmi doresc așa, eu vreau să formez o familie, vreau copii. Deci, pentru mine? Poți afla asta la prima întâlnire chiar. Păi, nu ți-am zis când pot o afla, zic că nu era compatibil la caracter. Dar mie o familie completă îmi spune cu familie copii, frate. Corect. Da. Bă, nu știu dacă ar putea să fie vreun lucru care... mai măreț decât să ai copilul tău, nu știu, pentru mine. Nu cred că ar putea să fie un lucru mai măreț să te uiți așa la bebelușul ăla, să zici, bă, eu i-am dat viață, mine, frate, eu l-am creat, e sânge din sângele meu. Și plus de asta gândește că e roade tu ca genă, să o duce mai departe. Asta zic, bă, nu știu, duce steagul mai departe. Eu nu văd ceva mai măreț sau... Îmi pare rău că n-am... Poate nici nu sunt punctul în care ar trebui să... Am experiența asta, dar eu nu cred nu că ar putea există ceva mai măreț, pentru nu că... cred că ar putea să fie ceva mai măreț, să îl vezi cum crește, să știi că e al tău și e din tine, frate, că se întoarce pe la pe mine, cred. Nu, e corect ce zice. Deci, noi acum, în societatea actuală, avem cam 2 scopuri mari și late. Să ne realizăm pe noi ca oameni, să realizăm următoarea generație de oameni. Pur și simplu se gândește la Radu, dar dacă Radu nu ar exista... cu Alexandru, adică cred că Alexandru ar avea nevoie de o fată ca și Cristina. Adică așa, jucă ușă, copilăroasă. Pe Radu mai, nu știu. Nu știu cine știe ce. Ei, deja de la început, când se formează o imagine de un om, tu o menții. Și mai ales Cristina s-a îndrăgostit de un Radu foarte fain. De un Radu cicămatur, de un Radu care face gesturi, de un Radu mișto. După s-au întâmplat lucruri, păi, dar imaginea în capul ei e bună. Radu știut că urmează să facă Alexandru un gest pentru ea și putea să o iei înainte. Dar n-avea de ce. Radu nu-i luptător. Nu-i luptător. El a fost în multe situații în care vai trebuia să lupte sau așa și el s-a dat bătut înainte să se înceapă războiul. Nu e luptător. Și plus că nu-l simte pe Alexandru amenințare, pentru că Cristina îi dă semne clar că există doar el. Da. Știe că poate să vină Alexandru și cu luna de pe cer, că dacă îi dă Radu 2 calde, la Cristina e deja în brațe. Deci este imposibil. Și nu-i nimic a greșit în lucrul ăsta, pentru că pur și simplu la Cristina e drag Radu și punct. Adică... Și sentimentele sunt iraționale. Exact. Poate să-ți placă de... Cum zice? E sărac, e așa, dar m-am îndrăgostit de el. Cam așa. Așa e situația. Adică nu contează cine. Contează imaginea pe care tu ai. Nu-i nici cel mai frumos, nu-i nici cel mai bogat, dar m-am îndrăgostit. Tu după ce pleci, plecăm de aici, din emisiune. Plecăm. Amândoi s-au separat. În finală? Amândoi s-au separat. Plecăm de aici până la urmă. Tu o să vrei să mergi înapoi la facultate? Normal. Da? Clar, vreau să merg la facultate. Deci mă zice Cristina de la Casa Iubirii înapoi la facultate de drept. Ai, când o vedeau acolo. De care e problema? Așa mă gândesc cum o să fie.
iar te gândești când o să-i trezești de aici. Uite că și Radu, când o ieși de aici. Ce mai place? Zice, ce te gândești? Nu, mă gândesc așa, cumva că, cum ar fi, noi doi să ieșim de aici, dar, na, cum ai spus tu, te înțeleg perfect că e normal, tu stai la Sibiu, eu aici în București, da, să vorbim, tu să fii la facultate, eu să am vreun job, așa, să te sun, să vorbim, să ne vedem în weekend, să, nu știu, să stăm, să povestim, să ne vedem, să ieșim în oraș, să mâncăm, să, nu știu, să visăm ajuns la curățenie. Ce ai zis? După aia să, weekendul ăla altul, să visăm mai cu mașina de la București, să mă duci la Sibiu. Eu nu mai pot. Cum ar fi? Ar fi frumos. Ar fi, nu vezi, știam. Dar te așteptai, nu știu, să fie așa încuțită? Nu, nu m-am așteptat, dar am fost și obosită și am dormit puțin. Uh-huh. Asta tot s-a efectat, cred că. Uh-huh. Și eram chiar tăcut, dormeam aproape, dormeam. Uh-huh. Adormeam și încă și asta și zic, of! Așa dar te vedem și de dimineață, știi, așa, da, supărată. Chiar am fost. De asta nu știam și ce să-ți fac, cum să-ți fac și... Mulțumesc! Cu plăcere. Deci chiar mă bucur că... Nu știu, și eu mă bucur cum mă susții și... Da, chiar te susțin și că... te voi susține până la final. Și eu tot. Și dacă, nu știu, îmi permis să zic că... Eu deocamdată ți-am zis, te văd ca o prietenă. Și dar eu. Nu pun o barieră. Adică dacă o să-mi placă, o să-mi placă de tine, o să păi ce? Lupt. Serios? Da. Wow. Dar dacă deci, o să-ți placă de mine, da, o să lupți pentru mine doar când o să fiu doar eu în top 1. Eee. Altfel nu. Și de exemplu, dacă vii, nu știu, pe săptămâna viitoare și zic, Irina, gata, ești un al meu top 1. Gata. Da? Atunci poți să lupți. Până a, deci atunci, atunci poți să lupți. Da. Ok. Uite, doar atunci. Mi-ai dat de gândit, trebuie să stau cu mine, să, cum a zis doamna Andreea, așa, să manifestez. Da. Să știi, deci, deci acum te văd ca pe o prietenă. Și eu la fel, sincer, îți spun. Dar dacă îmi pun, nu știu, dacă... Nu mă speria. De ce? Dacă vei fi în continuare drăguță cu mine, eu o să, o să lupt pentru inima ta. Da. Ai venit în casa iubirii, eu sunt în casa iubirii. Nu? Niciodată ești? Să nu spui niciodată. Eu de când am venit în, în casa iubirii, ăsta e devizul motorul meu. Da? Da? Super. Da. Super. Chiar foarte drăguț. Îmi pare foarte bine. Și uite, poate acum, uite, mă vezi cu ochelari, poate vei avea șansa să mă vezi fără ochelari. Wow! Când? Păi nu știu, asta zic, poate vei avea șansa. Păi... Dar trebuie și tu să îi oferi, să-ți oferi șansa. Trebuie să-mi pun eu ochelari. Poate facem schimb. Da. Da, oricum, eu nu sunt obișnuit să mă văd fără ochelari. Știi? Arăți bine, sincer, chiar arăți, ești un băiat foarte arăți frumos. Foarte bine. Și nu azi, nu azi, ba, te rog. Da, ba da, tot timpul. Am deci, plâns toată noaptea. Mamă. Da, a fost greu. Nu știu, fata, atâta timp cât el... Numai că aici în casă, parcă nu mai poți să te apropii de nimeni. Cum te apropii de cineva, gata. Depinde de cine, Mihaela. Tu tot ziceai că vai... De mine ce m-a apropiat de Lorena, spun sincer, atunci după fața ce ai făcut tu atunci în gală, într-adevăr, când am mers în mașină, Lorena a venit după mine și Larisa m-a îmbrățișat. Până și Cristina, care mi-e colegă de cameră, nu am văzut-o să se spună, uite, Miha, așa, sau nu știu. Cristina zice multe ori că eu am niște reacții. Da, Mihaela, și voi fi la fel, voi stați în aceeași cameră. Eu cred că tu când plângi, poate cea mai la tine și invers. Mereu. Dar la noi e și altfel relația. La noi a fost bună de la început. La noi n-a fost chestia asta că vai, mi-ai aruncat prosopul sau unde ți-ai pus chiloții. Adică voi ați avut de la început chestii. Da, noi ne-am înțeles. Da, dar nu s-a mai, nu s-a mai repetat ceva care să... E, oricum... Da, dar pur și simplu, nu știu, noi avem o relație altfel, știi, noi ne povestim una alta. Eu am înțeles de la Cristina că voi nu prea povestiți în cameră, adică numai chiar chestii din astea, generalități și noapte bună. Adică eu cu Bianca am ajuns în momentul în care ne spunem lucruri, știi? Chestii mai personale, probleme, una alta, știi? Adică noi suntem deschise una față de alaltă și putem să ne considerăm prietene. În momentul în care ea are o problemă și așa, eu încerc să o ajut, știi? Și viceversa. Da, dar eu acum cu Cristina... Nu am avut o problemă, zilele astea eu așa consider. Și nici măcar nu mi-a zis felicitări, fată, știi? Când am ajuns sus. Mă așteptam de la ea. De la restul ai luat ce cum? Da, nu a zis nimic, nimic. Nici măcar nu vorbi cu mine, nu că altceva. Au fost micile astea, adică înțepături, pus... săptămâna asta. Ce înțepături? Că i s-a părut de ei când i-a spus să-mi dacă ea ție zicea felicitări, tu îi ziceai că e fals.
Nu, e adevărat. Ei, tu ai așa chestia asta. Eu n-am fost certată cu ea, să n-am unii. Ce e mai grav. Tu vezi în... Într-un fel mă bucur că nu-s, că înseamnă că nu simte și nu s-a bucurat pentru mine. Și înseamnă că asta e... Dacă ai avea fetiță, ți-ai lăsat fetița să fie împreună cu un băiat ca tine? Da. Da? Pentru că odată ce o să fii împreună cu mine, o să fii chiar bine. Da, ce-ai de oferit? Pe plan... Pe total așa. Da, da, în general, nu? Cu ce te mândrești, să zic așa? Ambiții constante. Deci nu o să mă oprez la o chestie. Dacă vreau ceva, o să tind mereu spre aceeași. Constante și în alte, gen. Exact. Perseverență. Da. Exact. Și mereu perfecțiune. Bine, perfecționismul ăsta poate fi uneori cam prin negativism, dar mai bine să ai ceva bun decât să n-ai deloc. Mm-hmm. Pierzi mult câteodată când vrei să perfecționezi da, ceva. Da, 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 pierzi mult timp acolo, stai. Exact, stai și tot ceea ce aș fi de constant. Nu-i bine să fii perseverent. Da. E bine să ai acolo un punct de mijloc. Tot, nici nu exact, să fii tot e bun în viață, nici prea mult, nici prea puțin, așa. Nu poți nici să arunci acum cu orice prostii merge, dar nici să fii modul ăla, bă, dacă acolo trebuie să fie acolo, acolo trebuie să stea. Și n-are nimeni voie să-l miști de acolo. Asta e perfecționismul ăla deja care intră ca problemă. Dar nici nu, e ok. Adică chiar m-aș bucura să găsesc pe cineva mai întâi ca mine, ca relație, după care să găsesc un băiat pentru fata mea, ipotetic vorbind, care să fie asemănător cu mine. Le luăm mai întâi sistematic. Mai întâi relația, după care familia, după care următoarea relație. Dar da, chiar ar fi drăguț să găsesc cineva. Ne gândim prea departe. Ai prima dată să găsim cu cine faci copilul. Păi asta zic. Să găsim ceva cu aceeași ambiții ca mine, cu aceeași trageri de inimă. Dar lasă că și tu în gală, Mihaela, n-ai făcut frumos ce ai făcut cu Irina. Cu Irina, cum ai vorbit pe situația, mai ales că tu ai trecut printr așa o situație. Ai da, am trecut, dar cine a început prima? Nu, Irina a început. Păi și la mine, eu am început, nu? Tu ai spus că eu m-am dat bine prin Irina. Nu, eu n-am venit să știu că o să dai la Robert, în primul rând. Eu n-am venit să știu chiar la început, când i-am dat sfatul ei de emisiune, cum se îmbrace sau... Din prima zi l-au pus pe ecran că ea stătea pe puful ăla. Da, dar nu a spus că, a, da, eu... Și doamna Andreea tot ți-a spus că are o părere, că vai, că rog... Eu am spus, dacă într-o relație, atunci nu, atunci rămâne ceilalți. După ce am spus eu că este un nivelul meu, de acolo s-a activat. De acolo s-a activat Bianca. Păi orice femeie s-ar activa așa. Da. Și ție să-ți spună una că ești mai urâtă decât ea, că nu știu ce, tu nu te-ai activat, să-i demonstrezi că uite că ți iau bărbatul și ți arăt eu ție ce nivel am eu. Știi? Da, tu ai făcut greșit din momentul în care ai zis că e mai urâtă sau că ea nu face de Robert sau că nu-i nimica. Mihaela, sincer, dacă tu n-ai fi în casa asta, nimeni nu ți-l-ar vrea pe Robert. Pe bune. La ce caracter are și cum e el, nu l-ar vrea nimeni, îl vrei doar tu. Și te asigur că îl vrei doar tu. E a tău 100%. Dar tu nu înțelegi că eu nu o văd pe Irina Benințeală pe mine, nu m-a interesat că... Că a făcut fazele astea cu Robi, eu am zis că pe mine m-a și amuzat. La un dat a devenit și enervant, într-adevăr. Dar faptul că ea cu mine s-a văzut că pur mai are ceva. Oricine am încercat ar avea ceva când... Muștă degeaba. Dar nici n-ai luat o moale de la început. Și întrebările pe care le-ai pus și chestiile astea. Nu știu. Eu am spus, și pe mine m-ar deranja de s-ar băga cineva așa în sens amoros în relația mea, normal. Dar aș fi directă și aș pune punctul pe ei de la început. Tu de la început te-ai amuzat. Ai înțepat-o așa, ci că subtil, dar ea poate nici nu înțelege subtil. Că a zis clar, că vrea chestiile spuse clare. Până și când am glumit atunci că i-am făcut și cu aici, să te-am dat cu calcătorul un pic de apă, dar apa era ce nu-i fierbinte, cum ai spus tu la calcător. Doi să vezi tu că ea s-a părea ce nu fierbinte. Bata, eu nu știu ce apă este de acolo, dar nu mi-ar plăcea de ai venit cu calcătorul să-mi faci așa. Da, am făcut așa, atât. Am vrut să o fac să râdă, că este așa ea. Dar tu crezi că râde? Așa. E bun acum. Eu să stau așa liniștită, să mă relaxez și să te văd pe tine cu un călcător în mână. Sincer, chiar dacă nu mi-ai da apă, tot m-aș speria. Pe bune, adică. Dar tot ce fac eu sperie oamenii. Nu, că eu tot nu consideră că ești drăguță când spui din astea de ale tale. Dar mie nu mi se pare drăguț, din contra. Adică e... O să testez și pe tine. Ei, ai, acum mă amenințez? Vreau să zic asta. Mă ameninți? Wow. Am noroc că nu mi-e frică. Nu știu, eu te văd o fată puternică. Ești o fată puternică, deci nu că mulțumesc, te văd. Mulțumesc, Alexandru. Și capul sus că e păcat să, nu știu, să fii tristă. Sincer, eu tot așa cred. Cum? Gata, o zi. Stai-mă un pic, acum eu zâmbesc, da? Da. Trebuie să-ți pun zâmbetul meu. Așa. Mulțumesc, mănâncă.
te rog, te rog. Uite, îți mai pun un castravete. Nu, un castravete, mănâncă un sfert. Ba, du-te un castravete, dar mănâncă tu. Ai... Mai târziu. Ok, lasă că... Acum chiar sunt sătulă, dar vreau tu să mănânci. Mm-mm. Vreau să fii bărbat așa, hrănit. Păi sunt. Sătul, frumos, numai fără pânce. Fără? Fără burtă? Da. Eu am puțină burtică. Dar uite, o să fac abdomen. Pentru tine. Preces? Numai decât. Acum, uite, poți, n-am voie să-ți trimit poze. Poți începe. Fac acum? Da. Măcar 10. Hai, unde? Poți încep. Unde ți-i bine? Trebuie să mă ții de picioare. Cum? Nu știu. Hai, eu mă pun. Trebuie să stai așa pe... Ok. Cum? Dă să încerc așa. Hai. O să te... 10? Da. Hai. 1. 2. 3. Hai, 4. Bate palma. Măi, cum? Dacă ți-o țin. Câte am făcut? 8. 9. 10. Ura! Și azi e bine. Dacă spune lumea ceva despre mine, n-am o problemă, știi? Pot să ignor lejer. Dar dacă spun ceilalți lucruri despre apropiații mei și în cazul ăsta despre el, mă enervez. Da, se vede că atunci când băieții spun ceva despre el, tu tot timpul intervii. Da, nu-mi place, nu suport, știi? Mai ales că... Dar uite, tu ești o personalitate puternică și sportul pe care îl practici și așa, adică ai o disciplină și oarecum ai totul structurat în capul tău. Ești genul de persoană în care atunci când ești într-un cuplu îți place să fii tu cea care spune cum și ce fel trebuie să făcute lucrurile sau oarecum, nu știu, să fii mai dominată? Dominantă sau dominată? O combinație. Andre, mie îmi place... Nu știu, mie îmi place ca bărbatul, gen, să fie bărbat, să aibă un cuvânt, știi, să fie el dominator, dar nu vreau să-mi arate chestia asta, adică nu vreau să mă facă pe mine să mă simt că tu ești femeie, faci ce spun eu și nu, că mă enervez și arăt eu, că eu sunt aia care domine, nu el, știi. Mă gândeam și te-am mai întrebat toată și am zis că vorbim față în față, dacă tu ai mai vorbit cu mai multe de apropierile noastre. Mă refer de acum. Când știu că tu vorbești cu ea în fiecare seară. Sau aproape. Sau da. Destul de des. Aproape în fiecare seară. Și ce îi spui? Știi că m-am gândit toată să vorbesc și eu cu ea, să-i scriu? Păi, dar îi putea să-i scriu numai ta. Cum? Pe Instagram. Vai, ce să-i scrii? Nu voi. Să-i scrii. Nu știu, toate chiar simt. Sinceră să fiu? Da. Mami e foarte deranjată de ce s-a întâmplat. E normal. Mai ales de faptul că eu am fost și aici prezentă față în față cu tine și ai spus unele lucruri și s-a întâmplat total opusul și foarte seamăcită. Și acum se înțeleg că nu e de acord? Nu știu, nu știu. Dorește să mai sufă. Și crede că... Nu mi-ai răspuns la întrebare. Crede că dacă un om te-a făcut odată să suferi, e posibil să o facă și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară. Și știe cât de mult m-a durut și cât am suferit și de asta. Și cât plângeam cu ea la telefon. Și... Sincer. Ok, și părerea e generală despre chestia asta? Eu vreau să zici tu ce a zis ea când a auzit că ne-am apropiat din nou de cât. Ai grijă, nu face mai mult ca să nu suferi mai târziu. Nu mai... Atât? Da. Dezamăgită încă și nu știu dacă... Nu știu. Când își va reveni și dacă își va reveni, pentru că da, ei s-a Cristina, eu sunt conștient. Eu nu vreau să te mint și să spun altceva, da, când ăsta e adevărul. Eu sunt conștient că o rană făcută prin cuvinte se vindică foarte greu. Ea fiind față în față cu tine și spunându-i mari cuvinte și după demonstrând altceva, e normal ca ea să fie atât de dezamăgită și văzându-mă stări pe care eu le-am avut datorită ție, normal. Dar cum ți se pare, Claudiu? Te-ai vedea cu el așa?
Mă, e interesant, dar nu știu dacă neapărat m-aș vedea cu el, că eu deja am mai făcut greșeli din astea, să aleg băieți interesanți. Totuși ești și mai mic ca vârstă. Da, adică nu... Ar fi Alexandru 2. Da, cam la vârsta asta, nu? Genes. Da, e stilul lui Alexandru, Claudiu. Dar nu... nu simt nimic, adică cu siguranță el ar putea să-mi trezească ceva interes, pentru că este tipul de persoană care mă las surprinsă de anumite chestii. Dar, momentan, nu simt, vai, că... vreau să merg acolo să-l văd neapărat că mor sau ceva. Dar așa au fost și cu Alexandru la început, nu? Cu Alexandru era mai rău pentru că ziceam că o să-l votăm. Și o să plece acasă. A, deci Claudiu are... are mai multe. Are mai multe șanse. Da, da, da. Cu Alexandru a fost mai așa și plus că Alexandru mi-a dat și PES la început. Nu și Claudiu mi-a dat PES, da. Nu ți-a dat PES. A dat switch cu Patricia. Mai nu știu, dar ce contează acum? Că nici el nu mai are alte alegeri. Adică, ori mă cunoaște pe mine, ori stă pe canapea, așa și-a zis. Pe bune, adică... Și la mine ar fi în același mod. Îl cunosc, sunt curioasă, mai este o persoană interesantă, adică el trece pe lângă tine, nu trece neobservat. Este omul care îl observi, chiar și într-o gașcă, să fie, uite așa, între băieții noștri. Îți sare în ochi, nu neapărat cu calități pozitive. Ai văzut cine poartă cercei? Dar toți poartă cercei în casă. Cine nu, nu poartă? Toți. Eu nu sunt n-are cercei. Nici eu nu, nici Robert, nici... Radu. Exact, nici Radu nu-i stilul ăla acasă. A, nu, dar eu n-am treabă cu asta. Mie îmi plac cercei. Deci numai... Mie îmi plac băieți cu cercei? Să înțeleg. Vezi că și Claudiu are în ambele... În ambele are. N-am trebuit să trece, dar am examinat. Negri, așa din aia. Rotunzi de aia. Bine, nu sunt diamant, da. Poți să-i faci tu cadou. Păi i-am dat înapoi lui Laurențiu. Da? I-a luat înapoi? Păi atunci când, când l-am chemat ultima oară în camera roșie. Dar nu știu, îi avea în gală? Nu, 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 nu mai, mai pune. A zis pe live că i-a dus la manet. La... Nu crezi că i-a dus la manet? Păi da, nu sunt atât de valoroși ca să-i duci la manet. Dar ce mai contează acum? I-a pus pe jos, i-a pus peste tot, acum să-i pună în ureche? Adevărat. Fii sănătos. Nici nu am pretenția asta. Pur și simplu îmi doream să-i țină el, pentru că mi se pare absurd. Am făcut un cadou să mi-l dai înapoi, să-l țin eu, să fac ce? Adică eu ți l-am dat ție, că-i porți, că nu-i porți, treaba ta. Să-i arunce el dacă vrea să-i arunce sau să facă el ce crede el de cuvință. Dar eu nu-i așa aruncat. Ce, chiar nu are un susținător? Poate să-i dea la un susținător, de-a lui, la oricine. Până la urmă, e pereche de cercei. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! N-ai păpat din sandvișeri. De ce? Nu am poftă acum, sincer. Dar o să le mănânc numai decât. Am mâncat castraveți. Foarte bine. Că ei îi plac. Eu sunt slabă și mi-e țin formă. Formă. Cristina, eu dacă noi doi ieșim de aici, crede-mă, eu unul așa simt. Că noi doi vom avea drum lung. Eu zic că afară o să fim mult mai... Folosesc cuvântul. Noi afară vom fi da. Noi afară vom fi mult mai... Ca să zic așa. Adică nebuni. Eu nu. El da. Vom fi mult mai nebuni, mult mai deschiși, mult mai frumoși. Că amândoi suntem copii așa, nu știu, aș vedea, nu știu, parcă m-aș vedea tu conducând, eu ascultând muzică, nu știu, genul ăla de cuplu așa. Nu, noi doi mergem peste tot. Nu e permisul. Poftim? Ba da, până atunci. Așa. Nu se limba la nu știu, eu chiar văd, eu chiar văd un drum lung între noi doi, pentru că, deși crede-mă că dacă noi s-a întâmplat o chestie de genul ăsta și poate să întâmple și reciproc, dacă s-a întâmplat o chestie de genul ăsta și am putut să trecem amândoi peste o chestie atât de nașpa și să putem să o controlăm și până toate certurile și toate crizele astea pe care le avem și toate nebunile astea, cred că putem să trecem peste orice. Și eu chiar nu fac nicio glumă și nu fac nicio miște. Dacă... Astea sunt lucrurile la care eu mă gândesc acasă. Deci noi dacă trecem prin toate nebunile astea, certuri, jocuri și habar n-am toate astea care se întâmplă aici, ce poate să mă mai doar afară? Și acum o să spun faptul că eu, fix așa mă gândeam când eram noi împreună, mă gândeam că o să fim de neînvins, că o să ieșim afară împreună, că
Nu știu, o să ne realizăm multe visuri împreună și vise? Visuri. Și că o să fie tot așa frumos și că o să stăm mult timp împreună. Că o să, chiar dacă o să stau la Sibiu, să vin la tine, la București. Așa mă gândeam eu când eram împreună. Dar acum nu mai sunt așa. De ce? Din cauza... Din cauza încrederii. Adică... Da, cumva lucrul ăsta ce mi s-a întâmplat... Nu, am înțeles că te gândești este la asta. Este o chestie okay, la da. Care mă gândesc, da. Cum văd eu. Nu mai visez atât de mult din faptul că mă gândesc, ok, trăiesc prezentul, că nu știu, nu mă mai gândesc la viitor, că poate o să rămân dezamăgită sau ceva de genul. Tu vorbești mult, că eu te simt că nu gândești așa. Eu așa simt. Că ce? Că nu că tu vorbești, așa. Da, tu vorbești mult, dar de fapt într-o tău simți spate ca mine. Nu, vreau să mă controlez, să nu mai gândesc așa pentru viitor. Și să nu mai fiu așa, asta să nu zic, mai pun așa zic, un că suflet. Tu îți pui stop la lucrurile astea, dar tu gândești la fel. V-ați împăcat, e totul bine, da? După fețele mele, nu prea. I-am dat o felie de măr. I-ai dat o felie de măr? Să slăbească? Da. Nu, să se mențină. Se mențină. Dar e totul bine între voi două? N-am vorbit după aceea. Deloc? Deloc, deloc. Bună dimineața, bună nici seara, noapte bună. Bună seara, bună dimineața, absolut nimic. Nimic? Nu ne-am intersectat. Păi cum, ai declarat un fel de război? Că o să stau aici, o să te trezești și o să adormi cu mine. Unde? În casa iubirii? Mihail a spus că vrea să mă băteze să plec acasă. Și eu am spus că de azi înainte, eu vreau încă și mai mult să fiu aici, în casa iubirii. Și să dormi cu gândul la mine și să te trezești. I-am spus să nu facă din ambiție numai pentru... O să aibă altă ambiție. Dar de neuitat, Irina, ți vine în cap, vrei, nu vrei. Eu n-am nicio problemă. Foarte interesant. Ați mai văzut așa... cu zâmbetul pe buze, ați mai văzut? Astea sunt cele mai grave din punctul meu de vedere. Mai bine să le văd supărate așa pe amândouă decât să văd așa cu zâmbetul pe buze. Eu nu am de ce să fiu supărată, doamna Andreea. Dacă se mai joacă puțin cu cuvintele, cu Robert, ce te faci? Iar ceartă. Eu nu mă mai cer, că eu nu o să mai bag în seamă. Poate am dat prea multă importanță. Greșeala mea, da. Aici sau în afară? Nu, aici. Cu ce? Atunci când glumea ea cu Robert? Da. Și totuși în afară spuneai că v-ați înțeles, ați petrecut ceva timp împreună. Nu am petrecut cine știe ce timp. Păi ne-am intersectat la masă sau... Eu am mai glumit cu ea, asta nu înseamnă că eu am vrut să apropiu cu un anumit scop. Sub nicio formă. Dar nu putem fi prieteni. Nu. Noi acum ce suntem prieteni. Vrei să rămânem prieteni? Vrei să fim prieteni? Dar noi suntem prieteni acum. Nu pot să rămân cu dar tine. Dar nu suntem prieteni. Cu tine ar fi singura persoană care dacă... De tot nu aș putea să rămân prieteni. Nu cred. Nu pot. Dintre toate păi... fostele tale, cu mine n-ai putea păi să cu niciuna nu mai vorbesc. Ei, lasă. Știu pe fost aia preferată ta. Aia vorbesc cu ea că e contextul de așa natură, că dar nici cu ăla nu mai vorbesc. Nu, nici cu băiatul ăla nu mai vorbesc și nici cu ea nu mai vorbesc. Fosta preferată. Le-am și scos de la farul. Nu cred. Dar nu mai vorbesc cu ei, am urmărit ceva. Taci. Adică nu mai vorbesc nici cu ei. Adică eu sunt genul de persoană care nu-mi place să am alte legături. Cum, ce facem după aia? Și unde la meci și la biliard. Cum să te văd? Deci eu acum... Deci tu nu poți să rămâi amic măcar? Nu, bună pe stradă. Adică tu să-mi dai un follow pe Instagram? Lasă-mi follow, aia e grija ta. Că îți dau un follow pe Instagram. Da, că ai mulți urmăritori. Ce rude. Da, dar unde duce discuția cu tine? Eu nu mă refer la asta. Hai să stau și în colțul ăsta. Eu nu mă refer la asta. Dar la ce? Eu mă refer doar la chestia că nu pot să am o altă interacțiune cu tine. Decât ca iubită? Da, normal, dacă eu... Da, acum noi ce suntem? Vreau să știu. Păi acum suntem, da, suntem prieteni, suntem în relații bune. Dar eu nu vreau să am o prietenie cu tine, că nu de-aia am rămas în emisiune. Sau tu vrei să mă păstrez ca prieten sau ce? Păi dacă între noi nu o să funcționeze ca și relații, că ai văzut că mai avem. Da, ne dăm bună și atât. Poate că Irina o să te cunoască mai bine și o să-și dea seama că... Și eu au greșit față de mine, poate și eu am zis ceva la nerv, dar asta este.
De acum deja că a recunoscut e un pas mare. Da. E un pas mare. Și a cerut scuze pentru amenințare. Pentru amenințare și... I-am zis și aici îmi cer scuze. Am zis așa mai... Mai în șoaptă. Da. Mai pentru tine. De ce? Am fost nervoasă și în gală. Nu, dacă, te bucuri. Dacă mă, nu știu, cum am luat cecul, sunt mai fericită, parcă nu... Parcă nu mai interesează nimic, dar... Nu știu, nu mă mai doare nimic. Te-a trecut tot. Da, mi-a trecut și tot. Și nici Robert nu te mai supără. Apoi cu el mai... Am de discutat una alta, da. Ce mai ai de discutat cu el? Ce nu e bine cu el? Să aibă grijă cu live-urile. O, oh, am uitat, o, Doamne! Atât. Și ce o să faci de acum încolo? Să ți rogi, nu știu, susținătorii să stea cu ochii pe el? Să... Dar nu trebuie să rog, eu nu știu, parcă am instinctul ăsta, intru la momentul potrivit. Și cum de n-a intrat? Dar seara am intrat chiar în momentul când spunea sora lui Laurențiu că e în top, Robert. Chiar în secunda aia, da, în secunda aia. Dar am scrollat și am auzit Robert și m-am și oprit. Da. Universul. Da. Ia cum lăsăm gluma la o parte, tu știi că noi... Bine, nu pot să-ți dau foarte multe din casă, ca să zic așa, dar... Eu am zis puțin acolo cât să... Dar știți mai multe! Să se înțeleagă ce era de înțeles, adică... Da. Ea și-ar dori să intre în casa iubirii. Dar eu nu mă supăr, eu merg pe încredere și am zis dacă el o să aleagă o altă persoană... Eu nu am ce să fac, nu... Țin la el, îmi place foarte mult, cred că o să ajung să-l și iubesc dacă o să continuăm relația asta. Dar mai bine, nu știu. Dacă? Adică? Cum? Dacă o să... să continuăm relația. Păi cum dacă? Dacă se evolueze lucrurile între noi, o să ajung să-l iubesc. Nu am spus că-l iubesc în momentul de față. Dar tu nu ai siguranța că o să evolueze? Adică în momentul în care sunteți acum? Dar voi ați avut vreodată siguranța pe vreo relație de-a voastră? Patricia, Bianca, ați avut vreodată siguranța voi pe vreo relație de-a voastră? Da. Da, sunt sigură. Nimic nu-i garantat, că... Ar nu-i garantat, dar când ești cu omul ăla, cumva îți oferă siguranță că va fi bine, știi? Nu e bine să punem și dacă, în față? Eu îl pun cam tot timpul. Ești optimistă, dar vreau să fiu realistă și să văd lucrurile cum îs. Împreună, într-un cuplu. De cât timp sunteți în cuplu? Tu și Robert. Oh, știi data? Știi. Dar știi aproape data. O lună. Din martie, nu din martie. Aproape o lună? Dar pe ce dată? Care-i data voastră, Miha? Nu avem o dată. Cum aveți o dată? Dar de iubită, mă. Într-un date. Pe 1 iunie. Ce-a cerut-o de iubită? De ziua copilului, cred, sau... Ziua copilului? Nu. Păi de ziua copilului era altceva. După. Dar bine, data reală. Facem că tu știi. Da. Data reală. Da, da, da. Facem conexiune și îl întrebăm pe Robert, ca și cum să-l punem pe el că nu știe. Că el știe sigur, că el știe cu datele, cu tot, 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 tot. Eu și știu, data reală e când 1 iunie, că am fost la mare. Să vedem. Da, ziua? O conexiune scurtă, o intervenție scurtă, o întrebare. Vreau răspunsul și plec, dar mă întorc. A, nu. Hai, stai aici. Și eu nu pot să te văd pe tine ca pe o prietenă. Eu am avut dormit cu tine, am pupat, ne-am arăt și gata, ieșim la... Doamne, ce așa? Nu știu, eu nu văd așa. Tu mai ești prietenă cu foștii? Păi nu, dar... Adică da, păi nu, da. Ne urmărim pe Insta și așa. Lasă Insta-o! Că nu ăla de la vorbim. Robert. Da. Concentrează-te. Da. Concentrează-te. Te rog, am nevoie de răspunsul tău. Te las să te gândești cât vrei tu, dar nu foarte mult. Te rog. Da, 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 da. De cât timp ești cu Mihaela într-un cuplu? De pe 17 aprilie. Ce? Nu, nu. Sunt, de pe 17 sunt într-o cunoaștere. Nu, cuplu, cuplu. De când sunteți iubit, iubită? Relație. De cât suntem iubit și iubită? De 2 săptămâni. La ce oră? Bine! La 14. Deci, eu ție îți dau un follow pentru că ne-am despărțit, da? Dacă ne-am despărțit, automat eu nu mai am sentimente pentru tine. Dacă nu mai am sentimente pentru tine, nu te pot păstra, gen, în cazul în care tu o să-ți faci, mai ales să-ți faci o altă relație, ce să văd? Să văd ce?
Și să am și eu vreo relație, stau să-mi scoată respectiva ochii, că, domne, de ce o urmărești pe cutăreasca? Te mai interesează? Nu, clar, nu. Dar te-ai urmărit-o pe fosta când erai cu mine împreună. Că n-aveam nicio fostă, că n-am avut nicio treabă. Ce fostă? A, zici de... A, mă gândeam așa. Ok, dar ți-am spus de ce, Cristina. Ai... Okay, eu cred okay, că tu înțelegi okay. Câteodată, dar tu... Le... Ok, și ai spus că o să... Acum când am vorbit despre treaba asta cu unfollow, ai spus că o să cauți când îți este dor. Cum să-ți mai fie dor dacă tu te-ai despărțit da, și ți-o trecut? Da, poate că totodată mai mi-aduc aminte pentru că suntem oameni, pentru că avem memorie, pentru că avem amintiri, pentru că așa suntem noi concepuți. Poate că totodată mă mai ia dorul de persoana respectivă, în secret, nu știu, în baie. Sunt pe toaletă și mai ia dorul sau ce știu, nu fac cred, o chestie. Așa nu zice sau poate asta. Sunt în mașină sau poate mă duc la magazin și eu mai am nebunii de-astea în cap. Ia să văd ce mai face, să văd cum o mai duce și stau acolo în sărceu. N-are legătură. Interesant asta, treaba asta. De ce treaba? Aș fi curioasă să aflu și alte păreri de la băieți, dacă așa e în general la voi, la băieți. Normal. Așa e în general la voi, la băieți? Eu nu cred. Nu cred. Trebuie să întreb, să văd. Serios, acum chiar m-ai făcut curioasă cu aspectul ăsta. Păi, Ghici, tu ai zis 1 iunie și de fapt este 2 iunie. 20 de zile. Știam că a fost ziua copilului și așa. Da, mă rog. Deci 20 de zile aveți. Aproape. De când sunteți împreună. Cum e? Cum să te gândești după 20 de zile că... Nu pot să am o siguranță 100%, clar. Bianca, tu după 20 de zile de cuplu cu... băiatul de care te-ai simțit tu cel mai în siguranță aici, în Casa Iubirii. Singur, adică? Au fost alegerile tale. Aveai așa o siguranță... E ce va fi? Că va fi totul bine. Eu, fiind tipul de persoană care trăiește în lumea mea, și în lumea mea totul este perfect și totul va fi bine. Deci eu, în gândul meu, de fiecare dată am sperat. Am știut că e persoana potrivită pentru mine, că persoana respectivă e perfectă, că nu are niciun defect și că toți sunt doar împotriva mea. Am înțeles. Asta gândește și Mihaela, dar... De fapt, asta gândesc toate fetele și toți băieții, cred eu. Dar nu garantează nimeni ce va fi și cum va fi. Clar. Aici toată lumea în casă are impresia că eu o să mă țin de Robert cu orice scop, că dacă eu m-am drăgostit mai repede, o să fac orice îmi cere el sau... Dar nu e așa. Am înțeles. Poate n-am eu atâta experiență cât ai avut. La un moment dat să știi că devine dureros. Chiar devine. Ce devine dureros? Te doare. Te doare? E fosta ta? Cum să te mai doară? Da, dar e fosta, ai avut amintiri cu ea, Cristina. Tu poți să înțelegi sau tu... Eu câteodată cred că tu te faci că nu înțelegi niște aspecte. Nu, chiar te înțeleg. Dar eu sunt genul de persoană care odată ce îmi trece de un om, păi nu mă mai interesează. Nici pe mine nu mă mai interesează. Îți ții la palo acolo și mă uit. Nu, nici pe mine nu mă mai interesează, dar la un moment dat... Dar la un moment dat intervin alte sentimente, știi? Nu mai e iubire, nu mai e atracție, nu mai e simpatie, nu mai e nimic. Dar intervin alea, bă, iau tu și pe asta, uite, bă, dar, înțelegi? Nu e ură, dar e un pic de dispreț față de fostă, știi? Depinde acum mai ales să fie și motivul, nu știu, poate te-a înșelat, poate te-a părăsit dintr-un motiv anume, poate să fie o mie și una de motive. Și atunci intervine un dispreț pentru tine față de persoana respectivă și clar nu poți să mai vezi. Irina, Alexandru! Sunteți drăguți, ai făcut abdomene? Păi, am spus că nu-i plac bărbații cu burtică și am spus că eu deja am puțină burtică și i-a spus că ok, acum începem cu 10. Peste 10 zile trecem la 100. La 100? În fiecare zi se adaugă câte 10. Da, poate să le facă aici, alături de tine? În casă, da. În casă, da. Că tu să... Te controlez. Da. Pe chiar am rugat-o să vină să se aș... Să stea țină, pe picioare, să te ajute, da. Să țină contră, să poți să fac abdomene. Da, a fost greu? Nu. Mai vedem noi la 100. A fost greu pentru că n-am antrenament, dar orice pentru a arăta bine. Deci mâine așteptăm... 20. 20. Păi mâine 30 și tot așa. Și tot așa. Da. Mamă! Bine, Lenuța, te rog frumos să ții minte. Când cere să vină la abdomene, să-l lași. Să vină să-și facă seria de abdomene. Trebuie să ajungem la 100.
Trebuie o poză cu before and after. Trebuie să țină. Nu m-a văzut Irina acum fără... Dacă vrei, vă las să vă duceți în grădină, să-i arăți. Sau dacă vrei să-i arăți aici. Nu. Bine că nu o să le facă pe toate 100. Peste 10 zile să văd. Da, dar nu știi before. Ah, ok. Before și înainte după, after. Da. Da. Vrei? Vrei? Hai, da. Ok. A vrut să te ia de mână. Da, nu i-ai dat mâna. Ba da, haide că o să-mi dea. Bă, și-a sortat un pic așa. Cum? Păi, alo, mă alo, da. Ok, așa. În grădină, da? Da. Pantofi. Undeva mai ascuns. Și... mă, tu să știi. Talonii. Hai. Cred că așa perechi o vezi pe stradă, numai dacă el e foarte bogat. E așa dintr-o parte, adică el fiind mai scund și așa mai altfel. Și ea înaltă, blondă, buze, toate alea. Ea e că am văzut și noi până la urmă. Cred că a văzut toată lumea până la urmă. I-a arătat abdomenul. Abdomenul? Așa, eu am controlat. Da, are burtă. Trebuie puțin de lucrat. Mie-mi plac bărbații sportivi. Că și eu sunt sportivă. Și? Irina, dar Robert are burtă. Are tot? Tu n-ai văzut? El nu are pătrățele ca și la urmă. Ai pus tu mâna să vezi? Nu, n-am pus. Am văzut date-ul vostru când ați fost la piscină. Și l-am văzut și eu la piscină. Adică are burtică. Dacă pui mâna-i tare. Burtă tare? La piscină nu te-ai de-aia de ficat sau cum? Robert are, cred că, mai multă decât Alexandru. Crezi că Claudiu are burtă? Burtică? Nu. N-are cam vână, l-am văzut. Fără unde? Cămașă? Nu, l-am văzut cu cămașă, dar l-am văzut îmbrăcat mulat. Chiar și când a intrat în casă și a scos geaca și s-a văzut clar că n-are. Dar n-are. Pentru mine nu e problemă, burtă, fără burtă. Nu voiam să văd cât ești de atentă. Ah, la cercei, sincer, n-am fost atentă, care cercei mi-a spus Mihaela, dar nu e fundamental pentru mine. Mie îmi plac accesoriile și nu prea trag atenția dacă un bărbat are sau n-are cercei, adică... Eu am, de exemplu. Dacă într-adevăr o să simți, dacă o să ții cu adevărat la un om... O să ajungă așa? Da. Dacă o să simți cu adevărat ceva real pentru o persoană și o să ai sentimente și o să te implici acolo cu totul și cu sufletul și cu tot și la un moment dat o să fie așa, dar total, nu așa. Total, știi, să-ți facă un lucru, ăsta e mărunt, un lucru mare, rău de tot. O să-ți se ia și nu o să vrei să mai vezi niciodată, știi? Da. Tu ai zis că e genul de persoană care nu-și face planuri așa mari pentru viitor cu persoana, adică... Eu iau ziua, o trăiesc, eu trăiesc ziua respectivă. Nu poți să garantezi nimic, că tu ai spus, că nu poți. Adică că tu zici că ieșim afară și stăm mult timp. Asta e doar gândul tău, dar... Nu sunt planuri, că n-am plănuit nimic. Nu ți-am făcut mutația pe București, nu. Asta sunt doar niște gânduri ale mele pe care... Le mai am eu așa seara sau nu știu, știi? Lorena, mergi te rog în casa băieților, la Laurențiu, cu ce ai pregătit și trimit-o pe Cristina înapoi aici la noi. Mulțumesc. Larisa. A venit George de la tine? Da. Puțin, dar sunt mulțumită. Ce ți-a adus? Gheață? Nu, mi-a adus... Salată? Ce era? O salată pe care am scăpat-o. Dar am mâncat sandwich-ul. Chiar mi-era foame. Era o salată rece de pus pe picior. Ce ai spus mai exact? Am ținut de mai mult timp, dar nu am vrut să-l supăr cu ceva. I-am spus că îmi plăcea mai mult George ăla mai strong, care a intrat aici în casă. Și am zis că eu aș face mai mulți pași către el, doar că eu ca fată nu prea dă bine așa să... Nu? Și cumva nu aș vrea după băieții să-l ia peste picior acolo și să spună că, uite, că ea, că oricum unii spun deja că eu fac mai mulți pași către el decât el spre mine. Care unii? Păi am văzut în episodul de ieri, parcă, și Ionuț a spus, a mai spus și Patrick, că... Eu, dacă aș fi cu altcineva, aș face mai mult aici, în emisiune, așa au spus. Tu? Da, dacă aș fi cu altcineva, adică un băiat care să fie mai... Și mă deranjează asta. Dar
Dar un pic, un pic, i-ai spus asta pentru că ai văzut ce au spus băieții sau pentru că și tu simți asta? Și tu... Eu aș vrea, doar că am spus, nu mă deranjează atât de tare încât să vreau să... Dar mi-ar plăcea, într-adevăr, să fie cum... așa cum l-am cunoscut. Că asta nu-i cer să se schimbe acum, îi cer doar să fie el. Și să lase emoțiile, pentru că dacă el are emoții, și eu am. Dar dacă el ar fi puțin mai... Dar crezi că are emoții? Păi el spune că nu are, dar eu văd că are. Și de ce crezi că are emoții? Crezi că mai are emoții de emisiune sau de colegi aici? Sau păi și atunci ce are? Din cauza ta. Mă rog, datorită ție că sunt niște emoții frumoase, e ceva frumos, trebuie să ne gândim că e ceva frumos. Dar din punctul tău de vedere nu e chiar atât de frumos. Mie îmi place chestia asta, adică nu am spus că nu. Doar că cumva împiedică evoluția noastră, faptul că... Dacă el ar fi mai direct și mai așa cu mine, aș fi și eu. Adică altfel, m-ar ajuta. Așa mi-e greu să mă exprim doar eu. Nu pare că conduci tu un relat. Tocmai, eu nu vreau asta, nu vreau. Dar crezi că a înțeles? Eu așa cred și sper. Știi ce mi-e teamă la tine? Ce? Că tu, fiind așa mai schimbător... Da. Mă, ce mă spune? Îmi pare rău. Da. Ce frumos e aici? Are un cadou. Ce? Da, dar am venit eu și trebuie să pleci tu. Dar până nu ajung jos, nu te duci. Încerc să cobor foarte încet, da? Să vă mai lăsăm. Da. Hello! Ce faceți? Vrei să mă salut? Ce faci, amiga? Bine. Bună! Bună tuturor! Am ceva pentru tine, dacă vrei să știu. Pentru mine. Păi, pentru cine ceva. Mergem? Unde vrei tu? Spune. Fiind așa foarte schimbător. Fiind așa foarte schimbător, ca nu cumva, nu știu, într-un moment să ți se facă un click și nu mai vreau, pur și asta simplu. O să vezi pe parcurs, că nu mai vreau să mă repet din nou, Cristina. Dacă chiar vrei să... Și chiar mă gândesc la asta. Am promis că o luăm amândoi de la zero. Încercăm măcar să luăm amândoi de la zero, fără să ne mai gândim la tot fel de lucruri. Și o să vedem. Îmi dai și mie măcar un răgaz? Dar un răgaz? Ți-am dat. Cât nu ți-am dat? Ok, dar să-l ții acolo. Un răgaz. Și mi-a plăcut discuția asta. Serios. Trebuie să-ți aduci aminte. Deci, asta este. Nu uite, dar când o să deschizi, cred că o să-ți dai seama. A fost un moment în casă, atunci când am văzut date-ul nostru, în care ai spus că îți dorești ceva. L-am văzut date-ul? Când eram noi doi și ne uitam la date-ul nostru, ai spus, mă, ce-aș mânca și eu ceva. Trebuie să deschizi pe YouTube. Așa. Ce crezi că poate să fac? Să-mi zic pe părerea cealaltă. Ca să-ți dai seama, dar nu poate să se vadă. Pentru diabet, să știi. Fără zahăr? Da, mulțumesc. Ai două, nu știu care îți place mai mult. Ai te pup? Ce palona. Mersi frumos. Cu drag. Bucăm acum. Cum vrei. Dacă vrei, dacă nu, poți să... Îți vezi după. Și acum doar din curiozitate, care e preferata ta? Așa să văd cu ce. Sau îmi spui când o să le mănânci, gata. Bine, dacă mă. Așa, mă asigur că mănânci. Vreau și eu puțin acum. Vezi de acolo sau vezi să duc alta? O să răcesc după tine, dar indiferent. Mai dușești și acum. De liniștită. Eu nu știu dacă se prinde tine. De ce? Nu mă pot să cânt. Trandafirul de la tine s-au uscat. Știi care e faza? Că uite, tu acum primești comentarii. Cum a spus și Laurențiu. Bravo, da, da, ești băiat liniștit cu tare. Da, dar tu... Prin asta, de fapt, nu arăți lumii cum ești tu, știi? Oamenii o să te aprecieze mai tare când o să te vadă și supărat, și fericit, și râzând, și plângând, și văzând reacții de la Larisa, cumva vă cunosc oamenii așa cum se duc, da, cu adevărat. Corect. Că avem reține și astea, nu o să poți să te deschizi cu adevărat în fața lor, știi? Cristina, acasă! Bum! Aoleo, de ce? Hai, mă, îndrăgostitule! Au! De ce tot dai așa în mine? Nu mai dați, am zis. Nu-mi place, că-s fată. Și vă tine nu trebuie bătute așa, mai ales că ești micuță. Mi-ai dat insigna jos. Și... Nu, aici. Nu, că nu se stea. Te las cu puitul. Păi ce așa că mă gândi.
un pic peste tine. Gata, că mă duc, hai. Ai de grijă tine, da? Și tu. Te-ai ajutat un pic discuția cu mine rău. Da. O să vedem ce va fi pe parcurs. Bine. Hai să facem conexiune. Ia-l-o tai pe aici. Aoleu! Conexiune! Aoleu! Unde a plecat toată lumea? Conexiune! Copii! Pa! Haide! Du-te! Bună ziua! Bună ziua! Ziua. Iar te-ai asortat cu canapeaua? Da, păi, ce să fac? E material rămas de la... Ne-am despărțit cu greu. Ne pare rău. Ați despărțit? Aveam o conversație interesantă care mai putea dura încă câteva ori. Dar de ce ne-ați întrerupt? Deci, asta a fost printre puținele momente în care, efectiv, mi-a plăcut să stau la povești. Îmi cer mii de scuze. Nu știu cum de mi-am permis să fac asta. Serios, vă spun, chiar a fost interesant și... Dar nu vă simțiți așa, nu vă simțiți așa, nu știu, invidiați? Nu vă simțiți așa ciudat? Voi stați cu orele prin colțuri pe aici, prin casă și ceilalți au parte de câte 5 minute, 6? Nu, pentru că la noi trece timpul, nici nu realizăm cât de repede trece. Oh. Bun, să înțeleg că... De fapt, nu cred că să anunț eu asta sau să anunț tu. Ce anume? Ce i-ai spus și Cristinei. Cât am vorbit. Mi-ai spus mie la masă. Da, fă așa un rezumat și principalul lucru important da, din tot ce ai zis. O să-l spun eu. Da, frumos, stai frumos. M-am hotărât să, în primul rând, să nu mai fiu căpos și să stau aici în continuare. Și să lupt în continuare pentru fata asta și să, nu știu, să fac ceea ce simt și să nu mai mă iau după capul meu, așa, și să mă iau după suflet. Și stau în continuare să rezolv o situație, nu să plec cu niște întrebări și... Ce-ar fi fost dacă? O să-ți urmezi inima? Da. Vrei să lupți în continuare pentru Cristina? Da. Ești sigur? Da. Cel mai o să vedem, că el mai are stări. Dar nu mai insistați acum cu întrebările. Nu, insistați, că... insistați cât vreți. Insistați cât vreți, pentru că sunt foarte hotărât. Mai hotărât ca niciodată. Și că pleci acasă. Stai, stai. Nu, e ok, am înțeles, dar ai zis că nu o să mai arunci cu vorbe mari ca să nu... Da, nu, eu... Ce te-a făcut să iei această decizie? Ia, doamna Andreea. Am stat și m-am gândit foarte bine weekendul ăsta care a trecut acum la ce interacțiune am eu cu ea în momentele mele bune și în momentele în care nu mă gândesc la tensiunile din casă, doar atunci când suntem noi doi, și îmi venea efectiv tot timpul în cap privirea ei, zâmbetul ei, faptul cum ea a venit de fiecare dată când m-a văzut căzut la pământ, a venit tot timpul acolo și a fost lângă mine și m-a sprijinit și m-a sfătuit și a fost singurul om din partea căruia am simțit atâta empatie și... Am stat și m-am gândit că nu asta este esențialul și că nu pe asta ar fi trebuit să pun preț, că pe mine, practic, asta m-a stresat atât de tare încât eu am vrut să plec de aici. Ci ea este obiectivul principal pentru mine și, practic, să-i recâștig ei încrederea și să stau aici în continuare să lupt pentru chestia asta și să fie bine. Pentru că eu, atât timp când sunt cu ea, cum a fost acum, eu am un vibe atât de bun și mă simt atât de bine în preajma ei. Și poate aș fi plecat, nu știu, nefericit, poate aș fi plecat cu multe întrebări, nu știu, poate... Ar fi fost un poate foarte lungă în afara competiției, dacă aș fi plecat. Aș fi trăit cu acest poate sau dacă, cum ar fi fost. Băi, și dacă aș fi rămas, dacă aș fi luptat și dacă... Așa mai bine stau aici, nu mi se întâmplă nimic rău, nu-mi pică nimic în cap, nu... Drobul de sare? Știm? Drobul de sare? Da, exact. Și așa că mai bine stau aici, că nu se întâmplă nimic și... Stau alături de ea. Am înțeles asta, am discutat și eu cu el și chiar i-am spus că nu o să mai vreau așa vorbi mari și să vedem ce va fi, să trăim prezentul, pentru că niciodată nu se știe ce se întâmplă. Știi de ce te cred acum? Ce pentru anume? Că este
prima dată după mult timp, când într-adevăr pari serios. Credeți-mă, chiar sunt convins de ceea ce spun. Dar chiar ești, adică chiar erai când vorbeai cu ea. Mai grav este că ea nu te crede 100%, nu, dar... Este normal. Da. Și înțeleg perfect, doamna Andreea, e normal ca ea, Cristina, să nu mă creadă 100% și e normal ca să aibă un... acolo, o neîncredere în sufletul ei, pentru că, vă dați seama, am greșit față de ea și durează să câștige o încredere, pentru că nu o câștigi atât de ușor. Odată ce ai, ce ai făcut o rană în suflet, cuvintele se vindecă cel mai greu și eu pot să arăt asta doar în timp. Adică contează doar că simte ceva pentru mine și asta mă face să rămân aici. Faptul că ea simte în continuare lucruri pentru mine și din partea mea pentru ea, iar restul eu cred că o să vină de la sine. Da, și plus că ți-am povestit că persoana cea mai apropiată mie cumva e dezamăgită și și din cauza asta, posibil. Da. Da, o să vedem ce va fi. Adică mama ta. Da. Iar nu o să fie fericită cu această veste, nu? Acrata. Nu, ea știe de apropiile noastre, dar... Am discutat deja cu Radu despre asta. Nu aș mai vrea să intru din nou în subiect, sincer. Nu. De ce? Eu sunt așa, o fire empatică și nu-mi doresc să se simtă iarăși vinovat sau cumva rău. Pierzi cuvintele, te emoționezi? Puțin. Bine. E normal, doamna Andreea, ca și doamna Cristina, dacă mă vede să... Poate nici dânsa să nu mă mai creadă și să zică la televizor ce o vorbi o și ăsta, iar e normal. Reacția ei și a mamei, a doamnei Cristina, este una normală. Doar că eu, poate cine a fost mai apropiat față de mine, familia mea, poate și chiar și Ionuț, știe că eu chiar am suferit cumva după cele întâmplate și că chiar încerc să... Pare că Ionuț nu e așa convins. Așa este Ionuț. Doar am auzit că ați Ionuț, că nu eram atent ce a zis. Ce știi? Știu că vrea să lupte Radu și că a trecut și el pe momente grele, chiar dacă nu-l crede nimeni. Eu știu chestia asta, e și el om, să știți, chiar dacă el mai nebun că toată, e om. Și are și el suflet în el. Și a trecut prin momente grele și mă bucur foarte mult să aud asta din partea lui. Consider că am avut și eu așa, am pus și eu un număr la toată schimbarea asta lui Radu. Sper să se țină de ea și să înțeleagă că trebuie să fie la mai matur din relație. Și asta e. Doamne ajută! Mama ta ce zice, Radu? Da, Andreea, mama mea e foarte încântată și când eram în tachinările respective pe TV cu Cristina, azi da, azi nu... Când mă vedea că-s bine, făcea, ce bine ești, am văzut că ești bine în emisiune cu Cristina și pe urma a doua zi iar eram busuflat, iar mă suna, azi de ce mi-ai fost busuflat? Și tot așa. A zis, ori ți-i de ea, ori nu ții. Da, așa, pe un ton de la... Mari. Destul de ochi, da. Ori ți-i de ea, ori nu ții. Ceva de genul și ea e foarte mulțumită de Cristina și mai ales surorile, fetele, care la fel. E familia mea fericită, în primul rând, pentru fericirea mea. Iar tu simți că ești fericit lângă Cristina? Da. Păi ea este singurul lucru, ați văzut și ori de câte ori eram supărat, tensionat aici. În momentul în care Cristina venea, totul la mine se liniștea și se calma. Doamne ajută, așa să fie, să te țină Dumnezeu, da. Așa. Să sperăm. Așa, și să alungi toate gândurile negative și toate stările negative. George, da. Și ai adus Larisei bun? Un sandwich și o salată. Bine, o tentativă de salată. De ce? Păi... M-am grăbit și am pus roșii, castraveți și cam atât. Tot salată se numește. Tot salată, da. Oricum a vărsat. Mai bine că n-avea ulei, pe asta zic. Ăsta-i semn. Da. Ce ați vorbit? Despre noi. Am vorbit că ar trebui să... Eu, unul, ar trebui să fiu mai înțăpat un pic, cum s-ar spune. Mai activ. Hotărât? Mai hotărât, mai activ în relația mea cu ea, cunoașterea mea cu ea și aici, în casă, cu băieții, cu fetele. Când am intrat în casă, eram un pic mai altfel, mai energic, mai... Parcă un alt George și nu știu ce s-a întâmplat pe parcurs, dar... Dar după tine așa, ce crezi că s-a întâmplat? Unde a dispărut acel George? Asta chiar mă gândesc unde e acel George, că eu... Ăla e George care e în exteriorul casei și încerc să-l readuc în casă și ușor chiar o să-mi revin. Și îi mulțumesc lui Ionuț că mi-a dat câteva sfaturi
să... Sfătuitorul casei? Da, chiar este... Sfătuitor, martor... Băiat, tot. Ce sfaturi ți-a dat? Mi-a spus să nu... Să nu mă uit... Să profite de experiența asta. Să profite de experiență, să fac ceea ce simt, să nu ies cumva afară din casă și am regrete că nu am făcut asta. Și el te-a sfătuit din propria experiență. Da, din propria lui experiență și din greșelile pe care le-a făcut el. Da, mi-a dat și mie câteva sfaturi bune și îți mulțumesc, Cănuț. Da. Dar pe Larisa ai înțeles-o? De ce ți-a cerut aceste lucruri? Am înțeles-o. De ce ți-a cerut aceste lucruri? Pentru că, probabil, nu probabil, doar așa o pot activa un pic și pe ea, nu? Și, na, ea poate m-a cunoscut când am intrat în casă și eram alt George, și acum e alt George, ca și cum vorbesc cu o fată și... Ce ai comandat și ce ai primit. Corect, ce livrezi, ce vine acasă. Chiar, da. Da, și o înțeleg foarte, foarte bine. Ca să fiu așa... Corect. Și recunosc că problema este aici, la mine. Nu e doar la tine. Poftim? Nu zi așa, nu e doar la tine. Păi... E și la tine. Da. Dacă el este emoționat, te emoționezi și tu? Da. Dacă el este retras, te retras și tu? Păi sincer, adică... Dacă... E normal, cumva, ce zici. Nu știu cum să zic acum. Aș vrea, nu știu, să-mi dea mai mult curaj el. Pentru că eu v-am zis, aș avea mai multe... Am deseori mai multe porniri, doar că văzându-l cumva că nu mă... Of! Nu mi-aș vrea un dublă nimic rău. Dar la urma urmei sunteți două persoane diferite, puteți să aveți caractere diferite chiar dacă sunteți voi doi împreună. Și tu, Larisa, ai putea să-ți manifestezi caracterul tău real independent de ceea ce face George sau ce spune George sau cât curaj are George. Există niște sentimente între ei și cu siguranță aceste sentimente, emoții puternice ale lui, o inhibă pe ea, el fiind un punct sensibil la ea. Și o inhibă și pe ea. Adică nu poate să fie fericită și să... Cu plăcere. Asta și să zburde pe aici, dacă îl vede pe el mai retras. Se inhibă și ea. Și atunci schimbarea ar trebui să vină de la bărbat. Să fie bărbatul bărbat. În cuplu. În relație. Da. O să și înțeleg că sunteți pe drumul cel bun. Da. Eu și chiar ne-a ajutat discuția. Adică... Ce mincinos să vedeți. Suntem pe drumul cel bun. Doamne ajută! Doamne ajută! Zi mai tare, Laurențiu, că vrem și noi să știm că ce zici la ureche, îți dai seama. Ce ai zis la ureche lor, Enei? Că arată bine azi. Doar azi? Doar, exact. Credeam am scot mai mult. E mulțumit? Dacă i-a mulțumit? Ia, dacă ți-a mulțumit ție, de compliment. N-a apucat. Nu l-am crezut, dar ok, mulțumesc oricum. V-ați și asortat puțin azi, nu? Da. În ultimul timp chiar ne asortăm fără să... Destinul. Exact. Aveți și voi ceva mesaj acolo la... Instagram. La story. Găsim altă modalitate. Pe Snapchat. E, nu. Destinul. Vreți să vină ziua în care să ștergeți toate aplicațiile astea din telefon? Snapchat, TikTok, etc. Nu. Vreți? Vreți să facem... Ați văzut afară? Sunt foarte multe trenduri foarte drăguțe și foarte, foarte importante. Sunt așa ca o fiță. Vă despart. Noi doi? Da. Teoretic cu voi vorbea, în mare parte. Dar nu vă deranjați, o să mă ocup eu de asta. Și asta a fost o glumă, logic. Ați urcat tare. Bun. În care se face detox. Detox de tehnologie. Da, dar asta și se face în alte țări. Nu în alte țări? Și ce, dacă încercăm? În țări dezvoltate, doamna Andreea, nu-și chiar așa. Cum? În țări dezvoltate, nu peste. Hai, lăsați, nu-i niciun fel de problemă. Cum păi am bine, luat? Atunci ai să scoate, scoate în televizorul din priză, ai să efectul e detox. Bravo, Radu. Păi detox. O să începem cu Lenuța. Da. Lenuța intră în concediu și o să fie altcineva în locul ei. Doamne ajută. Vrei așa? Cine este lider? Hai, nu mai mergi la casă. Dă-i peruca jos Lenuței.
Se leagă praful de pe el. Nu mai este Lenuța. Să vedem cum o să vă descurcați. Poate nu, plânge. Vă rugăm, hai să facem protest. Gata. Lenuța a plecat în concediu. Lenuța, să ai un concediu plăcut. Pune vacanță frumoasă. Minunată, extraordinară. O săptămână. Nu i-ar plăcea, ți-ar plăcea? Ce? Ia, gata. Și loc pentru ciocolată a să dispară de acolo, gata. Să le iau și pe la? Da. Dar ce fericit e Laurențiu, parcă. Vedeți care Daniel. Să iau și? Nu, nu. Dar mi se pare normal. Până la urmă, bărbați maturi se vor descurca. Așa. Bun. Și vreau să vă propun așa. Mai puțină tehnologie. Ce ziceți? Abia ce să nu mi se pare o idee bună. Abia aștept să intru pe Instagram. Să nu renunțați la periuța electrică de dinți. Cu cine vorbești pe Instagram? Eu? Radu. V-ați mai certat odată de la niște... cum se numesc? Notițe. De la notițe. De la niște notițe. Da. Deci... de la ambreiajul de la mașină. Deja deci că v-am dat cu Instagramul, vă rog frumos. Dar ați văzut reacția mea matură că am tăcut. Robert și Mihaela de la TikTok, de la live-uri. Deci, vedeți? Este... Robert nu s-a supărat. E normal. Pentru că Robert a făcut... fapt, da, da, vedem cine râde la urmă. Dacă nu, scuze. Totu, bine. Tocmai de aceea eu vă propun o săptămână fără nimic. Vreți? Am alcool pe TikTok. Chiar nu mi-aș dori. Vreți? Nu. Da. Nu. Da, da, da. Nu, no, nu, no, nu. No. Fără TikTok, nici Snap. Când. Eu vreau. Chat eu și alte... Snap. Dar de ce nu vrei? Ce bine. Păi după aia să fiu eu criticat vreau, de tine sau cea? Că după aia nu pun story cu tine sau nu, nu, nu. Păi nu pun nici eu. Sau nu ne asortăm sau Doamne ferește, Doamne ferește. Ce faci toată ziua? Ei, nu-mi place. Ce-i cu înțepăturile astea? Ce aveți? Eu vreau... În afară de 20 de zile de cuplu. Nu știe el. N-ai nimerit data, Robert. Aici. Da, Andrei, așa e când ești bine dispus, aici. Iubești, ești iubit... Trec zilele rapid, n-am ce să zic. Iubești? Îndrăgesc. Crezi eu că spun, ești iubit? Eu spun îndrăgit. Eu spun te iubesc, cuvântul te iubesc pentru mine e foarte important și momentul când îl zic este cu... E ca și cum vrei să fii viitoarea mea soție, cam așa ceva. Oh. Nu dar tu este... nici măcar n-ai spus că ești îndrăgostit, adică spun, prea mult cerem spun, de la tine. Nu, sunt îndrăgit înseamnă îndrăgostit, piado. A, deci ești îndrăgostit? Da. Mena. Progres. Ceea ce vreau să spun că nu spun te iubesc ca alte persoane, te iubesc, te iubesc, te iubesc și de unde, e fake totul, nu. Eu când zic te iubesc, te iubesc, te iubesc. Toate sensurile. Exact. Să ajungi să spui te iubesc aici, în casa iubirii? Ce anume? Crezi că o să ajungi să spui te iubesc aici, în casa iubirii? Cu siguranță. În finală. Cine a zis asta? A zis doamne cineva în finală. Patricia, Patricia, te mâncă limba? Te-a deranjat pe Radu. Te-a deranjat. Te mâncă limba? Da. Aș vrea să facem literii. I-a luat apărarea, dar... Da. Adem... Cristina? Da. O să o ajut eu. Cum să nu, Alexandru? Dacă îmi doreți să mă ajuți. Ai păr la... Radu s-a schimbat la față. Uite de abdomenii, Irina. Harry, ai grijă, Harry, la Cristina. Harry! Opa, opa! Clio! Harry, lasă fata în pace. Simți nevoia să faci ceva, Radu? Să fac și eu ceva. Ce anume? Simți nevoia să faci ceva? Ce să fac? Să mă pun în mâini. Nu, ajută și-l cutiile. Păi da. Încăpățânată nevastă poți să ai. Oh. Gentleman. Stai că încă nu sunt nevastă. Viitoare iubită. Încă ai zis. Bravo, Alex, ești un adevărat gentleman. Mulțumesc, Alex. Cu drag. Cu drag. Mulțumim. Fosta viitoare. Cu? Am zis că e fosta viitoare, iubită. Nu fosta viitoare. Da, te audă Dumnezeu, Mihaela. O zici corect, Mihaela. Dar ce am zis? Ce-am zis greșit? Asta am zis. Te audă Dumnezeu, mi-am făcut și cruce. Ia uite. Robert. Mulțumesc. Te pup. Și eu. Vezi inimioara, da? Da, da, da. George. Tot cu inimioară. Văd, văd. E o ștampila cu o doua, Andreea. Când pui, scrii numele și pui ștampila. Păi nu-i vot. Nu mai imita.
Da, văd cu ștampilă, bam. Radu. Fără inimă. Stai, așa? Cred că nu-i de la Cristina. A rămas fără cerneală ștampila. De la Cristina? Cred că. Da? Da, a rămas fără cerneală. Radu. Mamă. Mulțumesc. Cine? Și cu semnul exclamării. Lasă că știu. O persoană hotărâtă. Irina. Bianca. Irina. A doua oară, Radu. A doua oară. Bravo, Irina. Pa, Irina, ești super. Mulțumim, Irina. Laurențiu. Cine? Nu e de la Bianca, sigur. Ce-ai cerut? Ce-ai cerut data trecută? Inima. Ai o inimă. Să-l păstrez. Da? Da, puneți-l deoparte, mă rog. Îl aduc eu. Dar are nevoie. Peste corpul meu. Laurențiu. Mamă, dacă e zără, știi, deși nici nu l-ați jos, e signa. Asta-i tot al tău, Bianca. Toate să ne mene. De la Bianca. Si. L-ai votat iar? Da, ultimul, gata. Ultimul vot. Ionuț. Patri. Patricia, lasă-mă în pace. Fetelor, sper că ați observat că mi-am făcut treaba bine. Inimioară. Nu ești încă lider. Mulțumesc. Inimioară cu ochișori sau o față șocată. Mă ales, mă ales. O față șocată. O față cu pupic. Se plictisește. Dar n-am știut să desenez. O față șocată. Mirată. E mirată. Oh, oh. Acum a rămas ea pe materialul ăla. Ah, da. Da. Te rog, încearcă să imiți fața asta șocată. Mirată. O și pe aia. Normal, așa trebuia să fie. Dar n-a ieșit. N-a ieșit. L-a refăcut odată că am făcut un semn și părea altceva. Bun, revotare între Radu. Vreau doar să zic că mi-am făcut treaba foarte bine. Și pe mine, am dat pedepse pentru el. L-am pus la respect pe concurentul din stânga, dreapta. Dar gata, ți-a trecut tura, ajungă-ți. Am niște pedepse pentru Laurențiu săptămâna care vine. Da, dacă nu greșesc, da, asta nu vine. Vedem, vedem. Doamna Andreea o să zică dacă greșești sau nu. Eu o să iau tot în evidență și dânsa o să zică. Mihaela. Laurențiu. Ce? Irina. Radu. Cristina. Radu. Larisa. Laurențiu. Gata. Bianca. Mențin, Laurențiu. Patricia. Laurențiu. Na, păi Lorena. Radu. Laurențiu. Cum ar fi să zici Radu? Felicitări, Laurențiu. Felicitări. Vă mulțumesc. Vă apreciez. Să știi că e pe cocoașul asta. Putem începe de azi cu pedepsele. Evident. Că mi-e așa foame. Ce pedepsă? Că n-am mai făcut nimic astăzi. S-a strâmbat la fete. S-a strâmbat. Hai, hai să nu exagerăm. Păi da, acum exagerați. Abuză doamna Andreea. Vă rog să nu abuzeze acum de puterea lui. Nu abuzează. Așa. Acum, din orice lucru mic, să facă țânțar aici. Invers. Să nu fim paranoici. Armăsar. Sculiță. Da, să facă armăsar. De ce zâmbiți? Irina. Mulțumesc. Cu plăcere. Drag. Hai, dă-i un pic, fata. Îți bate obrazul că e supărat, îți cere... Bravo, Harry. Ai votat după Irina și pe Radu. Cristina. Și un pupic. Un pupic, cred. Mulțumesc. Plăcere. Mulțumesc, Rale. La gardul. Plăcere. Imită fața asta de aici. Așa știm? Imită fățuca asta de aici. Dar nu-i fățucă, că e... Pupic. Dacă întoarce, ți-i mai spale. Cuipă. Așa pare, da. Cam așa gen. Seamănă? Unul la unul. Dar nu răsare. Deschide ochii, că pentru tine stau aici așa. E. Cam așa ceva apare, doamna Andreea. Așa? Nu, invers, cu buzele în jos, supărat. În jos. Așa, 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 așa. Și strâmbă un pic nasul. Ce ele, mă. Seamănă. Mamă, ce fama mie nu mai plăcut. Păi să ai diu. În fine, intenția era de un pupic pentru Cristina, da. Era. Nu l-a mai primit. Nu l-a mai primit înapoi. Irina. Cu plăcere. Acum să nu pui următoarea gală, că dă de bănuit. Mulțumesc, Ionuț. Cu drag.
Cristina Danilă, cu cine vorbesc? Ce vrei? E să nu pui pupic în următoarea gală. Lorena, cu inimioară. De ce mi-l arătați mie? Cetează. S-a pus acolo, am făcut un tinderet. Cetează. Doar nu știu, am făcut o crampă. Nu știu, am o crampă. Da. Nu știu ce am de la, nu știu, mâna stângă. Și cine m-a votat? Mâna stângă sus. Cum cine? Da, la... Nu știu. Uite, uite, tu. Eu nu ți-am votat. Ok, o să-l păstrez și eu. Da? Eu chiar mă întreb dacă concurenții care spun că le păstrează, chiar le păstrează. Da, eu nu. Nu, e adevărat. Eu azi în vestiar toate. Eu astăzi am făcut curat în vestiar și... Le aveam pe toate. Și eu l-am păstrat pe mă. Când am intrat în vestiar. Nu mai e de la mine nici. Larisa! Aruncă. Mulțumesc! Nu-l pun la ce-aș păstrat. E al meu? Nu-i al meu. Nu-i? Este al tău? Cum nu? Eu am cu inimă. Da, vezi că are inimioară. Are inimioară, e al meu. Ah, m-am speriat. Nu se vede, doamna Andreea, pe bună se vede. E prea mică. Aveți curaj. Ce e, furnică? A, iarba mea, iarba mea albă, dar la altă ieri. Bianca. Subliniat. Cu drag. Așa. Mulțumesc mult. E rândul tău. E rândul tău. Nici am deja propus rând cu tine. Claudiu. Eu. Da, da, Claudiu. Ce-a propus rândul? Vrei să știi cum ai primit acest vot? Nu. Cum? Îți citesc. Da. O aleg pe Bianca deoarece o consider un lider și o persoană puternică și asertivă. Ce înseamnă asta? Nu știi ce înseamnă cuvântul la ultimul. Ei, hai, lasă, Radu. Da, știu, dacă nu mai să te bucuri pentru mine și să taci acolo, Grinciule. Știi ce înseamnă? Asertiv? Asertivă? Da, imparțială, cică. E sucul la concentrat. Nu, gen impunător. Cine i-a dat răspunsul? Bună. Cine? Foarte bună la suflet. Cine i-a dat răspunsul? Grinch. Eu. Și de unde știai? Dar ce credeți, că eu n-am studii? Hai zi! Am mai auzit și eu cuvântul ăsta, vă dați seama. Spune multă lume că s-a septic. Da, dar Bianca nu știe bine limba română. Repede tu! Asta este. Iartă-mă, Bianca. Mihaela. Mulțumesc. Și eu vreau să-l păstrez, tu e inimioare. Jackpot. Crescendo, așa. Spre ce crezi că merge? Spre uși. Dar voi mai mică că ne prea nori. Serios? Glumă proastă. Felicitări, Irina! Ești bine scumulere aici. Acum am fost să te pe Irina o ajut să ducă cutiile în grădină. Le duc eu pe amândouă. Da? Da. Ei, nu pot să cred. S-a prins că cred. Ce mi-e? Le-ai pe amândouă? Da. Super. Mulțumesc, Alexa. Mulțumesc, că ai făcut 10 abdomeni. Bate din palme, Alex. Cu 10 abdomeni ai forță. Da. Radu. Să mânca legumele. În gala din această săptămână vei avea dublă imunitate. Dublă? Wow. Trupă. Dublă. Gen, primești o strică de suc după ce de la Ionuț. De la Ionuț. Și cu rulețe. Și o plimbare cu o mașină de epocă. Nu mai o am. Claudiu. Ascult, da, doamnă. Să punem cu rulețe în pom. Cum ți se pare interacțiunea cu Bianca? Mai interesantă pe zi ce trece? Mi se pare mult mai complexă pe zi ce trece și observ mai multe chestii despre ea, care chiar mă intrigă destul de mult. Te rog, continuă. Să repet ultima parte? Da. Am spus că observ mult mai complex interacțiunea mea cu ea și mă intrigă din ce în ce mai mult. Ce te intrigă mai exact? Complexitatea ei are un mod aparte de a fi sincer, adică chiar n-am mai întâlnit așa ceva și chiar mi se pare ceva cu totul nou pentru mine. O specimen nou. Eu mă simt super analizată. Altceva. Unică. Ia să dau condiție. Și să cauți nu mai găsești așa ceva. Dar... Bianca, ție cum ți se pare, Claudiu? În afară că te simți analizată. Da, mă simt analizată, dar în sensul bun. Adică nu cred că îmi caută vreun defect. Din contra, îmi sublinează calitățile și asta îmi place. Nu sunt mulți băieți acolo care mă apreciază așa cum sunt. Deci... Nu trec momentul.
Dar tu, Bianca, la mine ce observi? Zis tu, poftim? Tu la mine ce observi? Părul? La fără de păr. A, te-ai dus când gândul la Adrian repede. Lasă-l pe Adrian, altceva. Radu, dar nu-ți pare că intervii cam mult, noi fiind prieteni? Adică și cu asta nu te scoți. Gata, gata, tac, vorbit, a fost o glumă. Observ că ești interesat, că mă analizezi personal de tine. Nu am cunoscut încă multe lucruri. Dar eu sper să fii, probabil. Eu sper să fii persoana pe care eu mi-o doresc. Rămâne de văzut ulterior. Cuvinte mare asta, Bianca. Păi, eu sper, eu îmi doresc un bărbat puternic, impunător. Vreau să văd cum te impui acolo la băieți. Poate vine mâine și ne bate pe aici. În cușca lor. Asta e proba mea, să înțeleg, să mă impun între băieți. Vreau asta să văd, asta mi-a lipsit, sincer. Aici în casă am mai avut relații. Aici în casă am mai avut relații, dar de obicei, nu știu, persoanele noi care vin aici se lasă influențate de alte păreri, opinii. Și... Serios. Nu mereu în bine, știi? Am înțeles. Tu vrei pe cineva care e strict, stabil pe propria decizie, să nu se lase influențat de alții din jurul său. Da, și protector. Foarte protector, probabil. Și care se cânte la chitară. E așa un fel de alfa acolo în casa băieților. Da. Dar el îl consideră pe, sau îl considera pe Laurențiu, așa. Cu siguranță l-a cunoscut și nu mai este de aceeași părere. Da, nu mă mai bag în conflicte, că... Întrebare? E o afirmație. Nu răspunde. Ești de acord? Nu vreau să te pun în situația asta. Și dacă ar fi o întrebare? Consider că nu trebuie acum să ne punem pe un piedestal. Dacă suntem echivalenți unul cu celălalt, este o relație mult mai bună. Oricum, un alfa nu zice niciodată despre el că e. Exact. De cine se numește alfa, nu, cum era vorba, cine se numește rege, nu este un rege de adevărat. Cum la mai ales că alfa înseamnă multe, na. Exact. Că ține de mai multe caracteristici, nu doar de forță brută sau de altceva. Sunt mai multe puncte de atins pentru a fi un adevărat alfa într-o haită. Dar cu Laurențiu chiar am o relație foarte bună de amiciți în momentul. A zis haită. Ideea e că a intrat în haită. Aaa, ne înțelegeam. Da. A crezut că ai cerut pe Larisa George. Trimitere asta de către lupii din natură. Alfa-ul este mult mai predominant între lupi. Când vorbim de lei, este alt tip de ierarhie. Nu. Am înțeles, la ce mă... El a vorbit acum, era pe National Geographic. Exact. Am înțeles exact ce zici tu. Doar că Larisa a avut o reacție... Când am auzit de haită. El a intrat în haită, parcă, nu? Da, e semnat. Onorabil. Serios? Da. I ți-a făcut... Pare rău, am făcut ritual tot. George nu. Da, cu tacurile de la biliard, l-au pus în genunchi acolo să zică. Pe cine? Pe Claudiu. A semnat contractul, noi avem contractul. Unde e, bă, contractul? Dar a fost sânge a semnat. Diferit. Contractul? A fost fără covor. Ceva istoric. Ați introdus covorul în acest ritual? Nu suntem originali, noi suntem originali. Te-ai luat la mișto? Te sprijin de mine, gen. Cum? Te-ai simțit vreo secundă luat la mișto de băieți? Dar de ce vrei să-l pui împotriva noastră? Nu am de ce să consider la mișto. A fost o contracțiune între băieți. Am văzut o întrebare. Ideea e că avem de la el. Adică? Care parte? Asta cu pus în genunchi. Da. Eu am intrat în rolul ăsta, drăguț. Pur și simplu a fost un fel de actorie din moment. Nu a fost nimic în derâdere. Te pricep la actorie. Te pricep la actorie. Sincer, nu pot spune că sunt un actor foarte versatil, dar mă descurc la abordat anumite tipuri de rol. Deci ai intrat în haită sub acoperire. Sub acoperire. Totuși ești tu acolo undeva. O intrat oaie cu costum de lup. Eu cu vorbesc cu Măi, dar nu vă opriți. Ce aveți? E nu, că ne-a intrigat puțin când a spus Bianca că a intrat sub acoperire. Scuze. Suntem puțin intrigați la asta și ne dăm cu părerea. Realitate. O să mă dau și eu cu părerea. Doamnelor și domnilor. Alexandru, îți poți lua la revedere de la Irina și să mergi la tine acasă. Lorena de la Laurențiu și hai acasă. Dar nici n-am apucat să vorbesc. Lorena. Ce cu la revedere asta? Cum? Bine zis. Dar cum vă ocupați? La ceafă? Nu știu. Ne-am cuprins. Da, nu suntem prieteni. Bă, dar pare că obligi un pic. Așa să începem. Pa, ciao. Ciao, voi. Pa, la revedere. Haide să stau pe. Stau pe pupă. Dar și tu ce simți? Nu ce? Păi, bravo. Ați atins obrazul, nu v-ați pupat. Ai pupat urechile. Da, mai bine cu ceapa. E un început. Pe asta serios. De asta pe post. Dar mi se pare mie sau te ferești de Alex? Ce faci? Irina.
Cred că ți se pare, Ionuț. A, da? Vezi tu, ai vedere. Alex la un știe, la pentru mine el este doar un prieten. Nu mai începi acum cu brâligăturile, că i-a făcut pa, eu m-am uitat la ea. Nimic mai mult. I-a zis pa, la băiat, a bătut palma și atât. Au, iar, iertați. Ca la wrestling. I-a zis pa. Tu ai pupat-o pe Cristina când v-ați despărțit? Poftim? Ai pupat-o pe Cristina când v-ați despărțit? Nu, logic. A lovit-o. Și atunci? A pupat-o normal. A, da? Păi, dar bineînțeles. Au fost zile și când nu. Păi, da, nu. Bineînțeles, sunt zile și zile. Gata, păi, bine, ce vrei, să fii semene toate între ele? Mare grijă cum vă comportați cu noul coleg al Lenuței, da? Mare, păi, mare grijă. Nelu? Nelu. Alu Nelu. În altă ordine de idei, am început săptămâna bine. Sper să funcționeze la fel lucrurile până la sfârșitul acestei săptămâni. Să fie totul bine și frumos. Mihaela zâmbește, așa. Păi nu zâmbește că astăzi nu ne-am văzut de aia și eu la fel sunt trist. Da. Nu, e bai, vă e adevărat, tu zâmbeai. Și de aceea i-am zis să zâmbească și ei. S-a părut. Am făcut așa, am crezut că poate primim mâine un day și am zis. M-a rupt. Deci n-aveți așteptări. Eu mă așteptam, da. Și la fel. Astăzi, să primiți date astăzi? Da. De luni? Da. De luni? Începem săptămâna bine, dacă începem bine, dacă nu... Poate fi o idee. Ca în ziua de luni să se hotărească cine merge la date. Da, trebuie să pice noapte. Dar a trecut. Vedem, dumneavoastră. Vedem mâine sau săptămâna viitoare. Dar eu zic că în această săptămână cineva o să meargă la un date. Noi. La unde? Lăsați-i și pe ceilalți să se apropie, să se cunoască. Hai, lăsăm, da. Se cupleze, să... Ei merg în locul lor, noi mergem în locul lor. Acum te-ai prins. Bun, Doamne ajută să fiți bine, să avem o săptămână minunată. Ne vedem mâine de la 10 și apoi de la 4 și jumătate. La revedere, zi frumoasă! Fiți cu minți! Așa, opa! Oh! Este a fost ideea lui? Da. El e foarte creativ. Nici ți-a fost ideea. Cristina, unde zic eu? Cristina. Da. Vreau să ai o zi minunată și să știi că am ținut minte foarte bine o chestie, că îți plac foarte mult florile și bijuteriile și știu că atunci când primești flori, automat instant zâmbești și chiar asta am vrut să fac, să-ți aduc zâmbet pe buze. Și să ai așa o zi. Wow. Minunată. I'm wiping on the dust of the bottle that we never drank. The girl we used to talk is not my girlfriend, but she looks like a model. Corrado a ieșit cu el în oraș și a zis să se îndrepte spre tine, că tu meriți un băiat așa bun ca el, că el are de gând să plece. Și a venit aici cu buchetul de flori pentru că l-a îndrumat să se îndrepte spre tine și după aia a venit să nu vă stai așa că stai un pic. Ca să fie motivul vostru de împăcare. Nu e exact că toată Alexandru, adevărat asta? Păi stai că nu înțeleg, frate. Alexandru, tu mi-ai adus florile pentru că nu le-am menționat, ok? Cristina, Cristina, vorbesc cu tine, lasă-l. A fost emisiunea pe TV, repet, eram cu Robert în cameră, urmăream cu Robert. Păi zice mie că eu și Mihaela suntem fake, vai viața ta. Cine a spus? Hoți să strigă hoți, de la radio. A. Dar iar de când a început? Păi de când mai fake de numai în mine? N-aveți ce să vorbim. Eu l-am rugat de multe ori să termine cu comportamentul ăsta, pentru că îmi face și mie rău. Da. Nu te înțeleg, nu? Îl văd pur și simplu un om pasional. Mihaela. De ce plângi? De ce plângi? Din cauza ta! Mai întreb!